Bună! Bună! Și bine ai venit la podcast! Bine v-am găsit! Moșule, ce tânăr ești! E prima oară când vii la mine. Nu te mai las să pleci, noapte întreagă alături de tine. În sfârșit am venit și eu la podcastul lui Horia. Dragii mei, fiți foarte atenți! Andreea Bălan astăzi este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Nu mai e cea de la Andrei. Este o femeie care iubește. O femeie care dorește. Hei, hei, alo, ce faci acolo? Ce, exersez? Exersezi? Da. Cum te cheamă tine? Radu. Tu ești Radu, cel mai celebru tobar din Academie? Eu sunt. Ai, lasă. Ia zi-mi, câți ani ai tu? Am 15 ani. La 15 ani? Tu ai 15 ani? Am 15 ani. Îți dădeam cel puțin 22. Fii atent aici. Aș vrea să te întreb o chestie. Uite, uite, îți iau primul interviu din viața ta artistică dacă îmi demonstrez că știi să bați la baterie. Ești pregătit? Așa facem. Ia să vedem. Oare ce e, cum e, ce frumos, cu note muzicale, cu instrumente, sala de repetiții. Normal că trebuie să repetăm în viață, că să performăm. Da. Pian, frumos. Yeah! Get up! Get up! Come on, man! Say it! Hey! Ba 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 ba. I feel loving, ba da ba ba. Let's say it, woo woo woo. Say ba da ba. Hey, man, 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 man. El e Radu, bă, e Radu, bă, vină încoa la interviu, bă, e Radu, bă. Pe unde, pe aici? Nu, de aici drăguță și eu te filmez. Cred că avem o vedetă printre noi, hai salutări. Bine ți-am găsit, hai stai jos acolo. Mama mia. Opa, portă. Iartă-mă. Radule, mamă, când ai învățat tu, când ai avut timp să înveți să bați așa bine? Ultimii 5 ani am avut mult timp, după școală am avut mult timp liber. Și că școala mea durează doar 2 ore dimineața, așa atât, restul... Băi, cum ai reușit? În primul fiat, deci, vreau să te întreb o chestie importantă. De unde te-ai inspirat tu să bați așa bine? Am auzit pe unul, îl cheamă Yusef Days. Așa? E foarte pe jazz contemporan. Așa? Așa m-am axat și eu pe jazz contemporan. Și am văzut cum cânta el, m-am gândit... Băi, ești șmecherou. Ești șmecherou, din toate chestiile, da. Banal, dar era motivație pentru mine să încep să cânt. De câți ani faci tu tobă la Academie? La Academie 3 ani am sigur. 3 ani? Da. Bravo. Și spune-mi cum merge școala. Foarte bine. Aproape 10 pe linie. Suntem... Aproape 10 pe linie? Înseamnă că e un 9.75 pe undeva. Cap acolo. Cu cine vii astăzi aici? Cu tăcă-mi acolo. Tăcă-tu e un fel de bodyguard, cu alte cuvinte. Da. Spune-mi, data viitoare când intri în concerte, mm-hmm. data viitoare peste un an, 2-3, nu mai târziu, când o să intri în concerte, tot tăcă-tu o să te păzească de fane? Mai vedem. Adică o să vedeți dacă... E gratis. Asta e gratis, contează. Da? Bravo, te felicit. Nu e un drum ușor.
mai ales dacă vrei să te duci către jazz contemporan. Îmi place foarte tare cum bați. Sper să fim odată pe aceeași scenă amândoi. Până una alta, ai fost pe scena podcastului nostru. Baftă multă! Și un mesaj pentru fanele tale. Uită-te în cameră, ia spune fetelor. Vă aștept. A fost pentru voi Raul, aplauze! Hai, du-te, dispar, treci la școală imediat 10 pe linie. Pa, ciao! Mergem mai departe, dragii mei, Andreea Bălan vine în câteva minute, stați acolo. Păi nu bem alcool, că nu bem în general, dar și conducem azi. Vreau un ceai verde, că silueta subțire se ține cu ceaiul verde. Ok. Și cafea sau... Nu, cafeaua nu este bună, atenție. Nu, dăm tare ăsta. Ăsta e. Hai după mine. O să te plimb un pic prin Academie. Ce drăguț! Poveste de toamnă despre tine și ea. Tu n-ai crezut când îți spunea voi pleca. Perfect! Asta-i tapet, așa? Ce frumos! Foarte frumos tapetul ăsta! Am plecat la mare, v-a trecut o lor în buzunar. Am uitat de dese, promptigile și orar. Am urcat și coborăm? Da! Te-am plimbat un pic prin labirintul nostru. Iubi, hai! 1, 2, 3 și iubi, iubi, hai, iubi, iubi, hai să ne iubim. Dar să-i strângem în brațe, iubi. Perfect. Da, știu. Bine, hai să vedem. Ăsta răspuns corect, sincer. Nu? După 3 ani de zile, da. Cineva a avut curajul să mă ia de mână? Bă, haide! Băiatule, haide! Dar eu așa fac în general cu viața. Iartă-mă, dar am notificat acest lucru. Singurul care mă conduce e Petrișor, în rest eu conduc. Să intre Petrișor! Nu! Așa. Da, deci bine, te-am găsit. Ce faci? Ce te uite? Îți place de prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez, da. Sincer. De când ne cunoaștem noi? De la pe vremea Andrei și țin minte emisiunea aceea în mall unde am venit în formula Andrei și tu o prezentai și erai tânăr și să nu mai intre Petrișor, să pleci acasă Petrișor. Așa. Și noi eram puștoaice mici și erau aglomerații acolo și veniseră foarte mulți oameni. Așa. Și nu mai știu. Asta e de la tânăr și neliniștit. Erai tânăr și neliniștit atunci, da. Între timp ești la fel de neliniștit, dar avansăm în vârstă, știi cum e? Că... Vreau să spun că s-ar putea să existe posibilitatea să ne fi cunoscut puțin mai devreme. Dar știi că tu nu ești cu mult mai mare ca mine, ca vârstă. Doar că eu stau în formol, tu nu. Nu, gata, eu știam ce... Deci, așa. Eu aici am portretul tău, da. Cum să spun, portretul tău... Ăla din Google. Da. Nu ăla real. Ce știi scrie Google-ul așa? De 3 ani încoace am dat și am luat motamo atâtea informații greșite, da, cât am zis că rescriu Wikipedia. Corect, da.
Dar așa, în legătură cu tine, există niște lucruri de-a lungul ultimilor aproape 30 de ani. 100 de ani, da. Așa, da, știu. Că suntem de 100 de ani pe aici amândoi. Da, nu, da, dinosauri. Și mi se întâmplă, mi se întâmplă des dinosauri. Se zic că, da, ești prea veche. Ok. Deși eu cred că ne-am văzut puțin mai devreme, știi unde? Da. Cred că... Dar probabil că ai uitat, pentru că și pentru mine multe s-au estompat, da, atunci ca amintiri. La Tip Top Mini Top. Prima oară. Dar eu n-am fost niciodată la Tip Top Mini Top. Am fost la Ferițive de Măgăruș, am fost la Badaba, nu. Ai fost la Tip Top Mini Top. Duminica în familie, duminica, nu știu cum, la TVR. Dar la Mihai Lărădulescu. Da. Dar la Tip Top Mini Top nu știu că am fost la TVR. Poate eram în trecere pe acolo, prin TVR, când ne întâlneam pe culoar. Că erau singurile emisiuni de copii și veneam. Da, 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 da. Toți acolo. Da, nu, la început, știi, adulții, adulții, cei care văzuseră, te văzuseră prima dată, uite-mă, așa se îmbracă și tinerile din ziua de astăzi, dar de fapt atunci era, ăla era trendul, nu că era trendul, ăla era lucru pe care tu l-aduceai ca noutate, da. Și există fiecare dată... Dar tot timpul, dată, fiecare generație aduce, exact, ceva. Exact, și de fiecare dată generația... Comentează! Bă, dar uite-o pe asta, sau uite-l pe ăsta. Și eu acum comentez, măi, dar ce se îmbracă fitele astea șleampăte așa, măi, cu training-uri din alea lari. Și eu comentez acum despre da, 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 da. Adică toți comentăm, știi? Da, exact, da. De fiecare dată, țin minte când mai multe, bine, și Beatles-ul și AC/DC-ul, țin minte că evangheliști din America veneau și ziceau să nu ascultați AC/DC, că intră în camera voastră și necuratul e acolo, da. Și... Deci, incredibil, cu muzica asta și cu trend și cu scena asta câte s-au întâmplat. Da. Deci... ești frumoasă, ești bine... Mulțumesc, proporționată. Băi, nu a strâns mâna niciodată. Când, Andreea, când îți strânge mâna, nu te joacă. Nu se joacă. Andreea, o servește pe Andreea. Ceai verde, că m-a întrebat ce vreau să vreau. Da, și silueta se ține cu ceai verde. Ceai verde. Și când depășești 35 de ani, trebuie să nu mai mănânci. Că dacă mănânci... Dacă mănânci, nu mai... Și acum, deci... întrebare care stă pe buzele tuturor. Da. Andreea, de când ai mai mâncat? De ieri. De ieri n-am mâncat și beau ceai negru și ceai verde și așa trăiesc eu, că metabolismul se schimbă și tu bine știi, așa, deci... E, la mine metabolismul s-a schimbat total. Nu mai am chef de mâncare. De mâine. De mâine nu mai am chef de mâncare. Da, ce-mi place că... Și tu și eu, amândoi ne-am păstrat energia asta. Adică e foarte important, cât înaintezi în vârstă, să-ți păstrezi copilul interior exuberant și să treci, treci prin viață cu veselia acelui copil. Și asta, așa ești tu. De-aia ai și energia asta să faci lucruri în continuare și de-aia rezistăm în timp. E foarte important. E foarte adevărat. Și tu ți-ai păstrat energia asta și copilul, deși viața n-a fost blândă cu tine. Ăsta e lucru și cel mai important. Exact. Pentru că noi, asta este legea acestui mers în timp. Dom'le, te lovești, mergi cu 100 km la oră. Da, da. Și la un dat vine un fluture, vine o vrabie, mai visură, sare un câine, mai te lovești o mașină și după aceea încetinești. Da. Nu, să fiu... Nu, nu, du-te înainte. Du-te înainte. Da. N-am sărit peste 130, da? Ca să se menționeze pe autostradă. Sper să nu intru în conflict cu alții. Și tu ești așa, ești cum să zic, ca un soare în industria muzicală, cu veselia ta, știi? Da. Să știi că m-am uitat foarte mult la spectacolele tale. Da. Și l-am zis copiilor acum 20 de ani, uitați-vă ce face Andreea. Vă rog foarte mult, dacă suntem împreună în orchestra asta, vreau să dansați. Și am început să zic că fiecare acum... Nu cred că am fost inspirație pentru tine, deși... Fiecare acum, Cristi are un dans... Își pune chitara pe burtă și face... E spectaculos. Și nu contează cum dansezi, copilul din tine, da. Important este că ai început să dansezi. Da, și energia. Și ce exprime. Adică poți să nu fii tehnic bun, dar dacă ai o super energie și ești vesel și îți dansezi și cu fața, extraordinar. Pentru că s-ar putea la un dat unul din public să spună, băi, ce mișto e ăla, și să râde de tine și să-l bine dispui, chiar dacă nu faci tehnica anumite lucruri bune. Da, nu contează prea mult. Adică contează tehnica la competiții, dar noi nu suntem în competiții, noi facem entertainment. Și mi-e place să spun despre mine că sunt un entertainer, ca și tine. Da, am și acest, dacă tot vorbim de concerte, da. Am avut curajul în sfârșit să fac un Dita Mai concertul la Sala Palatului. Uite, l-am și aici. Ce chestie? În acest an, pe 16 octombrie, și se numește Povestea Sufletului Meu, și într-adevăr va fi viața mea spusă prin muzică, dansuri și costumați. Story of my soul. Da, ai avut și tu, nu? Nu, eu n-am. My way out. Zim.
M-am puteți ajuta să o convingem pe Andreea că știu totul despre ea? Te rog. Mulțumesc. Da, te uiți la mine. Te rog, ia. Adică pune mâna pe... Dăm acordul acela de început. Este din filmele franțuzești de pe vremuri. Părăzbii, tu ce ai? Îți atrag atenția că te-ai născut pe 23 iunie 1984. A zis anul, vai. Așa zic. Prima gafă, a zis anul. Bun! Așa, acum lumea calculează că... La Ploiești, așa. Așadar în iunie anul acesta vei împlini fix 20 de ani. Da! E bine, yes! Iată, ori doi. Sergiu, atenție! În fiecare dimineață, invitata noastră bea ceai negru cu lapte. Da. Nu își începe ziua fără această rutină. Apoi machiajul în sine, care durează 15 minute, după care pleacă la treburi, iar seara face baie cu... spumă. Da. Fiecare zi fac băiță. Credeți că spun vreun tip? Așa. Nu. Acum fac baie, face baie cu... spumă. Victor. Asta a fost poanta mea. Vreau să devin stand-upper și fac totul în așa. O să ai succes. Și că bine ați venit, doamne, mă fărie, bănișul stea, intru. Bună, Andreea, e singură. Bună, Andreea, mă bucur că ne gură. După declarațiile ei s-a apucat de canto la 28 de ani, iar da, dacă există cărcotași printre noi, invitata mea a zis așa, citez: în viață nu câștigă cea mai talentată persoană, ci cea mai determinată. A, tu urmăreai, ce zic? Unul dintre oamenii de știință cu care ar fi plăcut să poartă conversație este Albert Einstein. Aș vrea o dudubaps. Perfect. Îi plac citatele din psihologie care te ajută să-ți găsești puterea în momentele grele. Iată unul: cu cât încerci să pară mai perfect, cu atât golul din interior se adâncește. Da. Oh, da. Oh. A început să cânte la vârsta de 10 ani. A urmat cursurile liceului Ion Luca Caragiale din Ploiești. Perseverentă cum ea, a terminat cursurile de specializare în jurnalism și filozofie din cadrul Universității Spiru Haret din București, dorind să aibă și o carieră în televiziune în viitor. Pe vremea așa se spunea. Da. Citez: consider că m-am născut pentru a face spectacol. Eu îmi doresc să fiu mai mult decât o simplă cântăreață. Eu vreau să fiu un om al spectacolului. Să ofer publicului, în afară de piesele mele, un adevărat musical. Show-uri de dans cu zeci de costume, cu coreografii frumoase. Sunt un entertainer. Da. Astăzi, la lucruri simple, cea care are acasă peste 200 de perechi de pantofi. Da. Și vrea neapărat să facă spectacol anul acesta la Sala Palatului pe 16 octombrie. Andreea Bălan! Ce frumos! Ce frumos! Pe cât de tânără ești, pe atât de complex ai viața. Da, este. Și știi cum ai reușit? Exact prin... energia asta pe care o ai. Da, energia copilului interior. Exact. Pentru că copiii încep viața cu foarte, foarte multă energie și fac o groază de lucruri și e important să nu-ți pierzi energia asta. Orice ți-ar face viața. Și eu nu cred că am pierdut-o. Și în continuare, și concertul ăsta de la Sala Palatului îl fac cu atâta bucurie și iubesc parcursul, iubesc drumul. Știu că concertul va avea 2 ore și trece repede. Dar parcursul e important să-l parcursul faci așa cu dragoste, cu energie și cu determinare. Practic, parcursul este cel care te șlefuiește. Da. Și eu am luat fiecare eșec, că au fost le-am luat ca pe niște lecții și am început să privesc viața pentru mine, adică că lucrurile se întâmplă pentru mine, nu împotriva mea. Și am încerc să mă gândesc ce am de învățat din ceva rău. Adică pentru fiecare lucru care se întâmplă negativ, mai puțin plăcut, există un învățământ clar, sănătos. Clar. Și ține de tine cum interpretezi și cum înveți acea lecție și apoi cum o folosești în avantajul tău într-o situație similară în viitor. Eu sper să vă notați. A. Ăștia șmecheri. Dar știi de ce? Pentru că i-am lăsat să își dezvolte copilul din interior. Și acum au devenit șmecheri. Dacă nu sunteți cuminți, vă dau pe mâna Andrei. Dar știi că așa fac și eu cu instrumentii și mi-a zis și eu nu știu să explic, dar nu știu să, când la instrument așa, nu știu. E, nu. Și, dar le explic așa din
și înțeleg ce vreau eu. Știi, uite, sau vreau un anumit ritm. chiar aș vrea să-i spui de Sergio. Nu. Sau uite. Zic, le zic lui Oaie, chitaristul meu, zic, Oaie, nu cânta notele alea lungi, cânta așa, tic, știi, adică s-a cadat așa și după aia zic, cântă ca Sting sau cântă ca The Weeknd. Sau, exact. Dar eu nu știu să-i, pentru că simt, e vorba de un simț. Și când se adună, și dansatorii, de exemplu, vine Petișor, face o coreografie și îl poate face niște mișcări așa mai agresive. Zic, nu, Petișor, vreau aici asta, o combin cu asta la alta. Adică eu văd în ansamblu tot ceea ce se întâmplă. Da. Să intre Petișor! Știi că după ce se termină podcastul ăsta mâine dimineață, auzi, băi, ce-a fost aseară, Petișor? Băi, a venit Andreea Bran și să intre Petișor. Așa, zi-mi, întreabă-mă, ce vrei să știi? Zic la tot. La 10 da. Ani începea aventura muzicală. Da, tatăl meu cânta într-o formație, Asemenvo, și el a cântat și în Cenaclu Flacăra. Asemenvo. Asemenvo. Da, și cânta și în Cenaclu Flacăra și avea concerte pe vremea aia, în casele de cultură, și la un moment dat eu limitam în casă. Și niște prieteni au venit și au zis, da, uite, fiică ta are talent, nu vrei să... Și după aceea am adus în București, în niște studiouri, și la un concert în Ploiești m-a remarcat Mihai Constantinescu, Dumnezeu să-l ierte. Era acolo cu Anastasia Lazaru, cânta, organizau acel concert. Oh, da. M-a remarcat, i-a plăcut de mine și m-a dus în TVR. Așa am intrat eu în TVR, la Badabanu. Și așa am făcut turul emisiunilor. Da, aia e prima mea apariție TV la 10 ani. Și am cântat o piesă compusă de tatăl meu. Pe bune? Da. Tu știi că prima față pe care o vedeam eu când veneai la televiziune era Sândel. Da. Deci venea Sândel și Bașoria. Bine, Sândel, ce mai fac? Deci prima față pe care o întâlneam. Vai. Și cred că asta s-a întâmplat la fiecare emisiune. Bine, da, Sândel. Da. Nu prea vedeam pe tatăl Andrei Antonescu. Păi, la început veneam separat și la un moment dat la o emisiune ne-am întâlnit și acolo s-au întâlnit și ei și-au dat seama și-au adus aminte că au fost colegi de facultate și au zis, hai să o punem de o trupă. Dar până la momentul ăsta vreau să spun că, deci asta mi-a plăcut foarte mult. Eu îți doresc din toată inima, vreau să o aplaudați. Andreea cântă foarte frumos, după părerea mea. Mie vine să plâng mai la emisiunea asta. Deci asta... Pentru că Mihai, care nu mai e printre noi, mi-a zis, sper să ajungi o mare cântăreață. Și iată-mă după 30 de ani aici. Bun, hai să spun eu o chestie. Cu câteva săptămâni în urmă, am găsit această secvență. Și am văzut cum dansezi. Și mi-am dat seama că, fără să-ți dai seama, deci mișcarea ta de atunci a rămas. O regăsesc azi. Undeva. Asta ți-a intrat atât de mult în sânge. Peste ea s-au așezat mai multe dansuri, zeci de dansuri, da. Sute de dansuri. Dar acolo copilul ăla interior, acolo, copilul ăla e acolo. Ăla e, l-am recunoscut. E copilul, e fetița aia, e aici, în mine. Și fetița aceea face toate lucrurile și se bucură de tot. Cum se numea piesa pe care ți-a compus-o? Nu mă iubi. Se numea... You Don't Love Me. Deci nu mai... Deci nu... nu mă iubi, să nu ai o părere născută. Niciodată de atunci, adică eu acum e la prima strigare. Adică nu știu dacă am cântat bine, dar n-am cântat-o niciodată în concertele mele. Dar de ce nu mi-ai preluat reggae? Ah, corect, aș putea. Nu, băi, da-mă puțin. Ușor, deci, aș putea, da. Deci, prima piesă, de, nu mă interesează, playlist-ul tău. Era un funk, era... Nu, era chiar, uite-l. Deci ăsta trebuie să-l cânti la Sala Palatului. Nu mă iubi. Da! Corect! Pentru că voi arăta această filmare care este începutul drumului meu și voi închide piața asta! Exact!
nu mai iubi. Aceasta este motivația pentru care astăzi Andreea este aici, face împreună playlist-ul ca să da, nu scăpăm da. Vreo piesă importantă. Exact, bună idee. Știi care chestia? Că după primul spectacol... Da, tu ai experiență, că ai făcut deja de atâta ori. Și știi care experiența spune așa? Bă, no regrets. Deci, după, când faci un spectacol, adună-ți oamenii care au fost lângă tine de mulți ani și zici, băi, ce piesă considerați că ar fi important pentru prima noastră intrare acolo? Da. Asta este... Este cere. Iartă-mă că te deranjez, dar am o fotografie. Da. Mie îmi place fotografia asta, la nebunie, pentru că tu ai fost și mică. Bunica mea, care a împlinit 91 de ani pe 1 mai, ea m-a crescut și este singura bunică în viață și sperăm să o mai avem câțiva ani. Și din când în când locuiește cu noi în București, până când zice vrea la rostul ei la țară. Acum e la țară, dar urmează să vină iar. Da. Deci... Prin 1995, da. Bunica ta da. Venea după tine. Venea după mine, că eu săream geamul și mă ducea la discotecă. Și, mă lua de la discotecă și mă aducea acasă. Iar săream geamul și zicea că necuratul mă ia și mă duce la discotecă. Asta era înainte de Andrei, știi? Așa. Și după aia am plecat cu Andreul toate da. Discotecile țării. Deci tot decorația a venit. Da, toți. Și cântam și de Paște și de Crăciun și tot timpul. Și... Nu mai respecta niciun fel de tradiție. Nu, nimic. Și am avut o copilărie frumoasă până pe la vreo 12 ani așa. După aceea am început cu Andrei și s-a terminat. S-a închis copilăria și am început cu Andrei. Băi, și cu Andrei s-au întâmplat foarte multe în 3 ani de zile pe care nu le mai țin minte. Că am emoțional închis. Da. Știi foarte bine și eu cred că din când în când, emoțional, știi, e ca și când tu ai avea un fel de tolbă pe care scrie Andre. Da. Și din când în când, tu nu poți să mergi cu tolba aia în permanență, chiar dacă o ți-ai ascunsă, pentru că e o greutate în plus. Da, știi? Da. Și din când în când trebuie să... Și știi lucrul ăsta pentru că ai discutat cu foarte mulți oameni și tot felul de psihologi, tot felul de oameni de genul ăsta și trebuie să scoți una și să uite, asta e, pac! Nu, știi, ai pierdut din tolba și din greutatea tolbei. De exemplu, da. Toată lumea știe și am fost văzute cum am aterizat cu elicopterul. Eu nu mi-aduc aminte să fi zburat vreodată cu elicopterul. Deci, efectiv, am blank și am momente mari din perioada Andrei în care nu țin minte, pentru că la vremea respectivă s-au întâmplat foarte multe lucruri negative și atunci, copil fiind, am ales supraviețuirea emoțională și am uitat. Da, și dincolo de asta a primat durerea da. Cea mai acută, nu faptul că pentru tine era o... Adică pentru un om normal este un spectaculos da. Un elicopter, dar dacă te învârzi de foarte multe ori prin țară cu tot felul de concerte... Da, și sunt multe din acea perioadă și fosta mea colegă și le amintești, eu nu mi le amintesc. Da. Eu am aflat de elicopterul ăsta. Deci eu știam de elicopter. Dar avion privat n-am avut, nu, că toată lumea zice că am avut avion privat. Nu am avut, mergeam cu avionul de linie la concert. Da. Bun, vreau să te întreb, mai ții minte cu ce prietena ta mergeai la discotecă? Păi mergeam la unul pe uliță. Nu. Cu cine? Mergeai cu Cristina la discotecă. Cu o fată de pe uliță, da. Și că eu mi-aluceam o fată de pe uliță cu care băieții nu-i alegeam pentru că îi întâlneam direct la... discotecă. Așa. Deci te-ai documentat, ai luat-o cu începutul, așa. Nu, hai să trecem peste... Și acum vreau să te întreb. Da. Te duceai la discotecă, un copil la 12 ani. Și te uitai așa în stânga, te uitai cu boxa. Era o boxă, da. Boxele, era o lumină. Atâta, un girofar. Așa, un girofar de la bun. E, și acum să-mi spui tu ce piese erau acolo. Coco Jumbo, Britney Spears, era la început, NSYNC, nu, mai târziu, Backstreet Boys. Erau foarte frumoase, da, și era frumoase. Astea erau discotecile frumoase de pe vreme. Da. Acum, dacă intri într-o discotecă... Bumți-bumți. Ar fi bine bumți-bumți, este bumți-bum-bum. Știi foarte bine ce e corect, acum. Da, așa. La filmarea pe care ți-am arătat-o cu Mihai Constantinescu,
Era, e foarte interesant. Era nașu. Era nașu, bă. A fost prima oară când l-am cunoscut, pe Aurelian Temișan. Prima oară în viața mea, iar acum, peste ani și ani de zile, este nașu fetiței mele, Clara, împreună cu Monica. Este extraordinar și suntem jurați amândoi la Te Cunosc de Undeva. Adică uite cum viața ne-a ținut împreună și ne-a dus împreună după ani și ani de zile. Și ceea ce mi s-a părut foarte important, că la nuntă noi i-am ales în prima fază nași de căsătorie. Mm-hmm. Doar că Monica a zis, nu, eu vreau, a simțit, eu vreau să fim nașii fetiței. Și fetiței. Că nu se știe în viață ce se întâmplă și să rămânem nași pe viață. E vorba de Clara. Da. Și iată cum a botezat-o pe Clara. Noi între timp ne-am separat, dar ei au rămas în continuare nașii fetiței. Evident. Ceea ce e extraordinar. Dar mai țin minte cine era în platou? Acolo? În acea albă-verde. Corina Chiriac. Și Anca Țurcașiu. Cum o cheamă? Daniela Condura. Daniela. Daniela Anecov. Da, era îți dai seama că și eu am fost prezent la acea emisiune. Dincolo de asta am avut foarte multe lucruri de împărțit pe scenă, în cel mai drag spirit, cu Mihai Constantinescu. Da. Și mi s-a părut o adunare la care tu erai acolo, creasa zăpezii, știi? Micul prinț, mica prințesă. Și de atunci a început totul. Da, de atunci. Și imaginile astea, da, o să le pun la Sala Palatului și o să facem un show cronologic. Începem cu începutul, evident, și apoi fiecare etapă a vieții mele spusă în muzică. Să știi că Tarantino din când în când bagă finalul. Face un glimps așa și zice... Da, după aceea zice, băi, ce s-a întâmplat? Adică, nu, eu zic să pui toate piesele și după aceea le vezi. Într-adevăr. Așa. Mai ții minte... Mai zi, întreabă-mă, zi. La festivalurile din ziua de astăzi. Știi că și în ziua de astăzi, cum a fost atunci, când copilăria ta, erau multe festivaluri la care te duceai. La un moment dat ai avut, apropo de prințesă și de prinț, la un moment dat ai avut un festival internațional în care ți s-a spus mica prințesă Europa. Înainte de Andrei. Da, tata mă ducea la festivaluri. Adică în perioada aceea, pe la 10 ani până la 12 ani. Și a fost un festival aici în București, Festivalul Internațional Micu Prinț. Și erau copii din mai multe țări din Europa. Și am câștigat trofeu. Și atunci Emil Constantinescu, care era președintele țării, mi-a mânat trofeul. Emil Constantinescu. Și cel mai important trofeu. Deși n-am fost la multe festivaluri, pentru că deja începusem cu Andreu, m-am oprit din festivalul și apoi peste noapte cu Liberă la Mare am devenit cunoscut, deci n-avea sens mai merg la festival. Băi, stai, că n-am înțeles. Părinții voștri... Au fost colegi de facultate. Tații. Ei s-au întâlnit pe culoarele TVR. Și au zis, ce fac Sandu? Bine, Sandu, tu, hai, ia uite, avem două fetițe. Și pe celălalt îl chema tot Sandu? Îl chema Gigi Antonescu, da. Am înțeles, da. Gigi, ce faci Gigi? Bine, Sandu. Da, și hai să, uite, fetițele noastre cântă. Ah, super, hai să cântem împreună. Tata a devenit compozitorul trupei, tatăl ei managerul trupei, eu mă ocupam de coreografii și ea împreună cu mama ei de costume, adică treburile erau oarecum împărțite în trupă și fiecare își făcea treaba pe partea lui. Și noi la fel suntem, și noi, Cristi se ocupă de chitară. Micul dejun. Mâncare, am uitat, mâncare, da, corect. Să nu uităm mâncarea. N-am zis marele dejun, micul dejun. Da, urmează marele dejun. Marius... De ceaiul verde, da? Da. Și ultimul este Sergiu, care se ocupă de... Pălinca. Și noi l-am împărțit. Da, așa. Dar tu, înainte de toate astea, înainte de întâlnirea pe coridor, tu ca nicio altă fată de vârsta ta... Tu ai scos un CD. Da, pentru că tata mi-a compus mai multe piese și pe vremea aceea nu exista niciun copil care să aibă un CD. Adică piesele să le ai pe un CD, nu pe o casetă. Adulții mai scoteau CD-uri la vremea, pentru că tehnologia nu ne permitea și era foarte greu. Și atunci tata s-a dus până în Germania și mi-a multiplicat acolo mai multe CD-uri și am fost primul copil din România care a avut un album pe CD. Că abia apăruseră CD-playerele la noi în țară. Anul era 96? 96-97, cam așa, da. 97. Și apoi în 99 a început Andrei. Și apoi, bineînțeles, Andreu deja era pe CD cu Cat Băi, Music. Tata. E foarte... vremea aceea nu exista, adică noi vorbim, dar generația nouă nu înțelege despre ceea ce vorbim, pentru că nu exista YouTube-ul, Facebook-ul. Deloc. Și a trebuit să ne adaptăm de atunci, să ne adaptăm tehnologiei și la toate platformele. Regele era televiziunea. Da. Sau regina, cum ar veni, era televiziunea fără doar și poate.
Extraordinar. Uite, și cum e destinul ăsta? Cred că și colegii mei o cunosc. Au existat, înainte de a parafa Săndel cu Gigi, da. Andre, a existat o discuție, da, care, dacă se întâmpla, nu mai era legătura voastră. A existat o discuție de trupă cu Simona Nae. Da. Da, Simona Nae este o cântăreață foarte bună și am fost de câteva ori la ea acasă, am înregistrat vreo două melodii și trebuia să facem împreună. Și n-a vrut cineva. Nu știu, pentru că la vremea respectivă părinții noștri luau deciziile, deci eu nu mi-aduc aminte cine ce n-a vrut. Și ideea e că eu m-am trezit după aceea, na, aveam 12 ani, m-am trezit dintr-o dată, acum facem trupă cu această fată. Pe care nu o cunoșteai deloc. Nu, am cunoscut-o pe culoarele TVR-ului. Da. Și dintr-o dată am început cu Liberă la Mare, am început concertele peste noapte, s-a semnat un contract cu Cat Music și... de acolo s-a făcut pisica istorie. Muzici, o știți. Pisica mi-e muzici. Așa, Dan Popi, așa. Și... Cu Priest, Dan Priest. Da. Și am scos 7 albume care s-au vândut într-un 1,5 milioane de exemplare, declarate, că nu vorbim de cele nedeclarate. Așa. Și am fost la un moment dat premiate cu 5 discuri de platină, unul de aur și am fost numite reginele muzicii dance din România. Da, totul a început în 98 și a ținut până în 2001. Da, a ținut puțin, deși s-au întâmplat foarte multe lucruri în acești 3 ani jumate. Eu sunt sigur că dacă vă cunoșteați dinainte, țineați mai mult. Prietenia făcută în timpul copilăriei este foarte trainică, indiferent ce probleme aveți. Dacă... noi ne plăceam și ne simpatizam, dar părinții noștri n-au știut să gestioneze pentru că a venit succesul peste noapte și fiecare părinte avea orgolii și vroia ca puiul lui să fie mai șmecher și mai... și atunci venea cu tot felul, uite, fiică ta e nu știu cum, veneau un... fiică ta e așa, fiică ta e așa și atunci ei ne învrăjbeau cumva împotriva una, împotriva celeilalte și ajunsesem pe cât de prietene... am vrut să fim la început și să ne îndrăgim, că na, aveam două copile de 13 și 15 ani și ne îndrăgeam. După aceea am început să avem ranchiune și să ne urâm. Și tot timpul încercam să fim mai, fiecare să fie mai bună decât cealaltă și să vină bac o fustiță mai scurtă. Și n-a existat niciun peacemaker acolo, un păciuitor? Nu, pentru că fiecare părinte vrea ca puiul lui să fie... iar eu eram, de exemplu, în turnee fără mama mea, fără echilibru meu emoțional, eram doar cu tata, ea în schimb era și cu fratele și cu mama, eu eram oarecum geloasă că îmi doream și eu, mi-o doream pe mama, dar mama lucra, era la servici. Corect. Mama era educatoare și putea să jongleze cumva. Valeria. Și eu eram, da, mama mea Valeria și mama Emioara și m-am simțit singură, foarte singură în acea perioadă și eu am suferit foarte mult în acea, pentru mine perioada Andrei a fost foarte grea, deși el afară părea că este opulență și succes inimaginabil. Și elicoptere și așa. Și da, eu în sinea mea când se închidea totul și ajungeam în cameră, eram foarte, un copil foarte, foarte trist și sufeream foarte mult. Mi-era dor de mama, la școală nu prea ajungeam. Băi, dar de ce nu mai luat tot deoparte, mă, când eram la emisiuni să-mi spui chestiile astea? Păi nu puteam, pentru că ni se spunea ce să spunem, trebuia să fim fetițele fericite și... Tu n-ai văzut că eu eram puțin dus. Dar nici eu nu știam ce se întâmplă cu mine. Eu îți spun acum, la vârsta mea, după ce am... Nu puteai să-ți analizezi propriile întâmplări, sentimente. Nu, un copil nu înțelege. Eu aveam impresia că așa fac în general, poate unii copii urcă pe scenă, cântă, au spectacole și că așa e normal să fie. Copilul nu-și dă seama, mai târziu înțelegi cum e viața și înveți. Uite. Bun, și, nici, și dacă mi-aduc bine aminte, nici nu aveți un fel de exemplu. Ce trupe de copii mai erau pe vremea asta? Asta zic, adică părinții noștri au făcut tot ce au putut ei în situația dată. Cu pregătirea aferentă. Da, nu există... clar că au fost ani de zile în care l-am învinuit pe tatăl meu. Și am ieșit în presă și am spus tot fel de lucruri. Dar acum, cu cât am înaintat în vârstă și am înțeles și am studiat și psihologia și am făcut și terapie și am intrat și în spiritualitate, eu am înțeles că așa a putut el să facă la vremea respectivă cu situația dată. Că și eu sunt părinte și poate și eu fac anumite greșeli. Și acum înțeleg perfect ce a făcut și el, ce au făcut și părinții Andrei și așa a fost să fie. Iar datorită acelor experiențe, eu sunt astăzi ceea ce sunt. Pentru că ambiția mea acolo s-a format. Tancul ăsta, determinarea pe care eu am azi, la vârsta pe care o am, acolo s-a format pentru că eu tot timpul vroiam să îi demonstrez tatălui meu că sunt mai bună. Era primul om care vrea să demonstrez. Nu, în prima fază, toți vrem să demonstrăm părinților. Și cu atât mai mult în tot acel decor, eu vroiam să îi demonstrez lui că dansez bine, cânt bine și să-l fac să mă iubească. Și atunci s-a născut dorința asta, setea.
seta de succes. Pentru că toți oamenii de succes din lumea asta trebuie să aibă a certain amount of trauma. Zic în engleză că așa am înțeles și eu de la... Deci trebuie să aibă o mică traumă în copilărie ca să poată să aibă această sete de nestăvili ca să ajungă acolo sus. Pentru că dacă nu ai setea asta, nu ajungi, te complaci după aia. Ajungi adult și te complaci în viață și nu ai succes, nu devii. Dacă ascult toate poveștile de succes, toți au în copilărie niște traume. Nu vorbim... Da, Michael Jackson poate le are cele mai mari, dar toți și pe... marketing și pe, nu știu, Steve Jobs și pe orice. Toți au o anumită traumă în copilărie cu unul din părinți ca să poată mai târziu să aibă această sete de succes. Mă aduc aminte acum de cineva care zicea, uite-te bă la niște actori, uite-te actori celebri, crezi că ăștia sunt în toate facultățile lor mentale? Ei au avut multe, să zicem, traume care acum, prin modul lor de a fi, poate nu obișnuit. Da. Pentru că asta te scoate din canoane. Ești puțin neobișnuit. Înseamnă că tot traiectul tău n-a fost unul clar, frumos, elegant și bine bătătorit. Dacă era elegant și bine bătătorit și corect, nu eram astăzi aici. Pentru că nu aveam cum... De exemplu, eu cred că fetițele mele, pentru că sunt crescute mult mai protejat și cu mult mai multe informații, ele nu vor avea succesul pe care l-am avut eu, pentru că ele nu au traumele pe care le-am avut eu. Cu cât e mai mare succesul, cu atât trauma e mai mare. Să știi că dacă ele inventează un joc pe calculator celebru, devin mai celebre decât noi toți. Corect. Așa că on sait jamais, cum zice neamțul. Corect, da. Deci fii atent aici. Eu întâmplare pe care vreau să mă spui. Deci tu ai intrat în clasa noua fix când lansai Liberă la Mare. Da. Și eram deja cunoscută și am ajuns la liceu, la cel mai bun liceu din Prahova și colașă pe scenă. Tu erai așa? Da, eram așa și m-am dus la liceu, în clasa noua, da. Și s-a dus la liceu Andreea și ei ce așteptau? Să o vadă pe Andreea de la televizor, da? Machiată, aranjată, codițe împletite, nu știu ce. Și eu m-am dus complet de machiată și m-au recunoscut. Și îmbrăcată până în gât ca să fac impresie bună. Și am făcut, adică am făcut sărat. Pentru că profesorii m-au îndrăgit foarte mult și am avut o doamnă dirigintă care m-a iubit foarte mult și m-a ajutat să trec ca lebăda prin apă și prin liceu. Pentru că eu plecam vineri dimineață și mă întorceam marți la școală, înțelegi? Pentru că eram plecate toate... Vineri dimineață, marți la școală. Eram plecate toate weekendurile timp de 2 ani jumate. Am avut peste, nu știu, 1000 de concerte în timp de 2 ani de zile. Adică aveam câte 3-4 pe zi. Vine. Vezi, mă, băi! Vedeți, mă, de ce nu luăm noi 1000 de concerte? Deci nu e bine! Dar nu puteți cu instrumente, să le țineți! Erau fără instrumente! Nu e bine! Că eu astăzi, stai să vezi, că tot de acolo am învățat. Eu azi, ca să pot să țin 2-3 concerte pe zi, ultimul e cu band, primele două sunt cu dansatori. Pac, mă duc repede cu dansatorii, le-am luat banii și mă duc la ultimul cu... Și mă duc repede la al treilea cu band. Oh, bandul, yeah, bandul mă așteaptă acolo, am instalat, că n-ai cum altfel, știi? Dar voi nu puteți. Da. Băi, a, s-o cu și voi. Așa cum tu, din 2001, ai încercat să fii singură în această industrie muzicală... A bărbaților. A bărbaților, știu ideea asta ta și vreau să discutăm. Așa și noi, adică așa și am zis așa. În 2003 a fost ultima 10 ani la TVR Antena 1, după aceea am fost la Național TV și din 2004 am zis stop televiziune. De azi înainte numai concerte. Da, și ai reușit. Nu. Ai reușit. Stai că... Alo? Da, eu sunt Horia, da. Prezentator? Păi da, eu nu mai sunt prezentator, sunt cântăreț. Da. Și am trupă și... Corect, cum? Știu ce zici. Nu, alo? Nu te credea nimeni. Da, da, nu vreau să... Nu mai prezint, nu mai... Vreau să cânt, am niște... Uite, playlist-uri, știu ce... Nu prezent... Alo? Știu ce zici.
Da, deci după Andrei a fost foarte greu să mă disociez de această imagine. Da, e foarte greu pentru că când ai un succes atât de mare pe un proiect, e foarte greu după aceea, ca Michael Jackson, Miley Cyrus, ca Britney Spears, dar e foarte greu să faci trecerea după aceea la adulthood, știi, să devii adult. Și Hannah să te Montana, perceapă, Hannah Montana, da. Și să te perceapă lumea ca artist de sine stătător. Doar când ai văzut o goală pe Wrecking Ball, ți-ai dat seama, stai bă, că asta e alta. Asta e Miley Cyrus. Și am învățat, fii atent, ăla e marketing american. Păi ce, eu nu pot să-l aplic la mine? Și am învățat ce trebuie să fac ca să mă disociez de Andrei. Fac ceva complet opus. Mă vopsesc brunetă și schimb stilul de muzică și cânt pop rock. Și bineînțeles, sufeream și după prima iubire, nu știu ce, s-a potrivit totul și am scos un album dark, gen Avril Lavigne, pop rock. Și m-am disociat de Andrei. Ok, am trecut și peste perioada asta, de un an, doi, trei. Am ajuns deja la 20 de ani. Ok, cum mă disociez acum de această perioadă? Pentru că eu deja sunt femeie. Cum arăt că sunt femeie? Pentru că am fost copil, am fost adolescentă, da, pop rock, Avril Lavigne, dar încă nu făcusem cross-ul la femeie și nu accesam anumite concerte, poate petreceri private sau evenimente mai mature. Da, corect. Am făcut niște piese mai sexy și m-am dezbrăcat în videoclipuri. Prinde-mă, aprinde-mă. Adică am luat rețeta de afară. Cum era prinde-mă? Prinde-mă, aprinde-mă, acum strânge-mă, cuprinde-mă. Vreau o noapte doar atât și nimic mai mult. Și am luat marketingul de afară și l-am aplicat la mine. Deci nu, eu cred că eu, în fața mea e un profesor care trebuie să-mi explice. Deci eu, băi, prima cântare, primul clip. Că n-am mai scos de mult. Și atunci aveam 20 de ani, adică lucrurile astea nu le știam din teorie, eu le simțeam. Înțelege? Nu mi-a explicat nimeni, vezi că așa. Pur și simplu am văzut ce se întâmplă afară, am înțeles că nu reușesc să mă desprind de imaginea Andrei. Clar au fost niște oameni care m-au sfătuit, dar am știut să ascult, că e important să știi să asculți, nu să faci de capul tău. Și de-a lungul carierei mele am ascultat tot timpul de oamenii care mi-au apărut în viață. Așa cum m-a scus de mine acum când ce să gândi la sala patului. Fii atent aici. Da. Ce-ți propun eu? Da. Dincolo de dansurile pe care le pregătești cu Petrișoara, să intre Petrișoara. Așa. Așa. Eu acum o să-ți propun un stil. Uh-huh. Adică nu un stil, o chestie în genul celui care trebuie să o faci la sala palatului. Poate că la sala palatului acum o femeie în deplinătatea puterii, facultății și întregii ei personalități ar trebui să cânte mai... Nu știu, nu acustic, sau să cânți unele acustic și unele pe bumți-bumți. Da. Deci, și ironia e da. Că trecut an și an de atunci, tu tot trebuie să cânți pentru cei, pentru părinții din sală. Da, dar și pentru copii. Dar și pentru copii. Da. Pentru părinții din sală. Da. Nu pentru copii. Da. O să cântăm și pentru copii. Pentru părinții din sală. Da. Piesa Freedom at the Seaside. Acum am înțeles. Ai făcut-o în engleză? Deci eu nu știu cât și cum cântăm. Așa. Dar eu cred că... A, gata. Eu cred că piesa asta, indiferent ce-i face, trebuie să o cântăm. Am plecat la mare, m-am dotat în buzunar. Am uitat de teze, prop de dirigă și orar. De-abia aștept să mă distrez, să dansez, să simt bine, să o fac cu cine place, să mă iubească doar pe mine. În fiecare zi, fără griji și influențe, cu mii de prieteni noi și ciudate cunoștințe, muzică, modă, totul despre lume, sex, seara de seara la cel mai tare chef. Și eu nu am probleme. E prea mic, dar asta nu mă deranjează, cu atât mai bine. Sunt mai sexy, am figuri în cap, sunt reamă, uit în jurul meu. Un băiat agăț, aș vrea cu el, mă voi juca, ne vom distra, e vara mea. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim, veni și pur fierbinte, nu mai sunt o fată cu minte. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim, veni și pur fierbinte, nu mai sunt o fată cu minte. Ce frumos! Și devine, și Petrișoara are mișcări mai pe lângă mai tine, așa. Mai așa. Toți băieți întorc capul după mine și mă doresc, că dau de mine și îmi spun că mă iubesc. În apă, pe plajă, în discotecă, la plimbare, mă dezbrancă din privire și senzația e tare.
Asta e realitatea, unii sunt timizi sau fraier, alții vor să pară cei mai tare din parcare. Lasă vorba, prate, te vrei să te distrezi, lasă lungi la rana cu mine să mă vezi. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Come on, come on. Ne iubim, pe nisipul fierbinte. Nu mai sunt o fată cu minte. De ce? Pentru că piesa ține cât vrei tu. E foarte simplu. Și lasă-i pe cei. Iar acum voi din public, mai știți refrenul? Ai putut asta de 1000 de ori. Și acum toată lumea, voi acum. 1, 2, 3 și... Liberă la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim pe nisipul fierbinte. Nu mai sunt o fată cu minte. La soare, ne iubim pe nisipul fierbinte. Nu, nu, nu mai sunt cu minte. Libero la mare, il mio canto libero, libero. Bara, 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 bara. Și mai e acolo, mai e o piesă acolo. Oh! Ah, am văzut-o. Așa fac, învăț de la cel mai bun entertainer. Iar acum pentru cei care merg la școală, transformăm acest Andreea vă cântă acest refren pentru cei care mergeți la școală. Da. Liber iar la școală. Oh, da. Tema mea e goală. Corect. N-am avut timp aseară, că mi-a ciocănit Andreea Bălan pe scară. Da, deci... Deci așa. Așa. Codițe șenile. Codițe șenile. Nu ne-am propus să facem o modă Andrei, pur și simplu noi mergeam în Ardeal și le găseam la magazinele de acolo, pentru că, na, fiind în vest, veneau mai ușor acolo și veneam cu ele în București. Și când ajungeam cu ele în București, atunci, moda Andrei. Dar nu era ceva propus, știi? Da, le găseam la un magazin în Timișoara, de exemplu, și veneam după aceea și la filmări în București. Bine, dar... Tot acolo erau și fustele mini? Și fustele erau cât mai mini, tocmai pentru că fiecare dintre noi încerca să iasă în evidență. Am cu înțeles, ceva. Mă. Și venea una cu fustă scurtă decupată, cealaltă la următorul concert venea cu fusta și mai decupată, până ne-am trezit că suntem aproape dezbrăcat. Dar părinții erau ok cu asta și noi nu ne dădeam seama, nu ni se părea că facem ceva greșit. De exemplu, noi n-am înțeles niciodată textul, l-am înțeles acum, textul de la Liberă la Mare. Ne iubim pe nisipul fierbinte, adică textul când a fost făcut la vremea respectivă era așa... Te săruți cu un băiat pe nisipul... Atât, da. Te sărut și atât. Dar toată lumea a înțeles altceva. Dar așa, cum e la fel? Cristian... Sau că nu mai sunt o fată cu minte. Noi ziceam că suntem așa, suntem nebunatice, dar nu că e ceva în spate și dark și... Da. Uite ce, fiecare înțelege ce vrea. Corect, asta e. Așa, mai zi, ce mai e tu acolo? Incredibil, tale? Incredibil. Ai, pui acolo multe tei. Nu, pe mine mă uimește faptul că... Mai întreabă, mă zi. Știi, tu veneai la emisiuni, s-ar fi putut, adică cred că în perioada respectivă tu ziceai, bă, nu-mi place acolo și totuși trebuia să mergi. Da, dar de multe ori de acolo apăreau conflictele. Poate nu vroiam, poate vroiam să merg, nu știu, într-un concediu la mare sau nu vroiam să merg pe scenă. Concediu sau... în perioada da, aia. Nu, deloc. N-ați fost la niciun par de distracții în perioada aia? Nu, deloc, după aceea.
deloc, pentru că îți dai seama să ai 1000 de concerte, nu știu, în 3 ani, e mult. Acum, de exemplu, tu, alături de copiii tăi, descoperi copilăria ta. Exact. Și poate și de aia s-a produs acea scindare emoțională și am rămas în continuare acel copil efervescent și plin de energie, pentru că acolo eu m-am rupt emoțional. Peste noapte s-a format un adult care trebuia să facă față problemelor din acea perioadă, iar eu emoțional m-am oprit acolo. Și mai târziu acel copil a ieșit la iveală pe la 20 de ani, 30 de ani și am avut în continuare energia să fac lucruri. De asta zic, nu regret absolut nimic, pentru că eu sunt ceea ce sunt azi datorită acelei perioade. La sala Paradului vei cânta piesa asta, Liberă la Mare. Pentru că... Mai multe și piesele, o parte din piesele Andrei și... Sigur că da, vei face un fel de compendiu, un fel de... un fel de o adunătură de amintiri frumoase prin care vei stimula tot felul de ba dans, ba emoții, da, ba... Da, exact. Da. Formidabil. Ia, încet, și toată povestea mea și personală, pentru că eu, de fiecare dată când am avut o suferință, mi-am pus suferința în muzică și au ieșit cele mai frumoase piese, nu știu, piesa Uită-mă, care, de exemplu, a fost numărul 1 la un moment dat, acum câțiva ani. Apoi am scos un album întreg, acum 3 ani am scos un album, Soare după nori, și tot albumul vorbește despre mama Andreea, femeia care a trecut printr-o suferință, care e singură acum pe drum, care a avut un stop cardiac, acea piesă Inimă de fier, adică toate piesele mele au avut legătură cu stările mele emoționale și asta mi se pare autenticitate și cred că un artist trebuie să cânte despre ceea ce simte. Adică tu ai reușit din toate lucrurile negativele tale să transform, să le scoți ceva bun. Există o melodie pe care Andreea o va cânta în cadrul spectacolului ei, o melodie pe care mi-o dedică mie. Așa, care? Știi că acum aș vrea să improvizez. Deci mie de fiecare dată îmi zice moșule, ce faci moșule? Acum o să-mi zică moșule, ce tânăr ești. Asta... Când eram mai mică m-am îndrăgostit de un om pe care în vis l-am întâlnit. E cel care ne aduce iarna ca dor, multe se apropie de braș, apoi el fuge iute. Trebuia ca eu să fiu mereu cu minte, pentru ca moșul să nu mă uite. Într-o zi în prag a apărut un tinerel, plin de mister în ureche cu un cercel. Am aflat atunci că toată lumea m-a mințit, Moș Crăciun era un tânăr reușit. Era haios, avea ochii albaștri, părul lui blonduț era așa drăguț. A fost ajuns doar o simplă privire, inima mea l-a chemat la întâlnire. Spus că am renunțat de mult la biluțe și fondițe, am mai crescut, nu mai suntem două fetițe. Moșule, ce tânăr ești, prima iară când vii la mine, să pleci, noapte de vis. Mulțumesc, moșule, ce tânăr ești, prima oară când vii la mine, nu te mai las să pleci, noapte de vis alături de tine. Zile, Cristi. Din nou Carlos Santana, American Mama, Romanian Mama. Hei, moșule, la noapte hai în disco să dansăm. Viața e frumoasă dacă știm să ne distrăm. Am blugi cu clape, ochelari și o șapcă, n-o să știm când timpul o să treacă. Fetele te vor sărbi într-o privire, ca într-o poveste de iubire. Cu mie de prietene, eu sunt aleasa ta, sunt fericită iarna asta, n-am să o pot uita. Moșule, ce tână ești, prima oară când vin la mine, noapte de vis alături de tine. Moșule, ce tânăr ești, prima iară când vii la mine, nu te mai las să pleci, noapte de vis alături de tine. Prima oară. Niciodată n-aș fi crezut dacă m-ai fi întrebat cu 24 de ani în urmă că voi cânta această piesă acum așa. Ce drăguț! Niciodată nu spune... Niciodată!
Da. Chiar niciodată așa să ne spui niciodată. Moșule, ce tânăr ești. Sunt piese nemuritoare. Da, da. Și ceea ce mi se pare fabulos. Doamnă și domnilor, cu 24 de ani în urmă, când Andreea și Andreea veneau la Neața, pe vremea aceea, când eram mai tânăr și eu, de fapt era la 2000, e bine, pe vremea respectivă, atunci în mall-ul respectiv nu era niciun fel de sushi. Așa, acum? Acum se schimbă lucrurile. Mâncăm sushi? Ce frumos! Acum se schimbă lucrurile. Acum! Te drăguț! Îi mulțumesc foarte mult lui Toranaga Sama pentru că da, arată foarte La ce te uiți pe televizor? Nu mă uit pe televizor. Cum păi, nu te uiți pe televizor? Nu mă uit pe televizor, mă uit pe social media și folosesc social media în avantajul meu și mă uit la tot felul de podcasturi din care să învăț. Păi da, bă, da, a, știu. Da, știu. Nu mă uit la televizor, nu. Pe bune? Nu. Și tu nu știi Shogun? Uite ce, Andreea. Eu te înțeleg perfect. Te-am înțeles și când ai fost mică și când ai fost... Da, numele, îl știu numele, dar la ce se referă? Deci eu sunt Shogun. Da. Oh, așa? Da. Există un Shogun, da, pe care, trebuie să-l vezi, este un film care reprezintă o altă lume. Ei nici măcar nu mâncau sushi. Da. Nu cred că au pronunțat în viața lor cuvântul sushi. Da. Dar eu cred că te-ar tenta foarte mult să te uiți și nici nu e o poveste super romanțată. E o poveste foarte demnă și cred că ai câteva pilde de luat, da, de acolo pentru viața ta. Da, film. Știu că îl urmărești pe Jay Shetty, Joe Dispenza, Sadhguru, Tony Robinson, John Maxwell, foarte mulți. Social media poate fi foarte bună, pentru că noi acum avem acces la informație. Dacă? Și dacă urmărim ceea ce trebuie și nu ceea ce nu trebuie. Adică la mine în feed, pe toate feed-urile mele, apar doar oameni care spun lucruri interesante și de la care eu am ce învăța. Și așa m-am dezvoltat eu spiritual. Cum, Andreea, draga mea, putem ști ce ne trebuie și ce nu ne trebuie din toate nebunile pe foarte care le simplu. Urmărești mai multe persoane, așa, da? Și când vezi că toți spun același lucru, adică urmărești un guru, pe Sadhguru, și el vorbește din punctul lui de vedere, din India, din spiritualitate. Apoi îl urmărești pe Joe Dispenza, care îți vorbește de știință și de quantum field, dar spune același lucru, dar pe alt limbă și pe alți termeni. Și dacă apoi vezi puncte comune... Și dacă vezi puncte comune, înseamnă că e real, pentru că oamenii ăia vorbesc din studii diferite și din științe diferite. Atacă aceeași problemă din lunghiuri diferite. Da. Exact, despre energie, despre vibrație, despre cum noi atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim, cum să ne schimbăm vibrația ca să putem să ne schimbăm viața, cum manifestăm, cum ne reprogramăm subconștientul. Când toți vorbesc aceleași lucruri, dar din colțuri diferite ale lumei și din puncte diferite, din studii diferite, e clar că e real. Adică eu m-am dus ca Toma necredincios în spiritualitate și am studiat foarte mulți autori și apoi am văzut ce e adevărat și ce nu e adevărat. Care este, uite, apropo de spiritualitate, care este senzația pe care ai tu acum față de Andreea Antonescu? Cum, cred că fiecare an sau fiecare întâmplare sau fiecare etapă în viața ta ți-a pus-o într-o nouă lumină. Da. Prima dată, la 12 ani, era așa. Da. După aceea s-a schimbat altă imagine, după aceea, adică a fost momente în care ai fost alături de ea, ai urât-o, ai iubit-o, ai... Și reciproc, da. Și de fiecare dată lucrurile astea, de-a lungul vieții voastre, v-ați privit dintr-o mie, parcă sunteți în sala oglinzilor, știi ce zic? 17 ani n-a existat trupa Andrei și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă n-am vorbit, apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei, ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, mai vorbeam, mai ne povesteam, dar n-am fost niciodată foarte apropiate. Și apoi când am avut stopul cardiac, s-a întâmplat ceva în subconștientul meu, că de acolo a început și evoluția mea spirituală, de acolo m-am transformat. Deci asta acum 5 ani când s-a născut, da, clar. Da, da. Și a doua zi, noi nu vorbeam de 2 ani deja, ne certaserăm că trebuia să cântăm la un moment dat la un festival foarte mare. Și... Well, the one time, one night only. Da, exact, trebuia să cântăm și a fost o chestiune de organizare și ne-am certat că eu vreau ceva, eu vreau altceva și eu, obișnuită fiind de când am început cariera solo să fiu un lider și să conduc,
eu consider că atunci când iau o decizie pe partea asta, știu foarte bine ceea ce zic. Și când i-am zis vreau să facem așa și ea nu a fost de acord, m-am supărat și n-am mai vorbit. E, am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă, pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri, două. Să-l sun pe tatăl copiilor mei și să zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți, făcusem copii, dar nu eram căsătoriți. Și am sunat-o pe Andreea, cu care nu mai vorbisem de 2 ani, hai să refacem trupa Andrei. Și îți dai seama că ei s-a părut că sunt sigur sedată și că e ceva. Da, sigur, fă-te bine și vorbim după aia. Și ea a încercat să vină la spital să fie alături de mine. Și m-am ridicat de pe patul de spital și în 2 luni eu am refăcut trupa Andrei. Am refăcut toate piesele, evident că am avut sprijinul lui Dan Popi ca să-i discuri, nu? Am refăcut toate piesele, le-am re-registrat și în 3 luni de zile noi deja eram lansate pe piață după 17 ani cu super show, Andrei, pentru că toată infrastructura pe care eu am avut-o în care acum se folosea pentru... Acum cu Petrișor, cu dansatoare, cu band, cu tot, s-a pus pe Andrei și am creat un show Andrei de la zero cu toate piesele. Și am avut niște concerte foarte mari la arenele romane și... Am avut pe un preț foarte mare până când la un moment dat am plecat în America Express, acolo s-au întâmplat niște lucruri și apoi am rărit-o, n-am mai... Pentru că în America Express mie personal mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andrei și în ziua de azi Andrei nu mai este, adică mă concentrez pe mine și pe cariera mea. Dar nu ți-am răspuns la întrebare, cum o privesc acum? Da. Că m-ai întrebat cum mă privesc. Eu cred că într-o viață anterioară noi am fost împreună și trebuia să venim în această viață să ne învățăm anumite lecții și a fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul și acolo și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat, adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult, pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual în direcții complet diferite. Ai cumva un alt exemplu pe piața românească, nu vorbesc de asta de afară, cu toate că nici nu, pe afară nu văd, un exemplu similar cu al vostru în muzică? Păi sunt foarte multe, nu știu, Spice Girls, ABBA, care au fost și apoi s-au reunit și... Ideea este că de fiecare dată acolo au fost 4-5, voi a fost 2, adică vis-a-vis de 2 și vis-a-vis de 4 eu clar. Adică take that, nu contează că a plecat Robi, hai să facem 4, noi, tot mergem mai departe, poate să rămână 2-3, merg mai departe, dar dacă una lipsește, nu se mai poate face nimica. Clar. Nu există un exemplu de duo de genul ăsta care să fie revoluționar și după aceea, exact așa cum ai zis tu, uite, acum dacă ieși pe stradă aici și zici o strofă dintr-o melodie de acum 20 de ani. Se știe. Dar ce vreau să înțeleagă publicul, de ce nu mai vreau să fac Andrei, că e foarte, foarte important. Clar că oamenii își doresc să mai ne vadă unii, își doresc să mai reasculte piesele. Eu pe scenă nu mai sunt acolo. Eu cu Petrișor și cu echipa mea și cu bandul meu și cu tot ceea ce fac, eu fac lucruri mult mai spectaculoase decât dacă aș fi în formula Andrei. Iar eu în momentul în care mă pun pe scenă, că am avut ultimele 2 concerte, le-am avut anul trecut în noiembrie, și nu sunt happy, nu sunt fericită, pentru că acolo pe scenă mă simt mediocră. În momentul în care urc pe scenă cu toată infrastructura mea și cu toată echipa mea și cu Petrișor, care e sufletul meu pe scenă. Să intre Petrișor! Fac niște lucruri care mă fac foarte fericită. Și de aceea nu simt să mai fac acel proiect, deși sunt oameni care vor să reasculte acele piese. Eu pot să înțeleg lucrul ăsta, dar pe mine nu mă face fericită. Eu astăzi, tocmai alături de derbedeii mei, eu astăzi ți-am spus un lucru important și cred că, adică eu ți-am spus astăzi un lucru pe care vreau să-l înțelegi exact așa cum l-am pus pe hârtie. Tu nu trebuie să te reunești cu Andrei Antonescu. Tu doar trebuie să îmi scarpi puțin nostalgia mea. Atât. Iar tu nostalgia mea... Am făcut asta, am făcut asta. Poți să faci chestia asta, adică... Lasă-mă, Horia, la mare. Sigur că da. Zâmbesc? Mi-ai adus nostalgie? Da. De ce? Pentru că eu, ca și prezentator, realizator de TV, eu am fost pus de fiecare dată cu toată muzica și de fiecare dată, atunci când nu exista 1000 de emisiuni de TV, dar atunci, și pentru asta se alegea exact cel mai important lucru de pe piață. Iar voi ați fost, practic muzica ține în ea
cea mai frumoasă, practic este vârful amintirii mele. Da, da. Deci din punctul ăsta de vedere, tu peste tot ai... Bine, nu uita un singur lucru. Faptul că au existat trupe care s-au despărțit și care și-au interzis reciproc cântarea anumitor melodii. Da, asta nu se poate face pentru că e cover. Toată lumea poate să cânte sub formă de cover orice și tu poți să cânte. Dar dincolo de... Da, eu cânt în permanență, lasă-mă papa la mare, așa, de exemplu. Dar dincolo de asta s-au întâmplat procese. Da, nu, noi suntem foarte bine, suntem ok. Doar cred că fiecare... E bine în bula ei acolo, cu ceea ce face fiecare, da. Deci astea sunt niște bețișoare. Da, și să mănânc cu ele. Mă pui să mănânc în timp ce vorbesc. Așa. Deci, se ia bețișorul. Se freacă. În primul rând, multă lume face mișto de mine la faza asta, dar nu mă interesează, se face așa, exact. Așa. Așa. Se urmărește cea mai importantă, nu de altă, dar e păcat. Bucată. Cea mai importantă bucată. Da. Uite, mie îmi plac algele astea. Algele astea. Nu e așa că sunt bune algele? Uh-huh. Mie îmi plac astea de fiecare dată udate cu ceva în plus. Se strecoară ușor așa. Vârf în sosul soia. Da. Mm. A, tu ai gura mai mare, ți-n capul meu. Japonezii încă n-au reușit să se separă anumite chestii. Așa. Hai, mai întreabă-mă, ce vrei să mai știi? Tu ce bei de obicei? Nu beau alcool, că are multe calorii. Revenind la faptul că după 35 de ani metabolismul se schimbă, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc dulciuri, nu mai beau, nu mai așa fac sport în fiecare zi, cum crezi că arăt așa? Cum? Cu efort și disciplină. Cum? Și vreau să arăt șoc al Gilou la 54. Jenny! Ești de după blocuri. Mua. Așa, da, deci. Deci eu cred că Nu, trebuie disciplina. Disciplina pe care o am în carieră, o aplic și în viața personală și... Da. Mă cam omor la faza asta. Pe bune. Te înțeleg cu anumite restricții. Da. Dar altele... Fii și tu copil. Pentru că... Eu te înțeleg pentru că... Dar măcar dacă mănânc, măcar să mănânc tortul ăla care îmi place mie. Nu mănânc așa mult zahăr. Ce non-stop. Amandina, de exemplu. Nu știu, tortul cu blat însiropat. Și atunci îl mănânc pe ăla și atunci mă abțin 3 zile ca să-l mănânc pe ăla. Disciplin. Ok. Așa, zi, mai departe. Ce mai ai aici? O singură chestie vreau să rog. E o ultimă piesă, Andrei, pe care vreau să o cântăm. Da. Și nu mai vreau să vezi ce piesă cânt pentru că trebuie să fac surpriză. Da. Dragii mei, da. Iunie... Foșnetul mării, mugetele mării, da. Deci asta, vreau să spun că stăm îmbrățișați între noi, chitara tremură în șoapte, n-a fost rea. Tata, scris versurile. Totul e marfă, mângâieri, clipe dulci. Pe nisipul fiind la mare. Așa. Eu zic că asta a fost ok. Așa, da. Așa. Deci, fraților, când mergem la mare, cântăm asta. Mare ascunde iubiri ce vin mereu și pleacă. Pleacă. Uiți când e zi, când e noapte, nu lași timpul să treacă. Treacă. Am uitat de școală, stres, plictis de toate. Gata, am ajuns la mare. Stăm îmbrățișați între noi, gitara tremură în șoapte. Pe plajă, distracție în floare. Fac ce vreau, iar în jur se simte doar iubire. Doar iubire, doar iubire. Modă fără limite, promisiu și muzică neștire. Tata nu știe nimic. Când mă atingi, mă pierd, simt că nebunesc. Tu ești băiatul pe care îl doresc. Lasă-mă, papai, la mare. Vreau distracție și soare. M-am îndrăgostit lurea. Vacanța asta e tare. Tare, tare. Mângâieri, clipe dulci, întâmplări. Pe nisipul fiind la mare.
A trebuit să-mi iau și ăsta să bat, am uitat. Da. Deci, îți trebuie percuție? Avem, de toate avem. Îți trebuie un chitarist? Avem. Care să știe să și danseze în pauzele în care nu cântă la chitară? Corect. Așa. Notează-ți. Și îți mai sushi nu-ți trebuie, am eu aici. Și vreau să te întreb. Da. Tu după episodul Andrei, da, ai fugit de acasă. Am fugit de acasă pentru că vreau să fiu liberă. Cu adevărat, atunci. Da, și uite, o chestie foarte similară a fost și cu Andreea, deci de asta zic că noi clar am avut ceva karmic de rezolvat și cred că am rezolvat și am rupt contractul de suflete și acum fiecare poate să fie liberă să facă sufletește ceea ce își dorește și până la stopul cardiac și până în ultimii ani am fost încă conectate și trebuia cumva să se întâmple la mine ceea ce s-a întâmplat, ca apoi noi să ne regrupăm, da, și apoi să ne vindecăm și să mergem mai departe și cu adevărat să fim bine. Tu ziceai la un moment dat de faptul ăsta că industria asta muzicală este industria bărbaților. Da, și eu a trebuit să fiu foarte mult timp în energie masculină și să negociez și să vorbesc pe limba lor. Când am vrut să obțin un ceva, un contract așa, sau un deal sau așa, a trebuit să fiu în energie masculină, să bat cu pumnul în masă ca să obțin lucrul respectiv. Asta pentru că ai simțit că ai veleități de manager. Oricum, acum nu, ești nu manager. Nu, e vorba de asta, nu. Este vorba de... bărbații fac, femeile sunt. Da? Și eu a trebuit să fac. Și atunci când faci, ești energie masculină. Și eu de mică fiind, pentru că am fost pusă să fac, când am devenit adult, eram tot în energie masculină. Poate și de aceea n-au funcționat unele relații amoroase de ale mele din trecut, pentru că eram bărbat cu bărbat în relație. Și până iar el nu lăsa de la el, crezi? Sau el era, era frică să fie condus? Da. Și mie, eu am fost obișnuită de mică, că trebuie să conduc așa, e modul de supraviețuire. Eu așa am învățat, pentru mine supraviețuirea însemna să conduci și să deții controlul. Tu ești o mână de fier. Păi da, dar sunt mână de fier tocmai pentru că de mică m-am crescut și am învățat că așa supraviețuiești, așa răzbați în viață. Să deții controlul și să bați cu pumnul masă. Să știi că singurul lucru care te poate nu muia, poate să ți-ți aducă alinare și poate să topească acest fier din tine, este dragostea. Este iubirea supremă, da, pe care acum cu adevărat o trăiesc. Să intre dragostea! Okay. La naiba, și, să intre toți acum. Intrați toți! Numai revenind la industria bărbaților, da, este condusă de muzica, industria muzicală și afară și la noi este condusă, în funcțiile cele mai importante, sunt bărbați. Nu prea sunt femei la labor-uri, la case de discuri, manageri și așa mai departe. Impresarii sunt majoritatea bărbați, pentru că ei vorbesc cu primarii, corect, cu organizatori. Corect, și atunci corect, eu, adevărat. Fiind la 20, 25, 30 de ani, eu trebuie să vorbesc cu aceeași energie cu ei ca să obțin ceea ce era nevoie pentru mine. Tu în perioada respectivă a trebuit să câștigi ceva bani de undeva, pentru că ai terminat cu Andrei. Și nu mai aveam niciun bani. Și nu mai aveai, pentru că lucrurile pe care tu le credeai ca încasări nu erau cele... Nu erau poate reale sau nu au fost gestionate cum trebuie. Iar după aceea a trebuit să te întreții, pentru că tu... Da. Cine a fost cel care te-a ajutat să vii din Ploiești aici? Era la vremea respectivă un impresar cu care am avut multe conflicte de-a lungul anilor, că și acolo cred că a fost ceva karmic și a trebuit să rezolvăm și în fine s-a încheiat acum vreo 10 ani, dar la vremea respectivă a fost o relație tumultoasă cu acel impresar care în prima fază m-a ajutat, dar după aceea mi-a făcut destul de mult rău. Am înțeles. Și am ajuns să stau cu chirie într-o garsonieră în București. Da, și n-aveam bani și mergeam și cântam în foarte multe petreceri și evenimente private singură cu două dansatoare, trei dansatoare, adică nu eram niciodată singură pe scenă. Menținea ideea de dans. A, totdeauna, pentru că am simțit. De asta eu când spun că m-am născut pentru a face asta, a fost o chestie din interior care mă ardea să fac show. Nu să stau la un microfon și să doar... Na. Și am văzut afară artiștii de pop, toți dansează. Doar la noi e chestia asta, doar Andreea Bălan dansează. Sau doar Horia face nu știu ce pe scenă. Nu, afară toți fac lucrul ăsta, așa am mai spus și la Te Cunosc de undeva. Toți artiștii care cântă pop... Dacă cânti pop, nu există să nu dansezi. Adele, pentru că ritmul te obligă. Adele cântă un pop... balade, nu ajută nici, știi, de aia stă la microfon și cântă de rupe. Dar Beyoncé, care cântă de neîngroapă pe toți, da, de ce dansează? Că ar putea să zică Beyoncé, care e șefa la voce la toți, ar putea să zică eu acum cânt și vă arăt eu cum cânt eu și fac trilurile mele. Nu, dansează de rupe. Da? Deci eu l-am luat-o pe Beyoncé, nu pe J-Lo sau Madonna. Da, da, da. Înțelegi? Și am luat rețeta de afară și am zis, nu, eu vreau să fiu completă.
poate n-am vocea lui Beyoncé, poate nu cânt ca Andra, dar eu pot să fiu specială pe piața din România și vreau să fiu un pește mare într-o baltă mică. Ce aduci tu nou, exact? Ce poți să aduci tu nou? Și să fiu deosebită. Și atunci fac coreografii, fac dansuri, fac sincronică. Eu pe Petișor l-am cunoscut mult mai târziu la Dansez pentru Tine, de-aia până să-l întâlnesc pe Petișor, tot dansam. Și mi-am luat 4-5 dansatoare și mergeam în aceste concerte, pe bani foarte puțini. Și îmi plăteam chiria, mă drămuiam, mi-am făcut și un leasing la o mașină. Și m-am descurcat în primii ani. Apoi am avut norocul că, uite, vezi, trec ani și încep să vezi trecutul ca niște lecții. Da, L-am cunoscut pe Cheo, care mi-a compus niște melodii frumoase. În continuare aveam contract cu Cat Music, adică toate s-au legat și eu m-am menținut ca artist și am evoluat. Apoi am fost la Dansez pentru Tine, l-am cunoscut pe Petrișor, am câștigat Dansez, am fost în Mexic. Eu spun pe scurt acum, dar asta e o poveste în anii. E foarte interesant că tu, viața ta confirmă exact ce mi-ai spus. Inevitabil, pentru că din viața ta, viața ta este prima care te inspiră. Tu ai colaborat, într-adevăr, practic tu n-ai avut impresariată de mi-ai spus aici într-un interviu, de Gabi de la Voltaj, de Dorian Enache. Au fost mulți impresari, da. Astăzi care e impresarul tău? Astăzi impresarul meu este Cătălin Rotaru. Dar managerul sunt eu. Tu ești manager. Da, sunt lucruri complet diferite. Management înseamnă idei, strategii, marketing, vânzări. Impresarul este cel care își ține agenda de concerte. Și întotdeauna am avut impresari, pentru că nu pot să vorbesc eu cu primarii și cu organizatorii de concerte. Mie mi se pare un lucru pe care l-ai spus și acum îl realizez. Poate mi s-a părut normal mie să vorbesc cu impresar și managerul meu, să vorbesc cu cineva. Dar de fiecare dată te gândești, bă, dar chiar nu e nicio femeie în piața asta să fie... Adică chiar acum îmi dau seama că... Și eu nu mi-am pus problema asta niciodată, dar tu ți-ai pus-o evident. Da, sunt, majoritatea sunt impresari, sunt bărbați. Da. Și eu sunt propriul manager și toate ideile vin de la mine. Clar, mă sfătuiesc cu diferiți oameni, dar eu sunt cel care le centralizează. Și înainte făceam și micromanagement, dar acum nu mai fac micromanagement. Am delegat oameni și se ocupă ei. Așa. Și băi, de-a lungul anilor acești impresari mi-au pus concerte și s-au ocupat de agenda de concerte, dar s-au schimbat pe parcurs, adică au fost 25 de ani de carieră, poate am schimbat vreo 5-6 impresari și acum sunt la Cătălin, am fost la un moment dat și cu Flor Nedelcu, au fost oameni buni care m-au ajutat și care mi-au pus concerte la vremea respectivă, dar și eu oferam un produs unic, adică artistul face impresarul. Pentru că tu poți să fii impresar și poți să ai un catalog, dar dacă în catalogul ăla tu nu ai artiști vandabili, nu sună lumea la tine. Și atunci eu eram, întotdeauna am fost un artist care a oferit ceva. De fiecare dată, da, e adevărat, dar tu, în primul și în primul rând, ai fost o persoană, practic, artistul e cel care luminează sau îl pune în umbră pe impresar sau pe omul din echipa respectivă. Exact. Spune-mi, ce părere are maică-ta despre toată această... Cum s-a schimbat ea de când erai mică până în zilele noastre? Mama nu a vrut ca eu să fiu cântăreață, pentru că ea, când l-a cunoscut pe tata, evident tata era artist, cântăreț, pleca de acasă cu chitara în spate, cu trenul pe vremea respectivă și ea a crezut că așa o să fiu și eu și, am înțeles. Și relația, relația cu tata dintre ei doi a fost șubredă tot timpul, pentru că el pleca mereu de acasă și ea nu și-a dorit ca și copilul ei, unicul ei copil, să facă această meserie și apoi când tata m-a luat de mânuță și mă ducea în studiouri să trag piese și apoi am făcut Andre, ea a fost împotrivă total, adică ea își dorea foarte mult ca eu să merg la școală și să învăț și de aceea pentru mine a fost o splituire foarte grea, că eu încercam să-l mulțumesc pe tata, să fiu bine pe scenă și să dansez, să cânt acolo și pe altă parte să învăț bine la școală, să intru la Caragiale, cel mai bun colegiu din Prahova și să o mulțumesc pe mama, să fac și o facultate și a fost foarte, foarte greu să-i mulțumesc și ani de zile am fost așa splituită emoțional. Nici măcar succesul a îmbunat-o puțin atunci în... Nu, pentru că eu plecam de acasă, eu nu eram cu ea. Tot timpul eram plecată și atunci ea nu avea copilul acasă. Ea trebuia să lucreze, era ingineră undeva la o firmă și nu putea să vină cu mine. Și atunci ea, toată copilăria mea nu a fost acasă, cu ea sau cu bunicii sau... Nu s-a bucurat de mine. Și de aceea acum ea locuiește, vezi că totul se întoarce. Ea locuiește cu mine de când s-a născut... Ela. Cea mică, da, parțial de când s-a născut Ela, că locuia lângă, iar acum locuiește cu mine în casă de când e Clara, pentru că așa a fost să fie ca să se vindece totul și să ne bucurăm una de cealaltă. Tu în perioada respectivă, în perioada copilăriei tale, nu mai zic în perioada Andrei, în perioada copilăriei tale, tu n-ai avut parte de clasica dragoste de mamă sau de clasica dragoste de tată, pentru că amândoi
îți spuneau lucruri diferite. Care... Exact. Unul îți spunea, nu te îmbrăca așa și hai pe scenă, nu știu ce. Un tată nu spune așa în mod... Ce bine arăți sau ce bine faci sau da. Nu știu ce. În partea cealaltă, maică ta te vedea din când în când și spunea și ea, nici nu știa ce... Nu, da, nu te îmbrăca așa sau nu te da cu ruși sau nu te... Da. Și a fost foarte, foarte greu. Da. Și... Deci, practic, tu, acum, dacă... Și... Deci, practic, tu, în momentul de față, dacă pe tine te iubește cineva, da, trebuie să te iubească cu o forță și de mamă, și de tată, și de iubit. Da, și Victor face asta. Să intre Victor! Nu. Nu, am glumit. Victor e plecat în Italia, la turneu. Da. Bănesc că italiană știi, așa că nu e problema. Am pregătit charterul. Charterul. Da. Extraordinar. Și eu am încercat să-i mulțumesc și cred eu că m-a întrebat ce părere are mama. Deci dacă la început n-a fost de acord, după care a văzut că m-am separat de tata și mi-am luat cariera în mâini și am început să o fac foarte bine și să fiu în continuare, m-am ocupat și de facultate, că am terminat particulare, dar nu contează, mi-am luat diploma, uite, diploma. Și apoi am început să câștig și niște bănuți, am început să fiu bine, a început să fie foarte mândră de mine și să mă susțină. Deci a dat-o în partea cealaltă. Deja mă separasem de tata și a început să mă susțină. Poate n-aveam bani de chirie în București, ea venea și mă ajuta. Iar acum este cel mai mare susținător al meu. Dacă ea n-ar fi acum, eu n-aș putea să fiu aici cu tine. Pentru că ea acum are grijă de fetițele mele. Când eu sunt pe tata la film, da, ea se ocupă de casă. De exemplu, eu nu știu de multe ori ce mănâncă copiii, dar știu cât costă. Adică știu că e rău că zic asta, dar asta este adevărat. Adică eu deschid frigiderul, nu știu ce e în frigider, dar mama are un carne limitat, ea se ocupă de casă, ea are grijă de tot, pentru că altfel eu n-aș putea să vin să fac, am te cunosc de undeva, filmări, am concerte, am tot felul de proiecte, reclame, n-aș putea să le fac dacă ea nu ar fi acolo. Da. Și ea e stâlpul casei. Acum, clar, e și Victor în viața noastră, dar și Victor are cariera lui și este plecat, deci nu poate să suplinească, mama ține tot, ce să zic. Un lucru pe care pentru care atunci când l-am auzit și nu l-am auzit atunci când s-a întâmplat, ci în ultima perioadă, pentru care te aplaud, e faptul că, într-adevăr, așa cum am spus și în deschiderea acestei nebunii, tu la 28 de ani te-ai apucat de canto. Da, pentru că... Care a fost... ce a stat la baza acestei... Băi, vreau să mă perfecționez. Suferință! Hai, domnule, n-ai vedeut. Băi, frate! Pentru că atunci când eram în Andrei, mi se spunea repetativ, din păcate tatăl Andrei îi spunea lucrul ăsta, el nu mai este printre noi ca să... Zicea, uite, fata ta știe doar să danseze, este în trupă doar pe post de dansatoare, ea nu e în stare să cânte, fata mea cântă mai bine. Da, toate melodiile, eu ascult timbrul tău, adică timbrul tău e acolo. Da, așa era la vremea respectivă, pentru că, repet, fiecare familie vrea ca puiul său să... Și atunci eu auzeam discuțiile astea și mi-a intrat în cap că eu nu sunt suficient de bun aici. Și atunci, de-aia am devenit o dansatoare atât de bună. Am compensat. Dar fără să-mi dau seama. A fost o chestie în inconștient, știi? Înțeles. Și eu, dintr-o dată, m-am dus la Dansez pentru tine. M-am dus în Mexic, am participat la 3 ediții Dansez pentru tine. Am luat 3, 2, 1. 2 în Mexic și 1 după aceea la 3 ani. L-am luat pe Petrișor și am făcut cele mai tari show-uri de dans, lecția de dans, Bunny Show, Carnaval Show, Fantezia Show, tot felul de concepte din astea de show în toți anii ăștia. E, și la un moment dat am avut ambiția că până la 28 de ani am fost fără band. Și am fost doar eu cu Petrișor, cu dansatoare, făceam show-urile astea de dans. Mm-hmm. Și la 28 de ani, tot așa, mi-am dat seama, băi, trebuie să evoluez. Eu nu pot să rămân toată viața doar pe dans și cu negative, cu backing-uri, cu așa, cu playback, nu știu ce. Eu trebuie să învăț să cânt ca lumea și vreau să-mi iau band. Și am luat tot bandul lui Cheo. Te pupăm, Cheo, mersi vreo. El știe. Nu, că acum ne mai împărțim chitaristul cu toată. Ok, da. Da. Așa, și... Te rog, da. Așa. M-am despărțit, s-a terminat acea relație și cum s-a terminat acea relație, acolo cred că am vrut să-i demonstrez lui ceva. Și am luat tot bandul, m-am apucat de canto, m-am făcut cu Mădălina de la Red Blonde canto și timp de 3 ani am făcut canto intensiv, mi-am luat band, mi-am reorchestrat toate piesele și tot ce făceam cu dansatori am pus cu band, iar acum am și band și cânt live și e altceva. Și acum cu adevărat sunt un artist complet, pentru că până în momentul ăla nu eram. Erai
Da. Erai practic un fel de pe negativ. Da, entertainer doar. Și acum sunt când și live, fac și dansuri, schimbăm și nu știu câte ținute, adică e un show total. Și am avut ambiția asta să învăț să cânt mai bine, mai corect, mai clar, că eu nu o să pot să cânt niciodată ca Beyoncé, pentru că e și vorba cu ce te naști, da? Cu... Da, corect. Datele... Da, dar cânt bine și cânt suficient de frumos încât oamenii se simtă bine. Ai vorbit de... Și pun emoție, că asta e foarte important. Cred că e importantă emoția pe care o transmiți atunci când cânți. E extraordinar și asta, cu cât lecțiile astea de canto, dacă pentru tine au fost, sunt foarte utile, este că pe măsură ce cunoști gâtul tău, da, mai bine, cu atât poți să-ți potrivești și să, exact, gândești melodiile mult mai bine. Exact. Deci, practic, tu ai început să iei canto. Ai compensat cu dansul extraordinar de mult și totul pentru a demonstra oamenilor în stânga și dreapta. Dar la bază era tata. Pentru că tu mai târziu vrei să demonstrezi unui iubit ceva. Dar în spate, subconștient, e tata. Pentru că tu, de fapt, ai rana primordială și tu, de fapt, tu vrei iubirea lui, a lui tata o vrei, ca apoi o cauți în toți ceilalți parteneri. Dar tu, dacă îți vindeci rana primordială, după aia nu mai ai nevoie de... Ai găsit vreodată... Ți-a dat tata înapoi iubirea? De da, că... mi-a dat în ultimii ani. Clar că el nu-și mai aduce nici el aminte din ceea ce s-a întâmplat în trecut și nu înțelege suferința mea, ca și cum, nu știu, când o văd pe Clara că plânge că și-a pierdut o jucărie. N-am cum să înțeleg, e același lucru, da? Da. Dar poți cumva să empatizez și să mă prefac că înțeleg. Sigur că da, sigur. Știi? Că da. Așa și tata, acum am zice, te iubesc, puiul tăticu, și mă bucur pentru tine și sunt tare mândru de tine. Da. Dar cu adevărat l-am iertat în ultimii ani, l-am iertat, cu toată cunoștința și cu tot ceea ce am acumulat în ultimii ani. Azi, cu mâna pe inimă, pot să mă întâlnesc cu tata și să-i recunosc și să-i spun: tati, datorită ție eu sunt puternică. Datorită ție eu am fost puternică și am reușit să ajung azi aici. Și vine să plâng acum. Nu, cum plâng, încep să plâng și eu, după aceea se schimbă tot. Da. Uite, pentru că plângi, o să plâng și eu. Tu ai declarat că îți plac trei artiste. Așa, nu mai știu, da. Da. Beyoncé. Una româncă. Da, care? Nu și știu. Două străineze. Care e românca? Nu mai știu. Românca este Loredana. A, Loredana, da. Păi Loredana, când m-am apucat eu să fac show-urile astea, așa, era așa? Singura care făcea cu dansuri, cu costumații. Complex, și, un complex, show complex. Da. Și am zis că vreau să fiu the next one. Și o să fiu. Pentru că odată ce încep să fac Sala Palatului, o să fiu the next... Realitatea, practic, Sala Palatului este un vârf este în muzica românească. Dar, de fapt, vârful adevărat îl setăm noi. Corect. Cum ne percepem noi, ne percep ceilalți. Deci, noi putem face niște spectacole pe care Sala Palatului nu le-a văzut niciodată. Da. Dar numai de noi depinde asta. Exact. Care e piesa ta preferată de la Loredana? Nu știu... Cred că Lele, care are o energie din asta, e o combinație asta. Între... Tu ți-ți place dinamica. Da. Păi la Dansez pentru tine... Păi stai, mă, și când plângem? Am plâns. A. Știu că doare cel mai tare. Am plâns și acolo. Am plâns soare, da, după nori, am plâns așa. Dar eu sunt foarte bună pe energie, pe dinamică. Și la Dansez pentru tine, exemplu, eu aveam succes și luam notele cele mai mari pe jive, pe samba, salsa. Dacă mă puneai să fac o rumba din aia și așa... Nu, e adevărat. Un vals greu, tare. Cu liniile, dar eu am un zvâc în mine, mă arde. Stai mă puțin, zvâc, 10, ăsta și una. Mă arde, da, așa. Din 10 una, da? Și nu. Lasă că am scos multe triste, pentru că la fiecare despărțire mai scoteam 3 triste. Am multe triste pe canalul meu de YouTube, da, subscribe. Multe acolo, e ok. Bun, da. Nu, să mai încerc acum ceva. Pentru că sunt într-o etapă bună de iubire, toate vor urma acum numai pe iubire. Uite așa, le dau iubire. Da, cu iubire, fii atent. Și ai spus două artiste într-un interviu de-al tău. Britney Spears și Beyoncé, cred. Exact. Da. Nu. Celine Dion și Mariah Carey. A, nu, am greșit. Eram sigur că ești, dar vreau să văd care e adevărul. Am greșit, nu știu de ce am zis asta. Nu, Beyoncé și care, cred că eram mic. Ce-ți place ție de la Britney Spears? Păi, faptul că acum, da, o a luat-o pentru că, din cauza traumelor copilării, așa. Băi, da, dar nu, stai, iartă-mă. Dar tu mi-ai dovedit că ești mai puternică decât 10 Britney Spears. Da, dar acolo... Iartă-mă, dar... Zic,
aici o piață. De ce s-a întâmplat? Vreau să te întreb. Și continuă, și în continuă acum cu Britney Spears. Îți explic. Pentru că acolo piața e mult mai mare. Ea era un artist internațional. Eu aici eram la noi în Românica. Succesul pe care ea l-a avut a fost de 1 milion de ori mai mare decât succesul meu. Traumele pe care ea a avut și presiunea mondială pe care ea a avut-o ca să fie perfectă și să performeze a fost mai mare decât presiunea mea. De-aia ea a luat o razna așa nebunit. Și tot așa, având doi părinți care n-au știut să gestioneze, ea a nebunit, s-a ras în cap și și-a pierdut copiii. Înțelegi? Aici eu măcar am fost într-o piață mai mică și chiar dacă poate am avut experiențe similare, am ascultat de niște oameni și m-am lăsat ghidată și m-am dus. Păi tocmai ai spus secretul. Ea n-a ascultat. N-a ascultat. Deci efectiv mă uit cu o compasiune și un regret, da, la toate postările alea. Mi se rupe inima. Pentru că ea a stricat ceea ce putea. Dacă era mai puternică, mental, poate, dacă ea a stricat tot. Și problema se întâmplă atunci când copiii încep de prea mici, pentru că și ea, uite, Aguilera a început la aceeași vârstă ca și ea, tot în clubul Mickey Mouse cu Justin Timberlake, doar că Aguilera, uite, are altă traiectorie, poate a ascultat și poate s-a întâlnit la cerul de aur când a venit. Da, și asta se întâmplă cu copiii care încep de prea devreme, gen Michael Jackson, Beyoncé. Ce înseamnă devreme? Stai, ce înseamnă? Zi-mi vârsta. Când nu ai funcțiile, nu, când nu, când sistemul tău de valori. Tu crezi că la 20 de ani, când am intrat eu pe TVR, crezi că eram cu toate facultățile la mine? Ți-ai trăit copilăria, ți-ai trăit adolescența. Eu știi când mi-am trăit adolescența? Acum 2 ani. După ce am divorțat de tatăl copiilor mei, am trăit adolescența. Timp de 2 ani mi-am trăit adolescența. Vineri, alo, ieșim, sâmbătă, ieșim, duminică ieșim. Pentru că eu emoțional nu îmi trăisem acea bucată de adolescență și abia după ce mi-am trăit adolescența am reușit să construiesc cu adevărat o relație frumoasă și stabilă. Pentru că dacă tu nu trăiești emoțional toate etapele naturale, firești, îți vin mai târziu în viață. La 40 de ani, la 50 de ani, de aia vedem. El trebuie să se consume. El trebuie să se consume, nu există să nu se consume. Îți vin la un moment dat, de aia poate ai văzut unii bărbați au razna la nu știu cât, pentru că ei nu au făcut niște lucruri la timp potrivit. E, și trebuie să trăiești lucrurile astea. Eu n-am apucat adolescența asta, copilăria mi-am trăit-o până pe la 10 ani așa. Adolescența n-am trăit-o. Băi, nici eu nu mi-am trăit adolescența. Da! Da, dar tu ești ceea ce ești azi pentru că s-a întâmplat trauma aia. Ești asta, e adevărat. Nu ai fi fost azi, niciodată n-ai fi avut setea asta să fii bun. Adică tu de fiecare dată zici că... Cum... Nu, nu merge. Ce vrei să descoperi? Zi. Păi nu, nu merge. Găsește întrebarea potrivită ca să-ți dau răspuns. Eu vreau să descoper, da, care este calea, da, prin care eu nu trebuie să pierd neapărat pe cineva drag ca să mă lovească în suflet, ca să devin mai puternic. Nu există. Și ca să... Dăm altă coordonată, dăm altă soluție. Nu există pentru fă că... un bărbat puternic fără să aibă traume în copilărie. Sau o femeie puternică. Sau o femeie puternică. Cum se pot face cei doi puternici fără să aibă prin ce am trecut? Ok, am avut o... Băi, m-a educat și mama și tata cu dragoste. Nu trebuie să fim, pentru că așa discutam zilele trecute, nu trebuie să fim nici spartan, să fii bătut de copil. Nu, e foarte simplu, nu ai cum să înveți din fericire. Fericirea nu te învață nimic. Suntem fericiți, tot iroși, avem bani deja. Nu, pentru că la un moment dat tot cheltui banii, tot faci ceva prostește. Înveți doar din suferință și din eșecuri. Eșecurile sunt cei mai buni profesori. Eșecurile sunt cele mai buni. Nu, sunt buni, mamă, buleu. Nu ai cum să faci din fericire ceva. Clar că și, referindu-mă la fetițele mele, clar că vor avea și ele mici, dar mici. Altfel, nu ca mine sau nu ca generația noastră. Am înțeles. Copiii de azi vor avea altele pentru că au tehnologie, au alte probleme aici și noi ne vom izbi de alte lucruri pe care nu le vom înțelege. Deci, dragii mei, numai la asta nu vă așteptați din partea Andrei, dar iată, da, partea Andrei, o luptătoare. Luând-o pe spiritualitate. Noi de ce suntem aici? Suntem aici ca să plutim așa și să fim fericiți. Noi suntem aici să învățăm și să experimentăm o toată pleiadă viața de învățăm. Emoții. Absolut, da. Bravo. Și noi ne alegem de sus, dinainte să venim, ne alegem anumite experiențe traumatice pe care să le trăim și din care să învățăm. Tu ți-ai ales această experiență. Nu, ni se dau. Cum să alegem noi? Ni se dau de către cine? De către noi toți. Noi suntem oneness, noi suntem uniți. Adică, ai zis că ni se dau... Noi doi suntem uniți la nivel de spirit, corect. Da? Și noi înainte ne alegem, ne divizăm. Înainte de a ne naște? Da, noi ne alegem părinții și ne alegem experiențele pe care să le trăim.
anumite puncte din viață. Apoi avem aici liberul arbitru, cum le facem și cum le parcurgem și ce învățăm din ele. Poți să nu înveți și mai vii odată și înveți aceeași lecție și nu rup, și faci karme cu anumite suflete. De aceea e bine să rupi aceste contracte de suflete în viața asta pe care o trăiești acum, ca să nu te mai întâlnești cu aceleași experiențe în viața următoare. Eu nu știu dacă ne alegem. Adică e o noutate pentru mine ce spui. Ceea ce vreau să spun este că eu s-ar putea să mi se întâmple lucrul ăsta tocmai pentru a deveni mai răspunzător de viața mea, de răspunzător de viața celor din jurul meu, dar nu știu dacă neapărat aleg, pentru că până la urmă nu ales țara în care te... nu ales părinții. Eu cred că alegi părinții. Pentru adică că... nu ți alegi părinții, nu alegi țara, nu alegi limba, înțelegi? Eu cred că alegi toate lucrurile astea, pentru că în fiecare viață îți alegi o altă experiență și alegi. Pentru că e vorba de energie și de cum se atrag. Tu ai ales acești părinți cu o anumită energie de acolo de sus ca tu să trăiești apoi anumite lucruri din care să înveți. Mai studiază problema. Adică eu nu spun din niște lucruri citite și studiate. Mai studiază. Andreea. Da. Știu un singur lucru. Da, te rog. Chiar dacă am o vârstă, nici nu contează. Eu sunt omul care zice, îți mulțumesc că m-ai învățat ceva nou. Oh, ce frumos. Deci ăsta este lucrul pe care l-am învățat, în special dacă vrei, apropo de chestia asta, că niciodată n-aș fi crezut nici că o să cânt. Liberă la mare? Dacă mă întrebai cu 30 de ani ce faci, o să cânt, lasă-mă, o să prezint. Credeam că până da. Toată viața mea eu, în anul 1993, credeam că mă voi duce până la capătul vieții mele prezentând Robingo. Asta credeam că o să fac tot timpul. Da. Tu ai fost făcut pentru asta, să fii entertainer, pentru că dacă nu erai, rămâneai acolo, la Robingo. Dar asta a fost drumul tău, dar a trebuit cumva să faci așa, să șerpuiești, ca să ajungi la final să faci asta, pentru că altfel nu făcea atât de bine, înțelegi? Deci când noi ajungem să facem un lucru foarte bine, înseamnă că ai menirea noastră în viață. Dacă nu faci ceva bine, nu ai menirea, trebuie să cauți altceva. E foarte simplu. Să știi că eu știu să sărut foarte bine. A, înseamnă că... Și îți mai spun un lucru foarte interesant pe care l-am descoperit recent. Noi nu vizualizăm decât ceea ce ne este dat de sus. Adică eu nu pot să vizualizez că o să fiu Beyoncé când eu nu mi-am ales de sus lucrul ăsta. Noi manifestăm și vizualizăm. Deci dacă eu am visul cu sala palatului, da? Și eu acum vizualizez că o să fiu acolo, știu exact ce o să fac acolo. Vizualizez pentru că urmează să se întâmple. Și eu făceam asta acum un an, acum 2 ani, acum 3 ani, fără să am un plan să fac. Vizualizez ceea ce știi că ceea ce sigur se va întâmpla. Înțelegi? Deci dacă ai un vis, asta e pentru toată lumea, dacă ai un vis și îl vezi foarte clar, înseamnă că e doar o chestiune de timp până când se va întâmpla. Dacă ați vizualizat cumva că vă măresc salariile, v-ați înșelat, nu se întâmplă lucrul ăsta. Asta ca să vezi foarte clar. Adio del pasato. Mor. Ceea ce e clar totuși, piesa aceasta a fost inspirată din Shakespeare. Pentru că Andreea, citind într-o zi To be or not to be, s-a gândit, dacă aș înlocui eu tu. Da. Și? Și a zis, iubi or not iubi. Ha, iubi. Ce tare e asta. O cântăm la sala palatului pe asta. Nu fac eu playlist asta. Ia, copii, refren, ușor. Ia. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubi. Da și strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Pește rândurile unde. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Da și strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Pește rândurile unde. Ochii nu te văd, inima întreabă de tine. Simt cum arde, arde iubirea în mine. Și o secundă de mi-ai da, mi-ar ajunge să mă pierd în privirea ta. Arde, arde iubirea în mine. Oh, iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Dar și strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Dar șernuturile ude. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Aștept noturile ude. Oh, oh, oh.
topește-te, ia. Am. Mă topesc, mă topesc ca un ghețar sub soare. Sub soare. Când mă învelești, mă învelești cu pielea ta moale. Și pufoasă, și pufoasă. Chiar și o secundă de mi-ai da, mi-ar ajunge să mă pierd în privirea ta. Arde, arde iubirea în mine. Și strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Ne-aștept pădurile ude. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Da și strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să ne iubim. Ne-aștept pădurile. Asta nu cânt eu. Asta era, cânt tu, te iau Sony Flim. Cum îl cheamă? Sony? Da. Poți, au, poți iau bandul tău la Sala Palatului? Poți iau? Că tu ai în noiembrie și eu am în octombrie, au timp. Plătesc bine, plătesc foarte bine și la timp. Vă dau tu. Domnilor, după cum vedeți, Margaret Thatcher a dispărut. Andreea Bălan a revenit. Doamna de fier a muzicii românești. Și contactă mă toată! Strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să te iubim. Naște nuturile ude. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să te iubim. Taci și strânge-mă în brațe. Iubi, iubi, hai. Iubi, iubi, hai să te iubim. Naște nuturile ude. Iubi. Să nu turile unde. Așa. Bravo. În 2000. Iată, doamne și domnilor, playlist-ul este aproape făcut. Așa. În 2015 ai dat voce unui personaj. Tu ai uitat. Eu niciodată. Ce personaj îmi numește? Nu, doamna, nu, nu eu, alta. Nu. Așa crezi, e bine? Doamne și domnilor, dacă ați văzut cocoșatul de la Notre Dame, ea era vocea Esmeraldei. Mm. Alta, nu? Eu dacă zic că e alta, tu nu ba mă da, crezi. Mă. Nu, niciodată. Andreea Bălan, n-am, așa... n-am dublat niciodată niciun desen animat. Nu cred așa da, ceva. Da, aș vrea Disney, luați-mă că vin. Băi, fantastic, este pe de departe cea mai mare știre falsă pe care am dat-o vreodată. Mm. Au fost multe, au fost multe știri, nu, 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 altceva, ce mai acolo, zi? Deci, nu, nu, stai că nu revin, stai. Dar vreau să dublez, luați-mă că vin și dublez. Deci, gata, băi, este singura, este singura, o voce ca, acum eu sunt pentru Disney. A voice like Andrea, it's one of a kind. Yes. Because Andrea, the voice yes, of Andrea, yes. Could be a little special. Girl. Yes. A strong woman. Yes. No, yes, of course, yes. No, no, Andreea, o strong woman. Yes. I come from free. Corect, gata, da, nu, nu e, nu e adevărat. Nu pot să cred. Zi, altceva. Bun, am trecut peste chestia asta. Vreau acum să te întreb da. Exact ce mi-ai intuit. Că după aceea spun și eu. Da. Zi-mi care a fost știrea care te-a deranjat cel mai mult și a fost total neadevărată. Pentru faptul că eu... Totdeauna am dansat și am făcut show. Da? S-a a zis a, bine că dansezi, nu cânti. Bine că înțelegi. Și m-a deranjat lucrul ăsta că dacă, de exemplu, dacă n-aș fi dansat, n-ar fi putut să zic partea cealaltă. Da, pentru că ai ceva mai. Păi da, dar pentru că faci ceva poate pe alocuri mai bine, am înțeles. Pare că cealaltă o faci mai prost, știi? Și eu am muncit concomitent la ambele, îți dai seama. Am înțeles. Da. Și m-am, dar m-am ambiționat. A fost tot în favoarea mea, tot pentru mine, pentru că m-am ambiționat. Adică tot ceea ce se spune de diversi oameni, mai mult sau mai puțin cunoscuți pe piață la noi,
este pentru tine încă un imbold. A, da, 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 da. Tu și Djokovic. Am o poză cu Djokovic, l-am întâlnit la Australian Open, că acum merg la Grand Slam-uri și abia aștept Roland Garros și Wimbledon și US Open. Și... și am făcut poză cu Djokovic și vreau să spun așa. Deci acolo este o energie, pentru că oamenii ăia sunt cei mai buni dintre cei mai buni, da? Sunt cei mai buni din toată lumea. E foarte Cum adevărat. Ajungi la un Grand Slam, măi, dintr-o dată te simți pe altă planetă. Și am intrat în lift cu Djokovic și cu Victor. Victor era cu Djokovic așa, ca și cum, hei, gripurile alea de la când ai meci, rachetele, nu știu, și eram... Efectiv simțeam că sunt în energia unui om extraordinar, cel mai bun din toate timpurile, right? Că a dobărât toate recordurile, da? Deci m-am topit, efectiv, mi s-a părut wow. Și Victor era în energia lui, adică erau acolo familiari. Ce strigă susținătorii lui Djokovic din tribună, spunându-i... Da, și ce face omul? Întoarce totul în favoarea lui. Da, da, vezi că te întreba ceva acum, atenție, fii foarte atentă, tenismeno. Ești la începuturile tale sunt în tenis. Sunt, foarte deci, început. Ce strigă? Ce scriu fanii lui Djokovic pe afișurile? Hai, mergi tot înainte, tot înainte. Nu știu. Vezi? Zi. Asta este, o clasă superioară. Deci, în sârbă, idemo, da, înseamnă înainte. Hai, idemo. Idemo. Idemo se scrie. Păi idemo se scrie. Eu cum se scrie? Așa se zice. Eu știu altceva, că am fost la anumite meciuri și am văzut că unii cu ideea exact și jurau. El asta a luat... energia negativă și s-a încărcat cu ea. Așa am făcut și eu. Luam comentariile negative, luam articolele negative despre mine și spuneam, a, da, vă arăt eu vouă. Deci cu cât cineva spunea ceva rău de mine, eu spuneam, nu, o să vă demonstrez eu. M-am încărcat atât de mult cu energia asta negativă, încât a fost un motor pentru mine ca să merg înainte. Dar tu știi cum face Djokovic? Hai, urlați, urlați, fluierați-mă, hai. De ce? Pentru că dacă nu se întâmplă nimica, jocul tău este, dar simți. Ce faci, mă? Da. Simți să te îmbucuri cineva. Exact, așa e. Extraordinar. Dintre toate clipurile tale muzicale, există unul pe care astăzi nu l-ai mai face? Da. Da. Unul pe care chiar l-am făcut recent, acum 2-3 veri, am făcut de pe albumul Soare după nori. Da? Era un clip foarte dark. Nici n-a avut multe vizualizări. Practic, ție nu ți-a plăcut dark-ul? Păi eu am fost în perioada dark, atunci când eram brunetă. Așa. Și am scos acel album, Așa sunt eu, cu piesele pop-rock și eram Avril Lavigne. Da. Și am mai scos o melodie în genul ăsta, am vrut să fac ceva de atunci, ca imagine și ca sound, dar clipul nu mi-a plăcut și am fost prea dark și nu cred că m-am mai reprezentat. Adică după ce l-am scos și mi-am dat seama că e super dark, nu mă mai reprezentat pentru că eu nu mai simt energia aia negativă. Dacă te citez acel clip dark... te-a transformat și acum știi mai bine ce să ceri. Corect. Corect, da, pentru că acum n-aș mai face. Astăzi învăț de la Andreea, recunosc. Bun, aș vrea să facem un mic exercițiu de imaginație. Da. Îmi trebuie o chestie. Copiii au cea mai bună imaginație. Și copilul interior. Băi, tu ce au în față? Așa de inocență combinat cu SF. Ai? Ai. Bun. Oh. Suntem în 2054. Da. Deci am... peste 30 de ani. Da, eu o să trăiesc până la 90 de ani. Știu sigur asta. Asta știu, eu știam asta. Stai tu liniștită. Știi ce o să câți la 90 de ani? Nu, zi. Iubi, hai. Iubi, unde, că săracul nostru mă... Fii ai în mână, suntem în 2054, da, ai în mână o fotografie a familiei tale. Da. Câți copii sunt acolo? 3. Nu zi atât? Da. Nu zi nu. Nu zi. De ce? Eu cred că cel puțin 4. De unde? Nu. Vezi? Ăsta e pasul următor pe care trebuie să-l faci. Nu mai se poate. Fii atât aici. Deci, tu mi-ai povestit toate nebunile pe care le-ai făcut. În 2016, Ela se năștea. Da. În 2019, clar, Clara, cu acea problemă din spital, cu stop cardiacul ăla, a fost nebun, cu trezirea ta și a zis, vezi să faci Andrei și după aceea i-a dat telefonul lui George. Da. Aici vreau să-mi explici. Deci după ce te-ai trezit din chestia asta, ai pus mâna la telefon, vreau Andrei, George, hai să ne căsătorim. Da. Acum te întreb pe tine o chestie. De ce?
atunci sau... Ce a stat la baza acelor telefoane? El mă ceruse în primele 6 luni de relație, doar că tot timpul n-am stat să mă gândesc și am zis că nu e o prioritate și nu. Am făcut copii, am conceput-o pe el și nu știu ce s-a întâmplat. Cred că în subconștient, că tot vezi tu, subconștientul nostru ne conduce. Noi nu dăm seama, noi avem impresia că deciziile la conștient Da, subconștient numai, că vorba noastră... A fost o frică, o panică că dacă mor... Pentru că ei au venit și mi-au spus, vezi că tu ai murit. Am înțeles ce zicea. Vezi că tu ai murit câteva secunde și noi te-am resuscitat, ți s-a oprit inima. Și eu am zis, aolo, dacă mor, ce fac copiii ăștia? Nu sunt căsătorită cu el. Cât mai trainică vreau să fim căsătoriți, vreau să aibă acces, vreau să... Da, și ne-am căsătorit la 6 luni distanță, doar că a durat 4 luni după aia. Și ne-am divorțat repede. Am înțeles acum. Dar eu am încercat, asta e important, că am încercat și nu regret absolut nimic. Tu te-ai gândit la copii. M-am gândit la copii, da, și la faptul că dacă eu nu o să mai fiu. Și a fost foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că m-am bucurat de acea nuntă, de căsnicia de 4 luni și după aceea de divorțul tumultos, iar acum suntem în relații foarte ok. Ați primit voi atunci vreo invitație pentru... Nu. Nu că știa că nu o să-ți... Băi, poate pentru următoare. Da, pentru următoare, ne păstrăm. Ca și copii, trebuie să ne păstrăm speranța. Dar de unde te cunoști pe Victor? Cine e Victor? Ok! Ai jucat tenis cu el. Cine? Nu cunosc niciun Victor. Nu numai Victor Frunză. E un scriitor. Ai vorbit cu el? Eu? Ai vorbit cu el la telefon. Nu am vorbit cu el la telefon. Așa, să-ți prezint. Nici nu... Victor, cine-i... Deci, uite o poză frumoasă. Oh, ce frumos. Da, astea, cele 4 fete. Da. Ăsta va fi, de departe, unul dintre cele mai frumoase nuclee. Da. Și mă bucur că peste ani... Ați devenit cele 4 mușchetărițe. Da, așa le numesc eu pe Instagram. Da. Da, și cred că aici, maică, dar cred că e trește a doua tinerețe. Exact. Și acum mă bucur de ea, ceea ce n-am avut în adolescență, mă bucur de ea. Orice s-ar întâmpla, cele 4 fete sunt împreună. Eu, dincolo de toate, aș vrea să îți spun că există o poveste pe care tu ai spus-o, care... Da. Tuturor ne-a plăcut. Da. O poveste care începe cu Don't ask me why there are separate ways. Asta e ce frumoasă pentru, e asta. Pentru diaspora. Ce superb e asta. E o piesă, una cea mai frumoasă piesă ale mele asta. Eu știu. Dar, ia, pentru că mă bat, sunt de acord cu tine la toate lucrurile pe care le-ai zis, în afară de unul singur. Care? Deci fii atât de aici o să ne batem da. Peste 20 de ani dărnim același subiect. Piesa asta face parte din viața ta. Da. Dar nu cred că a fost prezentă înainte de a te naște. Ai înțeles ce zic? Nu cred. Deci tu zici că tot înainte de a te naște noi știam ce se întâmplă. Am înțeles, da. Deci aia nu, deocamdată nu mai trebuie să mă convingi. În rest, mai avem liberul arbitru. Dar doar anumite întâmplări importante, stopul cardiac, de exemplu. Cred că mi-a fost dat scris de sus să-l fac, să se întâmple, ca eu după aia să mă schimb complet și să învăț și să mă transform emoțional, spiritual și în alte puncte de vedere. Pentru că acolo a fost o karmă și o lecție foarte grea pentru mine. Eu am respins... Poate cea mai grea. Am respins ceva din corpul meu și am respins partea feminină. Și eu din momentul ăla am învățat să fiu femeie, pentru că până atunci eram în energie masculină și toată viața am fost în energie masculină. Și de 5 ani încoace învăț și lucrez cu mine să fiu femeie cu adevărat. Deși tot timpul am purtat fustiță scurtă. După cum ai luat la început și ai dansat cu mine... Așa. Ce frumoasă e asta. Nu mă întreba de ce există despărțiri, de ce lăsăm totul în urmă și cum ajungem să trăim din amintiri. Și fericirea e doar un simplu dans pe sârmă. De ce inimile noastre se opresc? De ce sufletele nu se mai iubesc? Pe dinăuntru goi o luăm de la început. Tot ce-a fost odată noi, azi e doar un vis pierdut. Poveste de toamnă despre tine și ea. Tu n-ai crezut când îți spuneam voi pleca. Și iar te pierzi printre pahare de vin. Că n-ai iubit dacă nu doare puțin, oh.
inima ta. Ce frumos! Nu mă întreba de ce există amăciri și ni se pare mai ușor să uităm de noi când nu găsim ieșiri din amintiri care ne dor. De ce inimile noastre se opresc? De ce sufletele nu se mai iubesc? Pe dinăuntru goi o luăm de la început tot ce-a fost odată noi. Azi e doar un vis pierdut, poveste de toamnă despre tine și ea. Când ne spuneam voi pleca și iar te pierzi printre pahare de vin, că n-ai iubit dacă nu doare puțin. Poveste de toamnă cu tine și ea. Cine șterge lacrima ta? Șterge lacrima ta. Poveste de toamnă despre tine și ea. Tu n-ai crezut când îți spuneam voi pleca. Voi pleca, voi pleca, voi pleca. Și iar te pierzi printre paharele de vin. Tu n-ai știut că doare puțin. Poveste de toamnă cu tine și ea. Cine șterge lacrima ta? Bine, Andreu! Ce drăguț! Băi, Andreea, om! Da, știi ce-mi place? Că tu cânti piesele întregi. Eu nu le cânt așa. Eu le ciupârțez, mă, știi cum cânt? Băi, dați, băi! Băi, am zăpăcit pe dansatori și pe instrumentiști. Deci fii atent, într-un o piesă de 5 minute, de fapt are încă 5 piese. Deci 5 piese sunt într-un moment așa, de 5 așa. Mă, și stai să-mi trebuie pus click-ul ăla, că l-am zăpăcit pe toboșar, înțelegi? Da, da, da. Și se schimbă ritmul de la o piesă la alta, știi? Da. Și la ăla e nebunit în casă când îi se schimbă click-ul acolo, știi, și începe. După care dansatorii intră dintr-o piesă în alta, înțelegi? Am structuri diferite, când pe negative niște structuri, când cu bandul niște structuri. Înțelegi? Și ei nu eu țin minte tot. Eu știu tot. Ei nu. Înțelegi? Și vin piese. Asta de adevărat că te enervezi. Și eu le fac semne pe scenă. Și la dansatori se vede, acum vine refrenul, la faceți asta. Și la toboșar. Vezi că vine aia acum. La chitarist cântă tema aia ca lumea. Deci nu, eu îi dirijez cu scenă. Înțelegi? Da, e vina mea, pentru că am 7000 de structuri în bun cap, eu știu exact. Și da. Hai să te mai liniștesc puțin. Și tu cânti aici piesele astea întregi, e boring. Trebuie să cânt. Deci e da. Să pregătim un diazepam, Advil și Xanax și ăsta, mai băgăm niște. Deci fii atent aici. Da. Eu ți-am mai zis e și vreau ca sfatul ăsta să fie singurul da sau unul dintre cele pe care le prinzi astăzi. E formidabil de bine să fii dinamici. Eu personal iubesc dinamismul. Da. Dar publicul de astăzi și el e dinamic. Și el nu mai are răbdarea pe care nu e publicul de atât cu 30 de ani. Chiar da, dacă una a fost acum 30 de ani, avea 20 și acum are 50 de ani, nu e la fel. S-a schimbat totul. Da. Vrea să mănânce mai repede, mai convulsiv și așa mai departe. Dar asta cânt-o pe toată. Da. Nici nu o pusesem în playlist, dar o pun acum. Cânt-o pe toată. Da. Ia altele pe care asta... La revele ce-o purțesc pe toate. De aici. Da. Rammstein, da, și Rammstein și Metallica. Ce, nu, una de la noi. Uite, l-am felicitat toată pe cei de la Voltaj, i-am felicitat. Eram la sala sporturilor. Spectator, știi că eu întâi am văzut spectacole tuturor, după aceea am zis, hai să fac ceva în plus. Să vii la mine. Iată. Și l-am dat la final, după ce Călin, cu pasul lui, și l-am dat
s-a așezat pe vremea când lucrau cu Bobby, s-a așezat pe la pian și au cântat exact penultima piesă, una senzațional de liniștită. Atât de bine gustată a fost piesa aia, psihologia spectacolului de astăzi are forme pe care nici nu le întrevezi câteodată, pentru că tu te-ai obișnuit cu ceva. E, publicul trebuie surprins. Da. Îl surprinzi cu ce faci tu, fără îndoială. Mișcările tale, când te lua Petrișor și te punea la gât așa și te ridica și mă apucam de gât, făceam așa și eu să mă încălzesc, dar nu făceam nimic în plus. Ok, ceea ce vreau să te rog, lasă asta singură, stând, asta, parcă te înjur acum, Andreea, asta stai frumos jos. Da. Hai să stau pe marginea scenei, povestea... Doar cu chitară. Îți dau numărul meu de telefon. Cristiane, tu joci cartea, Cristiane. Da. Și e bluf. Bluf. E ca cel mai, Cristiane. Da, așa, gata. Bun, perfect. Așa. Mai întreabă. Ok. Vreau să te întreb. Da. Acum 2 ani a fost chestia cu America. Express. Da. Tu știai cuvinte în spaniolă? Ah, sí. Hablo español. Bun. De pe Kenya. Nu. De la telenovele, da, nu. Acolo când ajungi, în prima săptămână ai învățat. Acum am uitat. Dar dacă stai acolo o săptămână, înveți tot, pentru că e ușoară. Cum zici, am nevoie de o mașină, sunt la o emisiune? Necesită una coche, sonio de una carrera televizada, este un concurs televizado, și es una competencia, queremos que ganar el primer lugar, no tenemos dinero, por favor, ne puede dejar allá, en esta ciudad, aquí, eso, como si... Da. Amestecam și italiana, dar m-am descurcat. Bun, suntem la o casă, zi-mi țările prin care ați trecut. Țările. Mexic. Columbia. Și aia din mijloc. Guatemala. Da. Guacamala. Da. Așa, fii atent aici. Ești seară? Da. Nu ai câștigat amuleta? Nu am câștigat. Nu ne duceam la amulete ca să ne... Nu, strategie noi. Nu, eu i-am făcut pe Mona Segal, eu am făcut-o de cap. Mona Segal și pe Cuti i-am făcut de cap, înțelegi? I-am înnebunit, înțelegi? Păi normal, asta ești tu. I-am înnebunit. Deci făceam numai în ambiția lor, făceam. Deci ei ziceau, nu acolo, eu acolo mă duceam. Nu fă aia făceam. Nu fă așa. Deci, zi-mi un exemplu, nu fă aia făcut. Ei ziceau că eu am trișat. Pentru că eu fix pe invers făceam. De ce spuneau ei? Eu făceam pe invers, ca un copil din ăla. Deci eu am luat-o ca pe joacă. Pentru că eu da, ne trăim în copilărie așa. Da. Eu m-am dus acolo ca un copil care face tot fel de năzbâti și de prostioare și fix ce îmi zicea ei să nu fac, eu aia făceam. Înțelegi? Deci amuletă nu. La amuletă, noi trebuia să ne luptăm acolo. Așa? Să ducem în primii 3 la amuletă. Nu. Noi stăteam, nu, ne odihnim acum, că mâine avem cursă și mâine trebuie să câștigăm imunitate și acum ne odihnim. Nu mergeam la amuletă. Pentru că tu considerai... Și noi stăteam pe marginea drumului și vedeam pe acum alergă ca fraierii la amuletă. Și ce faci cu amuleta? Ai câștigi 1000 de euro și ce faci? Și a, doar atât de bună amuleta? Da. Mai era că mai făceai tu ordinea în show și mai atât? Făceai... Nu știu, mai făceai... Dar nu câștigai imunitate. Imunitatea era importantă ca să nu intri la... Ca să fie... Să se duci la spa. Da. Bun, exact. Aia era important. Bun. Ești cu mine. Da. Poți să-mi spui Horia Antonescu? Da. N-am car și ghiozdanul. Sunt prietenul tău. Da. Iubitul tău. Dracu. Mai, aia asta e. Suntem în fața unei case. Eu nu știu spaniolă. Si. Hola, senior, ne puede ayudar... Estamos dos cantantes de Rumania, necesitamos una cama para dormir esta noche, no tenemos dinero, no tenemos comida. Si ne puede ayudar. Asta e. El es un cantante de Rumania, es Horia Brenciu, es un entertainer muy bueno, él sabe cantar y bailar un poquito, pero yo bailo más bien de él, sí. Și acum lasă-mă bine să o conving. Baila morena, baila. Dami una noche, tu acasă. Una camida. Ce e camida? Pat, cred. Una cama, pardon. Nu e casa? Una casa, sim. Dami tu acasă. Și brusc, ia de aici. Brusc în dreapta, ca în filmele aia cu proști. Brusc în dreapta, vin 3 cântăreți care stau așa. Gata să ceapă. Adică eu cu Andreea, plin de transpirație, amândoi. Mi-a făcut introducere. Baila morena, baila, dami una casa per una noche. Nu contează. Nu, nici n-ai repetat, nu știu. Baila solo con Andrea, con mia, con mia mujer, voi noche. Și no ne quieres imunitados, volamos dormiros. Ah, no tenemos, sí.
Queremos ganar, no tengo imunidad. Asta, dacă ascultau ăia, da, deschideau toți de pe toată strada ușile. Veniți la noi! Aqui, aqui! Și eu intram la oameni în casă și deschideam frigiderul. Înțelegi? Și toți rămâneau așa. Și câte mi-e foame, tengo hambre, necesito comer. Și lor li se părea, oh, păi tata, dacă nu ceri și nu vrei, mor de foame. Trebuie să supraviețuiești. Da, puțin cu zâmbete pe buze. Normal, foarte drăguț. Eu sunt drăguță că vreau să fiu drăguț, înțelegi? Da. Normal, și am așa un fel de a cere lucrurile. De câte ori ți s-a zis, da, domne, a fost uite... Tot timpul. Nu eram refuzată, pentru că am, da, un fel de a cere foarte inocent, așa, fac ochii așa din Shrek, Shrek. Știi, de la pisicuță, vreau. Doamne și domnilor, din nou, din Shrek, se așa, ochii. Așa. Da, mă, da, gata, deci, dacă, da, deci noi doi trebuie să mergem. Da. Din păcate n-am avut timp. Am avut timp, dar recunosc și mesajul tău, pentru că ai dat și un mesaj. Deci tu știi cel mai bine. Da. Să dai mesaje și să faci mesaje. Spui ceva bine pentru câștigător, dar nu uiți niciodată să bifezi. Veniți la sala Palatului pe 16 octombrie, da. Nu, asta, nu. Nu, altceva. Nu, n-ai zis asta atunci. Nu, la... ce-am zis? Așa. Felicitări Cătălin Borda și Nelu Cortea. A, da. Cei mai buni au câștigat. Datorită mie. Nu. Nu. Și cele mai ambițioase perechi au fost în finală. A. A? Fii atent. Ne bucurăm pentru locul 2. A. A? Fii atent aici. Și că noi două la 49 de kilograme deja norocițele care câștigă la cuntă. Asta. Am luptat cot la cot cu niște bărbați puternici. Exact. Și am pierdut la câteva minute, normal. Și acum voi traduce în spaniolă pentru dar ei mi-au făcut statuie. Ei recunosc faptul că au câștigat și datorită mie, datorită strategiilor pe care eu le-am făcut acolo, pentru că eram maica stareță și eu îi manipulam care cum să voteze, să eliminăm pe unii ca să rămânem noi. Eu făcusem o bisericuță și eram maica stareță și eu mergeam și spuneam: "Votăm pe ăla, votăm pe ăla, votăm pe ăla." Da. Și apoi votam pe ea, pe Scărlătescu, l-am băgat pe Scărlătescu de 6 ori la cursa, pentru ultima șansă. Așa. Și la un moment dat i-am eliminat pe toți și am rămas doar noi. Iar noi ne protejam unii pe alții, pentru că mi-am dat seama, eu am făcut strategie dinainte să urc în avion și eu am acolat pe ăștia din aeroport, din escala din Zurich. Și eu am zis așa, eu fac strategie cu 2-3 echipe, cu Ovidiu Buta, cu Puia și cu ăștia și ne unim ca să putem să eliminăm pe ceilalți 4. Știi că eram 8 echipe, da. Și n-ai cum să supraviețuiești la război când pleci cu aliați. Păi zice că e un joc, bă, nu un război. Deci, dacă vă cheamă cineva la război, la emisiunea de televiziune. Luați-mă pe mine, șef. E acolo Andreea Bălanda, acum ea vreau să fac, ați înțeles, da? La război pleci cu aliați, mi-am luat aliați și am ajuns în finală. Aliaj puternic, fii atent. Și acum pentru cei din Guatemala. Da. Este una experiență unică. Non dimenticare mai, nu știu cum se spune în spaniolă, că și eu le încurc. Non dimenticare. Sono mândră de mine, mândros de minos, că nimicos nu m-a doborut în această viață. Sí. Că soy una ambiciosa. Muy ambiciosa, sí. E una dona de fier. Sí, claro. Con flair, adaugă. Atunci când trebuie îmi vine rusă. Sunt ambițioasă, așa. Când muncești? Trabajo. Trabajo, bravo. E obtenir ceea ce doresc, os. Que quiero, sí. Que așa? Que. Sau un loc pe podiumos. Sí. M-ați tot odados. E una forța a mea care vine dintr-o sensibilitate, una profundă sensibilitate. Sí. E aparte pe care o simți în piesele mele. E puțin os, o văd în realitados. Oh, m-ai făcut să plâng. Așa este, da. Așa e. Puțin o văd în realitate și n-au văzut. Eu mă dau seama. Deci fii atent aici. Dacă ești cumva... Ce frumos. Deci tu de fiecare dată, dacă vii la Andreea să vorbești cu ea și ești tot timpul pe contre, da, nu obțin. N-o să te îndrăgească niciodată. Mai mult decât atât, n-o să iasă nimic din discuția voastră. Dacă vii la Andreea cu dragoste, s-ar putea să se întâmple ceva interesant, da. Drept pentru care noi am luat o piesă de-a ta. Am pus-o ca la măcelari. Apropo de ce faci tu, am pus-o. Am luat partea ta de refren și am păstrat-o. I-am redus BPM-ul. Da. Iar partea de versuri am băgat-o pe aia originală. Știi despre ce vorba? Nu. Nu așa. Bă, nicio problemos. Non ce problemos. E una canción muy hermosa. Ia-ți. Muy linda. Hai zi acolo de pe vers.
da! Dimineața asta! Asta ai văzut mai cum am văzut, ai văzut ce transformă. Deci asta e. Ușor. Deci eu sunt de data asta... Dar nu știu strofele, lui nu le știu, eu că sunt, eu știu refrenul. Eu sunt Fodor, da? Tu ești Andreea. Da, hai! Bună! Zic că sunt strofele. În această emisiune vom urmări o melodie făcută de Fodor și de Andreea. Da. Iar strofa întâi sună așa. Zi așa. Îți mai aduce aminte drumul spre nori, îți mai aduce aminte cafeaua din zori, îți mai aduce aminte nopțile albe, acum sunt toate foarte departe. Cristiane! Cafeaua din zori, îți mai aduce aminte nopțile albe. Acum sunt toate foarte departe. Îți mai aduce aminte drumul spre nori, îți mai aduce aminte cafeaua din zori, îți mai aduce aminte nopțile albe. Acum sunt toate foarte departe. Acum sunt toate parte, acum sunt toate foarte departe. Aplauze pentru Andreea. Frumos. Eu cânt cu două tonuri mai sus, dar e ok. Mai sus. No, și Marius a venit cu Marius Moga, a venit cu ideea asta să o refacem și să luăm refrenul, știi? Scuzați-ne, două tonuri mai sus. Îți mai aduce aminte drumul spre nori, îți mai aduce aminte cafeaua din zori, îți mai aduce aminte nopțile albe, acum sunt toate foarte departe. Îți mai aduce aminte drumul spre nori, îți mai aduce aminte cafeaua din zori, îți mai aduce aminte nopțile albe. Sunt toate foarte departe, yeah. Acum sunt toate foarte departe. Acum sunt toate foarte departe. Bravo! Superb! Du-te la capătul pianului. Smaiat! Mai aduce aminte drumul spre nori, îți mai aduce aminte cafeanizori, îți mai aduce aminte nopțile albe, acum sunt toate foarte departe. Îmi place. Bine, Andreea! Îmi fac voci de pisică. Auzi, dar dincolo de marginea pianului mai sunt clape? Acolo nu mai acolo? Ah. Așa, ce mai avem? 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 Doamne și domnilor, da. Mulți dintre noi doresc, vezi că acum ai început-o, fac un intro. Mulți dintre noi doresc, da, să aibă o cunoaștere interior puternică. Da. Sigur, există multe teorii, dar practica, te practica omoară. Ne omoară, stimați, da, colegi. Așa. Ai fost în India. Am fost în India pentru că în călătoria mea spirituală trebuia să ajung și pe la Sadhguru. Așa. Că învățăturile lui sunt foarte bune de ascultat și s-a făcut o retreat, pur și simplu am primit invitația, adică n-a fost ceva ce am căutat, am primit invitația de la Isha Institute și eu și Loredana am primit invitație și am mers amândouă. Amândouă ați mers acolo? Da, eram amândouă acolo și a făcut un retreat pentru mai mulți influenceri din lume și am petrecut câteva ore cu el și am stat câteva zile acolo în Institutul Isha și a fost foarte frumos. Și acolo timpul stă în loc, dar eu deja l-urmăream pe internet de vreo 2 ani așa și... A fost încă un punct în dezvoltarea mea emoțională. Aș vrea să... Îmi place subiectul, aș vrea să... Eu îl cunosc pentru că și l-am văzut, în special pe TikTok, ai să râd. Câteodată mă apare și stau puțin cu da. El. Și unii, e foarte important, asta e jocul ăsta formidabil,
și asta e vorba de carisma fiecărui individ, atunci când îți spune ceva, I want to tell you that life itself, știi? Da. In India, I like to tell you that life is very easy. Yes, you it's make easy. It harder. Exactly. You know, and nobody hurts you but you. Yes. Yeah. Și are dreptate. Okay. Și de fiecare dată vezi în ochii individului dacă face pe grandomanul sau e humble. Exact. E humble. Ăsta este tipul humble. Exact. Spune-mi, te rog frumos, pentru că atunci când stăteam și pregăteam această întâlnire a noastră, nevastă mi-a auzit, Sanguru? Da, iubirea mea, Sanguru, zic. Și a fost Andreea? Da, a fost Andreea la Sanguru, s-au întâlnit acolo. Mergem și noi, nu mergem nicăieri, iubirea asta. E foarte departe, am luat 4 avioane, nu te duce. Pă bune? Da, nu, ceva. Nu cred. Nu, am dus odată, nu mă mai duc în viața mea, nu. E foarte greu. Băi, frate, 4 avioane? 4 avioane am luat ca să ajung în Coimbatore, care este în sudul Indiei, cu escală în Doha de 5 ore și cu New Delhi și Mumbai și nu, greu. Nu mă mai duc, am fost. Bun. Da, iubire nu merge. Ok. Așa. Vreau să te întreb, care a fost sfatul lui Sanguru pe care tu l-ai pus deja în practică? Uite, l-am întrebat fix ce spuneam ție, da? Cât este destin, cât ne alege... Destinul înseamnă că ne-a fost scris de sus, da? Da. Că n-am ales noi sau că ne-a scris altcineva, apropo da? Apropo de ceva, karma da? Aferentă, da? Da. Și cât e liberul arbitru? Și fix asta e întrebarea pe care i-am pus-o. Cât este liberul arbitru și cât este destin? Și el a dat niște procente și a zis așa, liberul arbitru este destul de mare, pentru că noi venim în primul rând cu niște moșteniri genetice. Absolut. Și pe alea nu le poți schimba, că vin genetic de la părinții tăi. De acord. Apoi ai aceste karme, care sunt și ele într-un procent. El a dat niște cifre, adică a fost foarte matematic. Statistic, tot. Așa? Da, statistic, dar liberul arbitru este 98% dacă mergi pe spiritualitate, pe spirit. Pe spirit, el a zis că este aproape 100% liberul arbitru, pentru că tu poți să-ți schimbi energia din jurul tău încât să manifesti și să te transformi și să atragi alte lucruri. Bun, oprește-te, scuză-mă puțin. Liberul arbitru este... Alo, Andreea, vrei să vii la podcast? Ăsta e liberul arbitru? Da, nu. Vreau să vin sau vreau să vin? Da. Nu vreau să vin? Vreau să vin. Ăsta e liberul arbitru. Da, da, liberul practic, arbitru. Coincide cu alegerile pe care tu cu mânuța, cu... Da, dar liberul arbitru mai este și atunci când ai un stop cardiac și alegi cum reinterpretezi acea situație. Situația aia s-a întâmplat, n-ai ce să faci cu ea, nu poți schimba. Cum îți traduci întâmplările. Exact. Și ce perspectivă le dai. Pentru că noi când suntem copii, vedem anumite situații într-un anume fel, da? Corect. Și de-aia alea sunt traumatice și apoi le purtăm ca pe niște bagaje toată viața. Dar dacă noi mai târziu în viață, cu mintea noastră de adult, ne reîntoarcem aici și schimbăm perspectiva asta și privim situația de aici, nu mai privim de aici, bagajele noastre nu mai există și tot trecutul tău ți se schimbă. Înțelegi? Pentru că noi oricum trăim în prezent, doar în prezent. Și tu dai o altă perspectivă trecutului și atunci tot prezentul tău se schimbă și bineînțeles și viitorul. Și asta te ajută spiritualitatea. Să intri în rădăcina traumelor tale, să le schimbi perspectiva din subconștient, atenție, nu din conștient, pentru că noi la conștient știm exact ce facem, cum facem, dar tot trebuie să reprogramăm subconștientul. Și noi schimbându-le perspectiva din copilărie și până în prezent, automat totul în prezentul tău se schimbă, toată viața ta se schimbă și devii un om mult mai liniștit, mai calm, mai fericit și mai clar. Cred că... mai aveți vreo întrebare? Să știi că m-am gândit de foarte multe ori la tine. Da. Și m-am gândit de foarte mult că atunci, uite, colegii mei cu toții s-au pregătit pentru acest moment, pentru că tu ești și în amintirea lor. Și vreau să vă întreb sincer, și în amintirea voastră, Andreea are mai multe ipostaze în mentalul vostru. Când era mică, percepții, da. Când ați avut mai multe poze, ați întâlnit-o mai multe... Mie îmi place foarte mult momentul ăsta de acum al tău. Mie consider că este un lucru formidabil pe care l-ai făcut și cred eu că de aici nu poate să fie decât foarte exact, bine. Exact, da. În 2008, când ai câștigat Dansez pentru tine? În 2007 am fost la 2 ediții. Prima ediție am luat locul 3 în România, apoi ne-au trimis în Mexic, am luat medalia de argint pentru România și în 2008 s-a făcut un best-of, adică cele mai bune 3 echipe din fiecare ediție de până atunci în România și noi am câștigat, am luat în sfârșit trofeul. Deci am fost la 3 ediții Dansez. 3 ani, 17? Aveam, nu știu, de fiecare dată. Eu ca Sanguru îmi place să fac de fiecare dată statistici. Deci, practic, au trecut de atunci 17 ani.
17 ani, da, au trecut. Și de atunci eu m-am rebranduit în cântăreața dansatoare care face show. Eu poate că o să te supere pentru momentul următor, dar vreau neapărat, pentru că vreau să punctez în avans lucrul ăsta, pentru că tu astăzi, anul ăsta, vei face 20 de ani de zile, mi-am gândit să-ți ofer ceva. Doi. Și colegii mei, așa, sunt de acord. Colegi, mulțumesc, da, frumos. Dăm un două. Așa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți. Stai așa, mai am ceva. Normal. Ce mai ai? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți. Macaroni, măi, ea face macaroni. Știe să facă macaroni, dai seama. Îți jur, dacă pui gura pe așa ceva... Dragul meu, dar ia loc! Nu o să-ți mai dorești nimic. Ia loc! Cum ești tu? Nu ești tu așa. Doamne, să zopesc în gură. Deci, Petrișor face cel mai bun macaroni. Luați. Da, e bine, nu-i bine. Da, e ce rețipe. Împrieteniți-vă cu el. Împrieteniți-vă cu Petrișor că vă dă macaroni. Salut, Horia. Servus, Petrișorule. Mă bucur foarte tare să fiu aici cu tine. Băi, dar parcă eu am crezut de multe ori. Da. Nu credem, mă, nimeni ca ta așa. Zi tu cum sunt. Zi tu ce nebunie. Colegi, v-aș da, dar nu sunt bun. Vă rog. Chiar vă rog, de-aia le-am adus. Nu, v-aș da. Eu nu înțeleg cum ai ieșit așa perfect. Nu mai lua! Măi! Pentru ea sunt. Măi, ești la cură de ăsta. N-are probleme, crede-mă, mănâncă la orice oră. Nu face antrenament. Vă rog, nu mai luați! Vă rog, insistent, nu mai luați! O să comparați cu aceste macaronși? Orice macaron, exact. Doamne, cum e? N-ai cum. Scuze-mă. N-am deci le duc la fetițe. Măi, și-o am copii acasă. Le duc la fetițe aici, uite. Le-am pus aici. Așa. Și apoi zic ce ai mâncat. Băi. Tu vorbești serios că tu faci astea? Măi, am niște pasiuni. Mas o menos, știi? Adică, dacă îmi place ceva... Mă chinui până îmi iese, că așa am învățat de la Andreea Bolan. Eu cu el fac echipa. În viața asta, înțelegi? Când am cunoscut, eram un puștan de 90. Nu sunt căsătorit. Nu, mă, gata, oare pe Andreea Bălan. Nu, noi cu toți avem pe Andreea Bălan în suflet. Nu mai contează. Deci fii atent. Aproape de 40 întreb de divorț, nu de căsătorit. Corect! Uite, nu, dar după antrenamentele speciale... Nu știu cum... Petrișor. Eu transpir, când sunt lângă Andreea, transpir, că na. Pentru că mă ia, mă ridic-o. Pentru că așa... Facem de toate. Deci fii atent aici. În primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai venit. Mă bucur foarte tare. Mă bucur că ai făcut o surpriză. Da, nu i-am zis nimic. Adică. Primul an în care v-ați cunoscut, 2007, corect? Da. 2007. Da. Ai fi crezut că este această mână de fier, ca să mă exprim elegant, și că ne pune pe toți la punct? Măi, eram... Ca nu mai e așa. Ne mai lasă 5 minute libere într-o zi de 24 de ore. Nu mai e așa. Într-adevăr, la început era o perfecționistă, o profesionistă și își dorea să iasă lucrurile ca la carte și nu te lăsa. Nu se lăsa nici ea. Adică, imaginează-ți, la Dansez, în primul sezon când am participat noi, eram amândoi încăpățânați. Și clar, când doi încăpățânați, nu. Ieșeam plângând amândoi, ba din sală, ba de la toaletă, ba. Dar ieșeau lucrurile. Da. Ieșeau țiplă. Erați bucitoare amândouă. Da, deci... Ne certam și pe aia veneam și dansam și nu vorbeam unul cu altul, dar dansam până rupeam. Și după ce vedeam rezultatele, ne bucuram amândoi ca doi copii. Și după aia în Mexic, repetam, acolo a fost. Da, în Mexic, acolo s-a întâmplat legătura între noi și acolo sau... Și repetam 12 ore până când se stingea lumina la argentinieri. După Mexic, evident, Andreea deja m-a cooptat în echipa ei, acolo s-au întâmplat. De ce am avut eu senzația că de fie... Băi, trebuie să vă spun lucru pentru că... Ce-i asta? Dumnezeu. Invitații podcastului sunt rugați să se apropie de microfon. Ok. Așa. Deci, ce să fac? Fii atent aici. De ce?
N-a spus niciodată să ieșiți amândoi în față. Noi nu suntem iubiți. Okay. Eu niciodată. Deci, eu am avut impresia, băi, ăștia doi se iubesc. Măi, eu am zis. Am zis de multe ori. Tu n-ai fost. Dar niciodată nimeni n-a vrut să creadă ceva. Nu, să scrie așa ceva, că nu. A, nu, dar nu era interesant. Interesul lor. Poate n-au crezut, dar n-au vrut să scrie în presă. Băi, dar niciodată n-am avut. Băi, stai, stai puțin, frate. Băi, dar uite, la mine dansul e o chestie foarte din tinerețe, Andreea. Să spun sincer, că astăzi am dat totul pe masă. Deci eu când dansam cu cineva, o făceam cu pasiune. Păi și noi. Nu făceam. Dar nu facem așa. Din nu, cu pasiune. Da. Pasiune față de cine? Pasă de respectiva. E o diferență. E, asta, de asta nu sunt eu dansator. Și de fiecare dată majoritatea coreografiilor mele sunt solo, în jurul meu. Pentru că ca să îmbrățișez pe cineva, băi, dacă, cum să spun, când eu ca urs îmbrățișez pe cineva, atunci trebuie să fie ceva special pentru mine. Iar eu, atunci când m-am văzut pe voi, făcând tot felul de nebunii, atunci am zis că trebuie să fie ceva special între voi doi. Păi da, era, așa eram. Da, uite așa. Ne plăcea... ne certam tot timpul? Ne plăcea să dansăm. Tu poate nu știi, dar Petrișor s-a născut pe 8 aprilie 1987. Da. Iartă-mă, de ce găsesc numele tău în tot felul de... toate felurile scris? Eu cred că l-ai deliberat așa. Știi, eu sunt Petrișor Rouge de la Moulin Rouge. Rouge cred că vine de la prezentatorul din Mexic. El nu putea să pronunțe Rouge și zicea Rouge. Și apoi m-am strădit eu să-l învăț, știi, se zice Rouge. Și a încercat el pe la sfârșitul sezonului să zică Ruhe, Ruhe. Am înțeles. Da, cam asta e. Bine, Rouge. Da. Deci, întrebarea care e? Bineînțeles că acum vine un mesaj de la partenera ta de dans. Da. Și vreau să vă spun că un cuplu ca voi, artistic, care acum numărați, iată, 17 ani împreună. Este cel mai stabil bărbat din viața mea. Acum sper să fie, adică să fie Victor cel mai stabil. Da. Victor, Victor face 40-15, el cu tenisul. Deci zice așa, doar Petrișor îi face față atunci când vine, îmi face față când vine vorba de dans. Am mai încercat de-a lungul timpului să mai dansez și cu alți băieți. Eu sunt foarte agitată, am o energie foarte mare și îmi trebuie un partener de dans la fel de agitat sau poate și mai care să mă strunească, să mă stăpânească, să mă conducă ca și în viața personală. Eu sunt o femeie foarte puternică și îmi trebuie un bărbat mai puternic ca mine. Da. Deci tu ești bărbatul mai puternic ca mine. Citez din o fi mai vulnerabilă față de mine, nu știu că e și ea puternică, îți dai seama, toată lumea o știe. Dincolo de a fi profesionistă, așa. Zi-mi, te rog frumos, care este defectul ei? Are vreun defect? Iartă-mă că te întreb. Păi defecte cred că avem cu toții. Da, eu sunt plin de ele, dar Andreea n-am văzut nimeni. Nu știu, după părerea mea consider că eu am cunoscut în lumea asta showbiz-ului foarte multe vedete și am observat cam cum se comportă de față cu cameră și cum se comportă în spatele camerei. Ei bine, ea nu poate să mascheze lucrul ăsta. Cred că ăsta e un minus pentru ea. Ea nu poate să fie drăguță când, știi, trebuie. Nu poate să lase locul ăla. Ea e directă. Dacă simte ceva, ea spune. Nu poate să mascheze lucrul ăsta. Și de multe ori... Am mai încercat. De multe ori, dai seama că pentru o vedetă, pentru o persoană din showbiz, nu prea e plăcut să vezi... De asta probabil că lumea o consideră că ea e fițoasă. Sau dură. Nu. Da, dură. Ea nu poate să mascheze. Dacă ea simte ceva, ea așa se comportă, așa face, ea e sinceră. Înțelegi ce zic? Înțeleg. Adică tu poate, Horia, nu ai o, n-ai chef, n-ai o stare generală bună, dar atunci când te filmează lumea, te transform, că știi că na, ea nu poate să facă lucrul ăsta. Cred că ăsta e minusul ei. Da. Ea e sinceră, acum, ea așa e. Noi acum am discutat foarte multe psihologie. Eu apreciez pentru treaba asta, că nu oricine poate să fie așa. Adică she's that. Mai asta înveți e în timp să mai... Adică, e sufletistă, e... Sensibilă. Voi ați învățat mai bine de 30 de stiluri. Genuri de dansuri. 50 în Mexic. Nu le mai știu și eu pe aia. Păi aveam 3 pe săptămână. 3 pe săptămână, ori 3 stiluri diferite. 10 săptămâni, aș vrea să... Plus alte 20 de la dansez. Adică avem peste 50 de stiluri. Hai de cap. Care nici noi nu le-am știut. Consideră că în fața ta este un copil care vrea să învețe să danseze pentru prima dată. Zim 10 stiluri de dans pe care oricând, la orice oră, le pui pe ringul de dans. Zi.
Stiluri? Cred că e mult. Păi nu, zi samba, salsa, rock and roll, jive, rumba. Pentru copii nu abordez stiluri. Mi-ai zis copil. Eu lucrez cu copii. El are școală de dans și lucrează cu copii. Lucrez, am vreo 200 de copii. N-am școala mea de dans, lucrez la o școală privată gimnazială. Și această școală privată gimnazială oferă o dată pe săptămână cursuri de dans copiilor. Și abordezi altfel, nu îi abordezi, mai ales în ziua de azi, nu mai poți aborda cu samba, salsa. Nu, copiilor nu le plac lucrurile astea. Ce le place copiilor? TikTok-ăreală, chestii, socu-socu, baci-baci, jocuri, joculețe. Tu pe joculețe. Pagina ta de Instagram, așa. Tu ai tot timpul o blondă cu care faci tot felul. Da, e Julie. Este partenera mea de la Dansez pentru Tine. Știi, noi acolo am avut un balet, un grup mare de balet. Da, dar ai rămas cu ea. Prieten. El e stabil cu orice prietenie. Auzi, prietena lui? Nu, așa. Nu, prietena lui, nu. Fetelor, el e singur. Nu dăm detalii e din singur. Viața mea e personală singur. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc. Lasă, dăm noi personală. Lasă, tu stai acolo, că ai două gure aici o sparte. Deci Andreea nu știe prea multe din viața mea personală. Nu știu, nu povestește. Nu cred așa ceva, băi, uite, uite că se duc 20, uite cum te duc 20 de ani. Iartă-mă că nu ți-am, nu, trebuie să suflu, trebuie să suflu ca să se împlinească, iartă-mă, iartă-mă. Am o dorință, gata. Iartă-mă, suflă ca să împlinească. Să avem cel mai tare concert la Sala Palatului. 1, 2, 3 și... numai. Bravo! Yay! Deci știe viața mea personală. Am vorbit cu ea foarte mult, m-a ajutat în unele situații. Mi-a dat și dreptate, mi-a dat și... Da. Cam greșit. Bun, adică... eu nu o să te întreb despre viața ta personală, așa. Eu vreau să te întreb un singur lucru. Care este profilul pe care îl are jumătatea ta? Da. Dacă vrei să te duc și spaniola, am învățat spaniola aici. Nu ai profil? Nu, jumătatea mea. Da, care este profilul? N-am zis că ai tu jumătatea, n-am zis chestia asta. Care este profilul ei? Ce trebuie? Da. Ce... Și... Ar fi așa blondă? Nu, zi, nu, vorbesc serios. Îi plac blondele, îi plac, știm asta. Se pricepe la multe. Nu, lasă, zi, care ar fi jumătate? Care ar fi, da, uite, fata asta, uite. Fata asta, asta e Alice, o știi pe Alice? Da, bună. Bună, Alice, vină încoace, mama. E blondă, nu? E da. Vină încoace. I-am avut atracție. Vină încoace la tata aia, vină încoace la... Da, vină încoace la... Stai că iar transpiră. Deci Alice este Andreea. Ea este acum profesoară aici la Academie. Mă bucur. Uite, deci știe ce înseamnă să lucrezi cu copii. Văd cântec, dans. Facem... Ce zodie? E născut pe 8 aprilie. Eu sunt berbec. Capricorn. Ah, bine. Suntem cu coarne amândoi. Perfect. Îți place marea? Da. Marea, muntele. Jacuzzi, tot. Ce să mai zic de compatibilitate, că am uitat. Și eu cred că ea cântă, adică eu cred că... Îmi place să dansez, dacă doar să dansez. Uite, cadou din partea mea, este un dans cu Petrișor. No. Eu zic că vă potriviți și abia aștept să... Dă-i telefonul tău. Bun, ok. Da, am putea colabora pentru... Bravo! Bravo. E o academie aici. Așa începe totul. Colaborăm, da. Da, păi cum? Dacă noi n-am găsit fericirea, e rândul lui. Da, corect, așa este. Da, eu sunt. Mi-am găsit fericirea. Numai că voi aveți împreună o chestie. Da. Tu ai terminat facultatea de inginerie electrică în Oradea. N-am terminat. Așa, acolo. Nu contează, zic că ai terminat. Nu, eu sunt sincer, nu, n-am terminat, n-am apucat contează, să termin. Așa. M-am mutat la București, corect, m-am luat cu... Corect, toți cu București. Cu altele, dar în suflet, tu ai terminat facultatea de jurnalism. Da. Niciunul dintre noi nu o să pună vreodată în practică ce a studiat. Da, așa deci, este, iată, într-adevăr. Ați lăsat toate facultățile și v-ați reunit dansă. Pentru... Băi... Da, e extraordinar. Senzațional. Cariera. Îi cunoști frații? Da, normal. Ana, Maria și Gheorghe? Da. Și încă unul. Cristi. Cristi? Cristi. E o chestie recentă? Cum adică? Adică e mai tânăr? Nu. E cel mai mic. Eu sunt cel mai mic dintre băieți. Suntem trei băieți și o fată. Și mama a zis așa, face copii până iese o fată. Fată. Pe bune, na, asta așa. Ce coincidență, și noi discutam adineaur cu Andreea despre familia ei, care oricând se poate mări. Dar Asta nu se on se jamais, cum zice francezul, on se jamais. Vreau să spun că Petrișor nu va sta până la sfârșit. Noi facem un podcast de 10 ore. Nu va rămâne cu noi până la final, pentru că el are... Ce-i astăzi?
Vai, deci ce rog mai am două clase, că eu mai predau și la oameni mari, știi? Tu de la clasă? Nu, nu vin de la clasă, vin de la copii. Asta am avut, de-aia am întârziat puțin. De la copii? Am venit la tine, de la copii, de la elevii mei. Și acum te duci la? Și acum mă duc la adulți. Am clase cu adulți și după clasele cu adulți, ghiși ce, mai fac și dansul mirilor. Adică... Da, el face dansul mirilor. Contactați-mă, termin și eu la 12 astăzi. Unde e? Vă să și vreau să spun da. Că el face toate coreografiile din show-urile noastre și cu el am creat aceste show-uri spectaculoase și el se va ocupa de tot ceea ce înseamnă coreografia de la sala Palatului. Eu am creat două melodii. Am băgat două melodii. Am băgat două piese noi și două piese noi. Lente. Oh, ok. Deci, i-am zis, nu mai ciopărți melodiile. Nu e. I-am zis că ciopărți. E genul ei, adică. Așa. Da, dar te puțin din fiecare și mi-am băgat niște lălăite acum. Ah, ok. Începutul și undeva pe la mijloc sunt două momente liniștite pentru suflet în care și tu o să stai liniștit. De când nu te-am mai văzut liniștit? De când te cunosc eu, Petrișor, mamă? Și știi foarte bine că am stat pe așa scenă de multe ori. De când te cunosc eu, ești... Deci, când văd mișcarea asta, așa. Bă, numai pe tine te văd. Să mori dacă nu. Deci numai pe tine te văd. Gata. Da, așa au zis și mexicanii. Noi suntem ca niște baterii Duracell. Da. Știi melodia cu Mexic? Copii? Da. Mexico! Mexico. Mexico, Mexico. Ole, ole. Discutam despre miri. Eu cred că asta este cel mai puternic lucru. Melodia asta. Noi trei trebuie să facem un proiect, un produs. Și cine e șeful? Tu. No, da. Normal, perfect, mulțumesc. Doam, cum se poate. Așa, perfect. Fian. Așa. Tu intri prea tă, faci chestia așa, știi, de Fred Astaire, după aia, okay, nu știu ce. Ok, ok. Da. Așa, pa, pa. Și tu? Când vreți, Zitru. Așa, și tu ce da. Faci? Suntem la o nuntă acum cu toți. Da. Okay, suntem la dansul mirilor. Ok, da. Ok, ok. Eu fac o priză, tu ce faci? Stai, va un ștecăr ceva, fii atent aici. Stai așa puțin, stai, nu mă încărbi acum. Fii atent aici. Tu ai învățat deja să danseze. Ok. Eu stau cu orchestra în spate, gata să atac și Andreea îmi zice, pac, eu cânt în deschiderea ta. Corect, da, normal. Cum așa. Tu, normal? Babies first. Ok. Și când, și când, doamne și domnilor, iată dragostea dintre căsătorie și iubire. Așa. Love and marriage. Love and marriage. Nu te grăbi, intre cuplu. Păi nu, bă. O să-l conduci pe ea, știi? El să stea în mijloc. Îi face un flop, 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 face două piruete și cade în brațele lui. Și eu din spate încep. Love and marriage, love and marriage. They go together like a horse and carriage. This I tell you, brother. You can have one without the other. Și stop, se oprește. Da. Ne oprim amândoi. Da, și acum și facem lady. În ce limbă vrei să te prezentăm? Ok, în română. Pește mare într-o baltă mică. E ok, zic. Așa. Doamnelor și domnilor, iar acum, tu zici iar acum. Iar acum. Vine pentru dumneavoastră. Nu oricine. Este spectaculoasă. Și frumoasă. Este o mână de fier. M-am blocat. M-am blocat. Vă blochează la rândul... Doamne, zi, Andreea Bălan, e, ce se întâmplă aici? Cu ce intri tu? În priză flojez direct pe el. El stă cu mâinile și eu pun pe vin și pac, sus, în plajă, sus. Bun, și ce cântăm? Uite, uite, stăm cu instrumentul. Baby, get up and dance, baby, get up and dance. Move your body next to mine. Nu, 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 nu. It's party time! Da! Except in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising, ha ha, girls, I know you will be mine. Woo, 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 hey, come on, baby, ha ha, ah. And when the moon is rising, ha, I'm not a man in the sky. It doesn't mean I'm still a liar. Let your guard down.
Făceam și noi niște prize, doamne, mai înalte, dar n-avem loc. Doamne, doamne, iertați-mă, nici prize înalte n-avem. Nici, ăsta este pentru... Doamne și domnilor, mă bucur foarte mult să fiți alături de noi, pentru că tocmai ați văzut noul pachet de nuntă. Chiar avem pachet de nuntă, să știți. Noi avem pachet de nuntă, da. Exact, unde eu cânt și el învață Miri. Deci... Petrișor Bălan Brenciu, PBB. Bălan Petrișor Brenciu. BPB. M-a trebuit să ne... Dansează cu Andreea Petrișor și Horia. Dansează cu Andreea Petrișor și Horia. Bun. Vreau să spun că există posibilitatea în noua lumină a noii generații, da, în 2024, să... Nu știu, să dansăm și noi doi. Ce facem atunci? Sincroane. Bravo, bravo. Ce, la ce sincron? Care e sincronul pe care imediat îl putem învăța? Orice. Breakdance, ceva pe acolo, pe jos. Te pun să te învârți în cap. Adică, poți. Eu să mă învârt în cap? Păi da. Petrișor, poate orice. Fii de aici, fii de aici. Din Știi, faci și râma. Eu vreau să vă spun că voi trebuie să mergeți încă... 100 de ani, știm. Încă 100 de ani, dacă mă înainte. Atenție, Andreea se va duce până la 90 de ani. 90 de ani, știi. I-am zis că eu trăiesc până la 90 de ani. Și tu la fel trebuie să la fel. Să duc și eu. Voi aveți acum, show-ul vostru are... 6 dansatoare. Nu, avem 10 dansatoare. 10 dansatoare. Dar în concerte mergem cu 4, 6, depinde de spațiu. Okay. Și plus bandul. Și durează 60 de minute și ne schimbăm de vreo 8 ori. Nu mai puțin. Nu mai puțin de 8 ori, nu. Bun. Și voi vă schimbați de 8 ori? Și toată lumea moare. Când se termină acest concert de 60 de minute, toți sunt terminați. Numai eu sunt... Bă, n-aveți energie, ridicați-mă, de ce ați reșinat? Bun, da. Scuzați-mă. Da. Și voi vă schimbați? Normal. Păi eu de 8 ori și el de 5 ori. Tu te schimbi tot? Nu, numai partea de sus. Da. Da. Tu te schimbi tot? Tot. Și încălțămintea, da. Dar sunt momente, pentru că el dansează de 3 ori, de exemplu, cu câte o fată și face o salsa, o ceacea, un căluș. Și atunci adică am un minut. Adică încercăm ca scena să nu fie goală niciodată. Nu e scena goală și tot timpul este prin rotație. Și călușul e atunci când îi pui monoșul. Nu, alea sunt fanteziile tale. Nu, acela călușul este... Băi, e ceva de spun. Dansul nostru popular românesc dansa doar de bărbați. Și el dansează călușare cu fată. Tu bați și ești popular în toată chestia? Păi normal, păi noi la Dansezi pentru tine, Nea Marina, am învățat și călușare și noi l-am făcut în Mexic și atunci toate dansatoarele mele știu călușul. Și când vine o pauză de 2 minute și eu trebuie să mă schimb, pac, vine un căluș repede. Apoi mai când 2-3 piese, apoi iar trebuie să mă schimb, vine o ceacea. Apoi mai așa, aduncă o salsa. Și show-ul este foarte interactiv și la final, dacă suntem la petreceri private, facem lecția de dans cu publicul și Petrișor este MC-ul și învață să danseze. Oricât de bine aș dansa, oricât de multe prize aș face, mama aia din fața scenei nu înțelege până nu-i pui un căluș. Da, și trebuie să-i pui... Am înțeles. Adică încercăm să oferim de toate. Totul merge strună de fiecare dată? Da. Ieri am căzut, de exemplu, pe scenă, deci, dar nu contează, a fost așa, scenariu. Am ajuns acasă și m-am gândit chiar... La căzătura mea. Da, zic, mama, Andreea n-a căzut în cariera ei... Nici o priză cu el, dar am căzut și de o scenă că era la țară. Cred că de 3 ori în viața ei, dacă a căzut, că s-a împiedicat sau ceva. Și aseară s-a întâmplat. Da. Și zic, mamă... Da, m-a ridicat repede, într-o secundă, am fost săgeată. Dar știi ce drăguță a fost? N-am filmat eu, au filmat restul. Publicul. Dar știi ce drăguță a fost? A zis, măi, dacă ați filmat, dați-mi și mie taca, să râci. Păi nu, că e free control, știi foarte bine. Da. Dacă este... Dar nu, a luat așa, ca tare... S-a împiedicat, na. Știi cum e? Nu toate scenele sunt perfecte. Da. Și când vii cu tocurile alea... Ata și tocuri. Deci eu cu prizele cu el n-am căzut. Adică dacă am căzut așa, dar el mă prinde. Eu dacă mă arunc ca o nebună pe el, el cumva mă prinde de o mână, de un picior. Adică niciodată nu m-am accidentat.
Da. De câte ori a căzut Horia? Pe scenă? Și eu am încredere totală în Petrișor. Asta e foarte important, de doi parteneri. Eu am un Petrișor. Da. Eu am încredere totală, adică când încercăm ceva nou, eu mă arunc pe el, n-am ce treabă. Și el are grijă să mă aducă cumva cu picioare pe pământ. Acum încredere oarbă. Știu. Acum știu de ce zici tu de cură și de dietă și... A, trebuie să fiu ușoară ca să mă ridice, nu pot să mă îngrași. Că-i rup spatele. Avem o priză unde mă ia? Nu i-am reproșat acum niciodată. Acum realizez eu chestia asta. Nu i-am reproșat niciodată, nu. Dar simte ea, nu simt eu. Simt eu când mă ridic în priză, dacă mă ridic mai ușor sau mai greu. Exact. Da. Acolo avem, de exemplu, o priză foarte grea unde mă ia cu picioarele aici și e foarte grea priza și el mă pune aici cu fundul și mă învârte. Și asta normal... lumânare pe gâtul meu, înțelegi? Și dacă simt că mi-e greu, înseamnă că am greșat un chel, deci trebuie să-l dau jos. De câte ori faceți, de câte ori repetați pe săptămână? Acum nu mai repetăm. Nu mai repetăm, doar atunci când creăm momente noi. Da, când așa, facem o piesă nouă. O coreografie nouă. De exemplu, am filmat un videoclip săptămâna trecută și pentru acel videoclip l-am întâlnit de 3-4 ori să repetăm cu toți dansatorii. Orice intră moment nou. Dar vine să la aparatul, începem. Atunci să repetăm 2-3 luni, da. Okay. Toată vara repetăm. Dar așa în general nu mai repetăm. Nu mai repetăm. Știm tot. Veniți la mine cu 2 ore înainte de spectacol să repetăm. Nu mai repetăm. Da, ele chem, pe unele fete le chem înainte. Pe toate. Eu am o singură dorință să văd și am încercat asta cu multe fete, din păcate n-au avut. Fetele n-au în mine încrederea pe care Andreea o are în tine. Cum? Deci există celebra săritură din... De la Dirty Dancing? Dirty Dancing. Așa. A, da. O facem. Iar ta-b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 a-
da. Vreau să prind, se prinde detalii, corectează-mă. Da. Nu detalii, dar de șoldele de oasele de aici. Și de oase. De oase de aici. Asta și trebuie să ai echilibru. Ține și de fată. Mult, foarte pentru, mult. Pentru că această să... priză ține foarte mult de fapt. Adică ea trebuie să se arunce deja. Nu, nu, nu trebuie, trebuie să stea dreaptă. Trebuie să stea planșă, dreaptă. Adică, pac, tot să fie da, lentănasă. Și ea și ține echilibru, pentru că poate să cadă în față sau în spate. Deci, iar eu sunt doar cel care o susține. De oase, repet. Asta era, mă. N-am prins-o de oase. Ce aia cu Abraham Burica nu are nimeni. Da, nu, acum asta. Păi și dacă Andreea ar fi să cadă, știi, ea se duce imediat pe spatele meu și iese între picioare, așa, adică. Da. Cu schimbe, adică. Eu îți doresc să ai cursuri și cu cei mici și cu cei mari. Mulțumesc. Cred că acum deja am setat și am stârnit imaginația celor care ne urmăresc vis-a-vis de ce o să se întâmple în octombrie la Sala Palatului, da, vis-a-vis de voi doi. Mamă, și eu sunt curios. Jur. Așa de mult mi-aș dori să merg și eu ca spectator. Pentru că știu ce... Știm așa în mare ce vom prezenta și ce vom arăta și o să fie wow. Și mi-aș fi dorit atât de mult să fiu acolo spectator, dar nu, o să fiu pe scenă. Că... Da. Și o să fie... Frații tăi poate să vină spectatori. O să filmează ei. mai mult de atât ce vrei. Fetele, vei dansa cu fetele pe scenă? Cu Ela și Clara, da. Păi, da. Noi avem o piesă împreună, se numește Copilărie. Ele cântă pe piesă și o să vină să cânte acea piesă. O să cânte, da. Da. Am înțeles. Și o să avem invitați speciali, Mira, Iuliana Beregoi, Liviu Teodorescu, Jo și Nașu, Aurelian Timișan. Ei sunt invitații noștri și speciali. Nașu. Da, 5 invitați speciali, da, și cu fiecare o să am un moment. Poți să pui să danseze pe Timișan, foarte bine. Temi a zis că o să facă un moment din Chicago, din musicalul Chicago, așa că avem musical, avem cabaret, avem... Da, mi-a spus, el a fost... Zim dacă... Eu am fost la musicalul Chicago acum 10 ani când era el. În 2007, mai mult. Mai mult, da. Atunci când venisem și eu la București, eram cu dansul, am fost luat, trimis, da. Nu venea să... Ți-mi că pe scenă atunci a fost în... Și acum am recent, am auzit chiar ieri, că se face și Shrek. Și zic, mamă, cât de tare că revin musicalurile. Da. Foarte mișto, da, uite-l, mă. Da, e plăcerea mea, e, știi, când vezi ceva mare se și verde, potrivește. Da, foarte, da, foios. Și Mama Mia, foarte mișto, bravo, felicitări. Da, da. Au fost sunt niște experiențe frumoase și My Fair Lady a fost o... M-am dus eu la casting la Mama Mia, m-au chemat, nu știu de ce m-au chemat, că după aia, zic că am reproșat, de ce mă chemă, că eu sunt între vârste. Nu poți fi nici aia mică, nu poți fi nici mama, știi? Păi te-am chemat să te vedem. Păi da, mă știți și mă simt, că am făcut bine, am cântat, am luat și pe Petrișoara. Am făcut trei, normal că m-am dus acolo cu artileria grea. Am zis, păi vă arăt eu ce pot să capăt. Am recitat, am jucat, am cântat piesele așa și ai și eu trei prize cu Petrișoara. Și uita Jinga, wow, ce tare, știi? Da. Și după aia, păi știi că tu ești între vârste, nu putem să te luăm, că nu ai nici așa, nici așa. Păi ce am pierdut timpul. Da.
Mi-ar plăcut să fiu. Nu, nu vreau să te mai rețin pentru o singură întrebare. Care este, care este piesa voastră preferată de dans? A, nu, nu așa, că stați voi așa. Show-ul Andrei? Piesa voastră din toate timpurile de dans. Pe care nu, ați... am una în imagine, dar doar pentru că e ca imagine, nu neapărat ca dans. E piesa Say It Right de la Nelly Furtado cu pușca. Cred că toată lumea știe, e iconic. De la Dansezi pentru acel tine. Dans. Nu e wow dansul, dar pentru că Andreea era într-o cușcă. A fost acolo energie. Da. Și apoi, na, dansurile din Mexic, pentru că a fost foarte greu pentru noi. Ne-am autodepășit acolo. Celelalte cupluri erau și ele bine... Celelalte, unii erau dansatori profesioniști. Era un concurs de neprofesioniști. Vedete cu neprofesioniști. Asta era formatul Bailando por un Sueño, care vine din Spania. Atâta mi-a trebuit să aud, Andreea, că sunt unii profesioniști. Că a stat de la 10 dimineața până la 9 seara. Și atunci noi compensam cu aceste prize, pentru că eu nu puteam să am tehnica, de exemplu, dansatoarei balerinei din Argentina, că avea o tehnică, avea școală și eu n-aveam școală. S-a străduit Doina Boti și a fost coreografa noastră și s-a străduit foarte mult cu Andreea. Compensam cu aceste prize pe care le-am învățat de la niște circari de acolo. Au venit să ne învețe și noi le-am învățat și le băgam pe toate. Dar acum, Andreea, fie vorba, tu îl suporți pe Mihai Petre? Câteodată da, câteodată nu. Un răspuns foarte bun. Da. Câteodată e drăguț așa când e off camera. Când e on camera, vine să strânde gât. Dar e un show TV și asta trebuie să facem acolo. Dar restul e drăguț așa în particular. E un tip drăguț, da, în particular. Zi-mi, te rog frumos, pentru că noi doi am cântat foarte mult, zi-mi care este piesa ta preferată cu care cânți atunci când o cânți, te simți un alt om, te simți mai împlinit. Știu că ai una? Din repertoriul Andrei? Din repertoriul, nu contează cui. Piesa ta preferată? N-am. Cred că e așa, random, de fiecare dată. Perfect. Acum random. Pentru că, uite, toți sunt cu ochii pe tine. Și ar fi frumos să te vadă toți colegii tăi așa, aici, în fața ca așa. Okay. Toți, Petrișor și fiat de aici. Îți dai seama că acum, după ce i-am văzut pe toți colegii tăi și am dansat cu toți colegii tăi, de la până la... No pressure, da. Așa? Îți dai seama că toată lumea zice, bă, dar... Ăsta s-a apucat de cântat? Deci asta o să fie. Exact cum Andreea... Când am cântat o piesă împreună, da, Petrișor cântă în concert. Două piese am cântat împreună. Paradis și... Și o colindă. Și un colind frumos de iarnă. Deci Petrișor are voce, el știe să cânte. Și colindă ai cântat undeva? Acum mulți ani. Iar acum în concerte noi cântăm piesa împreună. Cântăm o piesă, chiar deschidem show-ul cu acea piesă. Ce piesă cântați împreună? Paradis se numește. O găsești pe YouTube. Am o parte de rap acolo în Paradis, nu neapărat când. E rap, e cu... E rap, înseamnă ritm. Hei, ce-a fost, a fost. 1, 2, 3 și... Nu mă vorea, nu. Așa m-a pus pe mine să fac. Dragul meu, hei, ce-a fost, a fost. Hei, ce-a fost, ce? 1, 2, 3. Da, hai să bem apă, zic că ne-am gânecat cu toții. Petrișor e chiar acum cu noi, hey! Ne cântă ceva, ne simțim mai vioi, hey! El este aici, pentru că nimeni nu mai dansează totul. Acum dau textul, stai! Dă-i rec acolo, Andreea, și ne pregătim, hey, să înceapă Petrișor să cânte într-un ritm. Și 1, 2, 3, 4. Hey, un vis frumos, ce-a fost, dar nu e ritm, e mai rapid, mai rapid, mai rapid. 1, 2, 3 și... Hei, un vis frumos, ce-a fost, a fost. Nu are rost, s-o dăm la-ntors. Tu prea frumoasă, eu prea gelos. Total opuș, dar dăm frumos, da. În orice poză, pe orice afiș. Paradoxal, dar și egoist. Când eu mă aprind și tu te aprinzi și luminile se sting în paradis. Dar nu e ritmul care... Nu e! Nu e! M-am adaptat cu... Foarte... Și mai repede, vrei? Nu! M-am adaptat. Linia melodică nu e asta pe care am cântat. Dar e ok, ok, deci cântă. Ok. Deci, uite ce e. Asta. Fly me to the moon. Ce mai vrei, alte? Să-l cânt astea de ale tale, Horia. Numai că Horia, el ca la mine. Oamenii la el fac mai multe lucruri, ca la mine, înțelegi? Okay. El trebuie să aibă oameni care fac mai multe lucruri. Cântă, dansează, fac tot felul de chestii, așa și eu. Let me see what spring is like on Jupe. Dacă aș ști și versurile, rușine să-mi fie. Fly me to the moon, let me play among the stars. Mamă, ce rușine, let me see what spring is like on
Jupiter or Mars. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, in other words, I love you. Cu emoții, cu... Hai, mă. Puteam să fiu și eu mai pregătit. Așa știi că, să știi că cele mai frumoase momente se fac când ești nepregătit. Da. Așa e adevărat că la Andreea nepregătit nu există acest cuvânt. Mai luați pe mine cu piesele alea nepregătite, să știi. Noi îți mulțumim foarte frumos pentru că ai venit. Foarte mult că am fost. Știu că toată echipa ta. Dragii mei, ieșirea triumfală, că trebuie să ducă la adulți, să danseze și pe adulți. Este... Ce facem ieșirea? Trebuie să avem o ieșire de asta. Ah, știu. Tam pa tam tam pa pa. Lo medico del mondo, e cred. Lo medico del mondo. Un, dos, tres, gracias por todos. A fost pentru voi, Petrișor, Ruge. Gracias. Ce surpriză! Mă bucur că ți-am făcut o surpriză. Băi, Meri, deci omul ăsta... Deci, Shrek, iartă-mă. Omul ăsta este în viața ta de 17 este, ani. Este, cred că, sufletul meu pereche în ceea ce privește scena și cariera mea. Eu n-aș fi putut să fiu astăzi acest entertainer fără el. El contribuie foarte mult. E ca un satelit al meu. Eu nu văd scena fără el. De exemplu, dacă am un eveniment unde el chiar nu poate să vină, poate într-o vacanță sau are un alt eveniment luat, îmi vine să refuz evenimentul respectiv. Adică fără el nu mă simt completă pe scenă. Înțeleg. Și de aia eu nu pot să mai fiu pe scenă cu fosta mea colegă, pentru că mie îmi place foarte mult să fac ceea ce fac cu Petrișor și cu fetele mele. Ador să dansez și să fac prize, spectacol. Sunt cea mai fericită când sunt în formula asta pe scenă. Am reținut sintagma fetele mele. Dansatoarele mele. Vreau să te întreb dacă Ela, Maia și Clara își dispută pantofii tăi cei peste 200. Mă dispută pe mine. Pe mine. Cum adică? Pentru că locuiesc în casă cu mine și cu mama. Da. Și vor să mă aibă pe mine. Și cea mică mai ales. Cea mică este disperată după mine. Este sensoarele ei. Deci n-au dat, dăm și mie geanta asta, îmi place mie, sau pantoful ăsta n-au dat. Nu, pe mine. Timpul cu mine. Da. Și să mă fac tot timpul felicitări, să mă mulțumească pe mine. Eu vreau să spun că mie mi-a plăcut foarte mult o poză. Da. Și ți-o arăt chiar acum. O poză în care Ela... Ce frumos! Cu Luca? Luca și Victor. Luca este Victor. Băiețelul lui Victor. Da. Are 11 ani și l-am cunoscut anul trecut și vine la noi acasă atunci când e Victor în țară și a venit și la ziua fetelor și e integrat în familia noastră și se simte fericit cumva. Mă, ai tu o vorbă și dăm voi... Eu de-aia am zis, trei copii. Eu m-am referit fix la acești copii. Nu... Să știi că tu ai pronunțat la un dat când erai atunci pe patul de spital. Da. Și doctorul ți-a spus că va fi incertă situația ta ca viitoare mămică. Da. Tu te-ai gândit la adopta. M-am gândit să adopt, da. Așa că... Mi-am congelat și niște ovocite, da. Dar nu, ne-am oprit aici, adică am stabilit cu Victor că nu... Da. Știi cum era vorba americană? Like, the night is young? Așa spun și eu ție. Numai că tu dai un citat foarte frumos. Orice om din lumea asta are dreptul la o nouă căsnicie, asta, o nouă da. Șansă în viață la dragoste. Da. Să nu așteptăm să ne pice din cer ceva. Destinul ni-l facem singuri. Da, clar. După ce ai zis o chestie formidabilă, universul mi-a dat fix ce-mi doream. Multă iubire și o persoană potrivită pentru mine.
Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt de cel puțin cu 10 ani mai tânără, ceea ce e foarte adevărat, și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că voi fi cu cineva mai tânăr decât mine. Așa am simțit în manifestările și în meditațiile mele, mă simt foarte tânără, deși am o experiență de fastă, eu ca și suflet sunt foarte tânăr și copilăroasă, ceea ce... Bine, fierul, ai o emisie și de oțel. Nu, ca da? Și suflet, cred că sunt bătrână, ca și suflet, ca și reîncarnări, dar ca și atitudine sunt foarte, foarte tânără, că am copilul ăsta interior care e foarte exuberant. Și da, merităm o a doua șansă, adică după ce ai o căsnicie, ai un divorț, așa, da, merităm o a doua șansă. Tu ai zis, l-ai adus aici cuvântul, numele Victor a poposit la această întâlnire de vreo 3-4 ori. Păi face parte din viața mea. Cum v-ați întâlnit? Anul trecut la Roland Garros, eu apărusem la televizor și am vorbit ceva de manifestare și de spiritualitate. El a văzut filmulețul, pentru că și el oarecum... Îți împarte aceste gânduri? Da, este trezit spiritual. Este chiar dacă are 30 de ani, este foarte matur și pentru că sportul... performanța, te maturizează. Adică de asta zic că toată lumea comentează, păi e diferență mare de vârstă între ei, de 9 ani. Da, dar el este, să nu uităm că el este un sportiv de performanță. El este plecat de acasă de la 7-10 ani și a fost de 6 ori campion național la tenis, iar acum este în primii 70 din lume jucători de tenis la dublu și joacă cele mai mari turnee din această lume. Adică el este un om foarte matur, emoțional și dezvoltat și trăit afară. El nu locuiește în România și în nu a locuit. În același timp, voi doi ați avut o similitudine la capitolul... Ambiție, disciplină... Plecare de acasă. Exact. Și atunci noi de-aia ne-am regăsit, chiar dacă există această diferență de ani, noi ne-am regăsit acolo, noi suntem pe aceeași frecvență, pe aceeași vibrație și pe aceeași lungime de undă cu tot. Și el văzând acel filmuleț, pur și simplu mi-a scris pe Instagram, dar mi-a scris doar cu un compliment. Bravo, Andreea, e genial, atât. Și eu pur și simplu am văzut că are bifă și când am văzut că este sportiv de performanță, atunci mi-a atras atenția pentru că am înțeles disciplina, am înțeles ambiția. Și nu știam cine este, el mă știa așa că toată România mă știe cu unele chestii, altele nu contează. Și mi-a scris după aceea, i-am spus mulțumesc și apoi mi-a scris. Și de acolo ne-am conversat pe Instagram și a terminat Roland Garros și nu trebuia să vină în țară, asta a fost foarte, adică aici m-a cucerit complet. Nu trebuia să vină în țară pentru că el în fiecare săptămână joacă în altă țară, un nou turneu. Și după Roland Garros avea un nou turneu, dar a avut o zi liberă, o zi. S-a urcat în avion și a venit și am avut un date de 24 de ore. Și atunci ne-am cunoscut. Adică am vorbit la telefon vreo săptămână și apoi am avut acest date. Tu erai incitată de el... Că e un tip care... Sportiv de performanță. E un tip care are disciplina în sânge și seriozitatea, pentru că până în momentul acela avusesem căsnicia, relația cu tatăl copiilor și apoi a urmat o perioadă adolescentină pe care eu nu mi-o trăisem, știi? Și eram singură. Fusesem singură vreo 2 ani de zile, pentru că eu am pus stop când am văzut că mi se repetă over and over aceleași lecții și că atrag persoanele nepotrivite în viața mea, eu am pus stop și am zis, nu, eu de acum o să fiu singură și o să văd ce este în neregulă cu mine, ce vibrație am eu, de ce atrag persoanele nepotrivite în viața mea și de ce nu pot și eu să construiesc ceva stabil. Și am fost singură și m-am căutat pe mine, m-am vindecat, m-am dus în tot trecutul, am iertat pe toată lumea și foarte interesant, Victor n-a apărut în viața mea până în moment, eu simțeam că este în energia mea, adică simțeam că o să vină, simțeam că va fi ceva bun pentru mine, adică am avut speranță, dar nu a apărut până când nu m-am rugat în fiecare seară, timp de 2 luni de zile, la mine în curte, am făcut meditații, conectată cu pământul, că asta e foarte important. Și m-am rugat la univers, la Dumnezeu, clar că vorbeam cu tu, dă-mi, dar am zis așa, dă-le la toți să fie fericiți, rup toate contractele de suflet, dă-le vindecare la toți, fă-i pe toți fericiți, dar dă și mie. Dă-mi și mie să fiu fericită. Dar dă-le lor mai întâi, ca să fie ei toți fericiți, toți, începând cu tata, începând cu X, cu Y, cu Z, care mi-au greșit, că aveam eu câțiva, așa, cu tatăl copiilor mei, dă-i fericire, dă-i bunătate, iert pe toți, dă-le fericire, dar dă și mie, te rog din suflet, dă și mie. Și m-am rugat și am meditat timp de 2 luni de zile și abia apoi a apărut el. A apărut în momentul în care eu am închis sufletește cu toată lumea, pentru că dacă tu ești deschis și ești, nu știi ce vrei și nu ai claritate, nu ți apare persoana potrivită.
Și abia apoi a apărut Victor și când a apărut, mi s-a părut că ireal, adică curgea atât de frumos relația și totul a fost atât de clar de la început că vrem o relație, vrem ceva asumat, vrem ceva serios, ceva ce eu nu am mai avusesem. Adică în ziua de azi, știi, bărbații mă vor, toți mă vor. Dar nu sunt asumați, nu sunt serioși, se sperie, femeie matură, puternică, cu doi copii realizată, ce pot eu să-i ofer? Se sperie, știi? Victor a fost clar asumat de la început, puternic, foarte ușor a curs toată relația și s-a închegat așa repede și ușor și asumat și cu fetițele, nu l-a deranjat. Neașteptat de ușor. Și atunci am realizat, dragostea nu doare. Dragostea curge când e omul potrivit pentru tine, pentru că știi, noi ne potrivim, nu, că-l vreau pe ăla. Și ăla nu-i pentru tine. Corect. Let it go. Rămâi și universul îți va da, că noi avem impresia că vrem ceva. Ai puțină răbdare și universul îți va da. Da, și noi avem impresia că vrem ceva și de fapt poate nu e pentru noi și trebuie să let go și în momentul în care let go, atunci îți apare ceva și atunci zici mulțumesc, Doamne, că e mult mai potrivit acum decât ceea ce credeam eu. Că așa avea, că eu am zis așa în rugăciunile, am zis, dă-mi ce crezi tu că este potrivit pentru mine. Vorbeam cu higher self și zic higher self, eu, tu, conștiința supremă, Dumnezeu, univers, dă-mi ce crezi tu că e potrivit pentru mine, nu ce cred eu. Că eu poate aici în lumesc, cred cine știe ce că vreau. Poate eu cred despre un tip care nu mă iubește. Exact. Și l-a dat pe Victor, care este cel mai potrivit pentru mine. N-am trăit niciodată o iubire atât de liniștită, lină, calmă, caldă și asumată. Că noi la o lună de zile deja am recunoscut relația, adică pentru că știam clar că noi rămânem împreună. Adică de la început, eu am spus de la început, vezi că eu am problema asta, poate nu o să mai facem copii. El mi-a spus de la început, vezi că am un băiețel de 11 ani. Pentru mine băiețelul a fost, cum să zic, ca un los câștigător. Pentru că eu, nemai putând să fac copii, nu puteam să fiu cu cineva cu atâția ani mai tânăr, fără să nu aibă copilul lui. Am înțeles corect, pentru că și el dorește unul. Își dorea unul. Și el, pentru că mi-a spus că are un băiețel, atunci parcă totul s-a legat. Adică a fost persoana potrivită pentru mine, care să și aibă un copil, eu nemai putând să fac copii. Înțelegi? Karma, destinul, a făcut ca el să intre acum la Roma. Da. Pentru că altfel el ar fi fost să ieși cu tine. Dar cum dragostea e mai puternică decât orice, el a zis așa. Iubirea mea, am un mesaj pentru tine de aici din Italia. M-am obișnuit să fii alături de mine, să te bucuri la fiecare meci sau să suferi cu mine la fiecare meci, însă știu că ești trup și suflet alături de mine oriunde te afla pe acest glob. Acum înțeleg că ești la Horea la podcast. Vă salut cu drag pe amândoi și mă bucur foarte mult că am reușit să petrecem Paștele împreună, să mă încarc cu energia necesară pentru tot ce urmează și ce frumos. Sper să petrecem fiecare sărbătoare de acum înainte. Vezi, împreună pentru tot restul vieții. Te iubesc. Îmi dor de tine. Ce frumos. Și te salut cu drag. Și eu te iubesc cel mai mult, ce frumos. Ce frumos. Te iubesc cel mai mult, infinit. Ce frumos. Da, e foarte frumos. Cel mai asumat om. Cel mai clar și cel mai mi-a dat atât de multă iubire și schimb de energie atât de frumos între noi, cum nu credeam vreodată că pot să am. Nu știu dacă ți-a spus cineva, dar voi și semănați. Da, ba da, ți-a zis, da. Tu intri peste tot unde se duce el. Da. Până acum ai fost la Wimbledon? Am fost la Wimbledon și la foarte multe turnee, dar vorbim de Grand Slam-uri. Am fost la Wimbledon și la Australian Open. Și de fiecare dată tu trebuie să intri acolo cu un pass, cu un badge. Da, dar el pe pass-ul ăla poate să pună ce vrea el. Nu înțeleg. Poate să pună coach, poate să pună guest, poate să pună physio. Și ne amuzăm, câteodată sunt coach, câteodată sunt fizio, câteodată sunt player guest, câteodată sunt wife, adică trece ce vrei la acolo, știi? Și la hotel mă trece wife, de exemplu, ca să, și mă trece doamna Cornea, ca să fie mai simplu, știi, când hello, Miss Cornea, sau când poate se duce la antrenament mai devreme și trimite mașină după mine. Și mai easy să mă, da, știi, pentru acolo nu știe nimeni cine sunt. Corect, eu sunt acolo doar în echipa staff-ului.
Și de exemplu, câteodată când nu are antrenorul cu el, că el are un antrenor în România care din când în când mai merge cu el. Și atunci el e coach și eu sunt player guest. Atunci mă trece coach. Și e funny și eu fac o lecție de badge. Dar tu știi că trebuie să te treacă și avocată. Avocată. Știi de ce, nu? Nu. Păi tu ai fost deja avocata lui. Așa. Pentru că ai replicat uneia pe internet. Nu mai știu ce am zis. Că tu ești de asta, care pui tu pe tot. Nu, 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 nu. Că ce e, că nu știu ce... Vârsta. Sau ce? Ai zis că cineva s-a legat de el și a zis, și tu ai zis, Cucoana, habar n-aveți cât de greu e jucătorilor de tenis în turnee și cât de important este să vii cineva să-i susțină. Da, pentru că, uite, până să intru în eu lumea asta, nu știi cu ce se mănâncă și despre ce este vorba, da? Abia apoi când intri și na, oamenii aceștia care comentează, habar n-au. Tenismenii au mare nevoie ca în loja lor să fie coachul, fizio, soția, copilul, oricine. N-ați văzut că la Grand Slam-urile, la Djokovic, toată familia, toți copiii vin acolo, da? Și femeia respectivă spunea, și nu era singura, că eu i-am răspuns dânsei, dar eu de fapt răspund la toată lumea, da, ca da, să înțeleg da, da. Și spunea, dar ce, de ce nu-l lași să se concentreze la turnee? Așa se replică. Păi da, dar el se duce la turneu singur. N-are nevoie și el de susținerea cuiva și poate la sunt unele turnee unde chiar, uite acum la Roma, de exemplu, n-are nici antrenorul cu el, nu are nici pe mine, chiar e singur în loja lui. Mergem la Roma, copii! În loja lui nu va fi nimeni, înțelegi? E de unde te încarci? El de multe ori când servește, se uită la mine și apoi aruncă mingea și lovește. Se încarcă cumva și semnul la ei ăsta e, da? Și zici, come on, dale, andale, orice, vamos, știi? Și încurajezi, pentru că au nevoie, pentru că într-un meci de 2 ore, când adrenalina e la maxim, când simți că pierzi punctele, ai nevoie de orice ca să te conectezi. Și meciurile se pierd la 2 mingi. Adică când intri în tie break, pierzi 10-8 și ai pierdut. Tu de unde știi atât de bine tenis? Ei, am învățat în anul acesta, că nu știam nimic, îți dai seama, până am învățat cu tiebreak-ul și cu punctele și cu... Da. Concurs! Concurs! Aoleu, mă întreabă din tenis. Draga mea! Da? Testul tenismenului începător. Da, începător! Nu a avansat! Atenție! Să știi că aceste rachete care sunt pe aici, una e și a lui Djokovic, una e și a lui Ane Bogdan. Nu, ai rachetul la Djokovic, de unde? Asta de exemplu, asta e Ane Bogdan, am rupt-o. Da, am cunoscut pe Ana la Australian Open. Da, pentru că când eram tânăr, așa ca tine, rupeam și o rachetă. Dădeam, mama e de viață, poc! Da. Atenție, da. Începe testul. Da. Fii foarte atentă, voi fi foarte grip. Dur. Asta e grip. Asta e over grip. Over, grip. Deasupra, over grip. Ah, da, și ăla în interior e grip. Ăla e acolo, da, ăsta e over grip, okay. Da? Atenție, prima întrebare. Te rog să iei racheta în mână. Da. Arată mișcarea corectă. Ah, nu, asta nu știu. Nu există așa ceva. A, băi, Andrei, nu se poate așa ceva. Eu fac o piruetă. Eu fac o piruetă și după aia lovesc mingea. Tu nu trebuie să faci piruete în timpul meciului de tenis. Și faci o săritură. Nu mă interesează. Pierzi meciul după aceea. Nu poți, nu, că extra. Atenție. Da. Deci, îmi arăți mișcarea corectă. Asta e de încălzire. Asta e ușoară. O știe și... Mă rog, așa. Clara, că e la tenis. Da, știu. Mă rog, asta. Și Clara o știe asta. O știe, că face tenis. Vreau să-mi arăți mișcarea corectă a loviturei pentru forehand. Hai, Chiuș. Asta. Nu, 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 de. Te ridici frumos. Băi, parcă sunt la cretiniță aici, mă. Așa? Cum ți-e racheta? Mai jos, nu așa, așa. Așa? Așa. Bravo, trece, bravo. Aplauze. Ia loc. Așa. Cum se spune corect? Paletă sau rachetă? Rachetă. Bun. Prima oară i-am zis paletă și m-am făcut de rușine. Unde? Lui. Și zic, cum e cu paleta? Adu rachetă, să nu mai zic, să nu dacă zic niciodată. Dacă tu ai zis paletă și el a zis și când încă e cu mine? E mare pas ăsta. Mare pas, mare. Big step. Da, big step. Bun. Mă iubești. Asta e o chestie. Cea mai bună poziție a unui tenismen român la jocul de dublu i-a aparținut lui... Horia Ticău. Așa te vreau. Îl știm pe Horia. Da, nu. De e prieten cu Victor. Uite-te la mine. Toate întrebările sunt aici. Da. Horia. Poți să spui că ești Horia. Horia, e ok. Așa. Și acum, Victor, acum este cel mai bun... Asta e întrebarea pe care au insistat ei, jocul meu preferat. Da. Și vreau să zic că Victor acum este cel mai bun clasat la dublu din România. Următorul după el e pe dos. Da. Bun. Așa. O întrebare foarte grea. Da. Câte duble greșele voie? 2. Păi ai una, servești o dată și dacă o faci și pe a doua, e dublă și gata. Deci una. Una, da.
Adică dai de două ori, dai una. Nu, da, deci așa. Câte duble greșeli ai voie? Deci una. Deci aici a fost 4-1 acum. Iar ultima întrebare, eu nu sunt permisiv. Ne cunoaștem noi de vreo 30 de ani, dar eu nu mă interesează. Așa, zi mai departe. E ultima așa. Întrebare. Da, zi. Dacă nu răspunzi, pierzi tot ce ai acumulat până acum. Da! Zi! Pentru că... Așa. Nu, am o întrebare suplimentară. Așa, zi. Te rog frumos, vei desface... Da. Nu vei desface. Nu. Când desfaci... acum trebuie... Ai fost bărbat la o vârstă. Da, am fost. Acum ai și vei, fii atentă. Da. Când desfaci un pachet virgin... Da. ...de mici de tenis... Da. Cu ce seamănă sunetul? Ca și cum deschizi o cola, o ceva, nu? E bărbat, nu? O bere! A, băi, de ce ai dublat, bă? Ieși afară imediat! Bă, deci, pune practică, atenție! Asta e, tăticule. Și ce faci cu ele? Și acum, te rog frumos, vreau să lansez către colegii. Îi arată. Ai văzut când își schimbă mingile la... așa arată, îi arată lui ăla. Vreau să lansez 4 mingi pentru cei 4, ia. Nu? Da, lansează mingile. Servesc? Da, mă, lansează încă ăla. Unu. Așa, unu, pac, a doua. Ia, atenție! Așa. Așa. Și? Și? Ăla e! Poză! Așa. Ultima întrebare! Da! Care face cât toate! Da! E foarte ușor răspuns, doar trebuie să... Nu te grăbi! Nu! Zi! Care este strigătul tău preferat pe terenul de tenis când joacă Victor? Păi când lovește mingea... Care este strigătul tău preferat de încurajare pe terenul de tenis când joacă Victor? Vamos! Victor! Așa! Băi, nu. Trebuie să mă ocup de voi doi, nu mai merge. Am zis așa, nu știu ce, dar nu. Așa. Bănuiesc că te duci cu el. El nu joacă cu mine, n-are răbdare cu mine să joace. Că de-aia sunt eu joc cu Clara și cu Ela. Ăla e nivelul, înțelegi? Pe ele le-am dat la Hănescu, la tenis. Victor, da. Știi? Da. Numai Victorie. Da. Și le-am dat acolo și ele știu acum, știu, servează și așa. Și ne jucăm în curte și eu sunt omul de mingi. Eu le dau mingile și le adun de prin curte. Dar ele joacă mai bine ca mine. În rest, el n-a, dai seama că nu are răbdare. Victor, acum urmează o dedicație pentru tine. Da. Pentru că a insistat foarte mult Andreea. Da. Și a zis că dacă nu-ți spune sincer un lucru, nu e satisfăcut astăzi. Da. Tu ești acum departe, în turneu, noi suntem aici în Bucureștiul ăsta. Așa? Și noi, pe această cale, prin intermediul acestui umil podcast, dar prin intermediul vocii Andrei, mai fac și eu vocea doar câteodată, dar mă retrag așa în spatele microfonului. Dar acum, în momentul de față, da. E una dintre melodiile preferate pe care Andreea a cântat-o, dar n-a avut pentru cine. Acum are pentru cine, Victor. Da. Care melodie sună așa. Ce frumos. Victor, this is special dedication for you. Nu e ușor. Da. Ce frumos. Nothing compares. Nothing compares to you. Come on up one more time, baby. Nothing compares. Nothing compares to you. Nothing compares to you.
ce frumos! Doamne și domnilor, este Andreea Bălan! Vai, n-am mai cântat piesa asta de 10 ani. Am cântat-o o singură dată la un radio. Eu n-am cântat niciodată. Este prima dată când o ascult. Eu nici nu am cântat niciodată. E pentru iată. Mie îmi place foarte mult Prince, că piesa e a lui Prince, de fapt. Și o știam de la Prince și am cântat-o singură dată acum 10 ani la un radio. Cred că acolo mai ieși mai bine. Dar nu contează, important e că mi-a plăcut foarte mult. Și că, da, e multă emoție. Și nothing compares to him, da. Eu știam lucrul ăsta, de aceea vreau să vă spun că, da, nu o să intre Victor, pentru că Victor de data asta e prins în, e prins în mari, mari nebunii cu, într-adevăr, disciplină, tot felul de exerciții fizice, da. Totul de antrenamente. Foarte greu ce face. Adică imaginează-ți în fiecare zi, chiar dacă ai meci sau nu ai, el se trezește, are o disciplină cu ce mănâncă, și se antrenează în fiecare zi. Chiar și de Paște, chiar și de Crăciun, oricând el se antrenează, chiar dacă este în vacanță. Iar ei au vacanță doar o lună de zile în decembrie, în rest joacă 40 de săptămâni pe an, joacă în continuu. Și noi să fim împreună, trebuie să mă duc eu după el. Adică o săptămână pe lună plec la un turneu. Vom veni ne și noi, nu te vom lăsa singură, pentru că boxa lui trebuie să fie cât plină. Mai plină. Și atunci când îi trebuie vamos Victor, dar când spun eu Victor, adică îmi bag basul ăla și Victor, ha? Atunci cu siguranță va fi un dublu as. Da. Nu s-a întâmplat asta, dar cu siguranță o să întâmple atunci. Am înțeles că îți place foarte mult schiul nautic. Ai avut niște experiențe în sensul ăsta? Am făcut o singură dată aici la noi, la Snagov, și e greu, foarte greu. Dar ce-mi place? Îmi place schiul normal și îmi place să patinez. Că am fost la Dancing on Ice și îmi place să schiez. Așa că ai fost la Dancing on Ice, da. Și îmi place să schiez. Adică o dată pe an în Austria, așa, pe pârtile alea albastre și roșii, mă duc la Trebeleac, dar îmi place. Și apropo, eu mă legam de apă de data asta pentru că da. Vreau să întorc timpul cu 22 de ani în urmă? Când m-a aruncat Elena Cristian piscină? Băi, frate. Da, la aia te refer, da. Că acum am amintit. Uite, vezi, noi suntem deja conectați energetic. Eu știu ce urmează să mă întreb, vezi? Andreea chiar... S-a dus. După ce te-a aruncat Elena? Da. Voi ați mai discutat după aceea? Nu, niciodată. Dar nu ne-am mai întâlnit. Adică la emisiunea aceea n-am mai discutat și n-am mai întâlnit. Problema e că după aia prietenele ei, respectiv Silvia Dumitrescu și așa, au început să vorbească urât la un moment dat în niște emisiuni despre mine și eu n-am înțeles, adică eu am moved on. Păi tu ai fost victima. Da, ai moved on, am uitat, adică m-am văzut de treaba mea, știi, și ele n-au păstrat un pic chestia asta. Dar sunt convinsă că acum dacă vorbești cu Elena, nu, nici poate a uitat sau nu știu ce aminte, adică Elena, nu are nimic personal, știi, a fost doar o întâmplare în emisiunea pentru că era un concurs, vrea să ne fură microfonul și eu mai ageră și mai... așa, energic, am smuls microfonul și atunci s-a spărat și m-a aruncat. Am înțeles. Dar n-a fost o problemă. Problema era că eram cu la valieră, cu microfon, adică, na. Și a fost șocant la vremea respectivă. Wow, ce s-a întâmplat? Dar știi că s-a întâmplat același lucru în 1995 și când a fost aici Andreea Mărin, i-am arătat pastilă, Valentin Darie, care a fost în grupul Divertis. În 1995 era prima emisie pe care o prezenta Andreea Mărin aici. Și la un dat, țin minte că Valentin Darie a cântat la vioară. Ea trebuia să pară că nu-i pasă cine trece pe lângă ea. Și la un dat, pastilă, că așa îi spunem noi, așa îi spuneam grupul Divertis, a lăsat vioara, a prins-o așa, s-a făcut că dansează și a sărit cu ea în piscină. Urât, da. Da, ideea este că e urât pentru ce se, pe cel și care ca o femeie, tu investești timp, te machiezi, te coafezi, așa. Și după aia, când îți curge machiaj, tu mai poți să continui, trebuie să te oprești, să te duci, să te retușezi. Și dacă e o misiune în direct, o ai pierdut. Adică, de asta, adică nici eu n-aș vrea să... Da, da. Atunci a fost un șoc și în același timp era și finalul emisiei. Știi că asta provoca multe discuții. Și cred că momentul ăla, o să râși ce spun acum... a dat ideea că tu trebuie să faci ceva neapărat șocant ca să ieși în atenția lumii. Asta da, pentru că ține de marketing asta, e o teorie din marketing, nu ca să... Dar nu șocant cu orice preț. Nu șocant cu orice preț, adică într-o plajă în care da, ai foarte multă informație și așa, trebuie să faci și să declari sau să spui și unii se duc chestia asta la extrem. Doar și nu sunt atenți, pentru că e o linie foarte fină. Tu dacă aplici chestia foarte asta, delicată. Și îți poți strica brandul pe care l-ai construit și se poate întoarce totul împotriva ta. Adică ai grijă ce spui și cum spui. Corect. Și întotdeauna să nu lovești în alții, pentru că dacă lovești în alții, totul se întoarce împotriva ta și creezi antipatie. Tu mai stai în Pipera? Da, lângă Jolieville. Pe acolo e casa pe care am construit-o.
Tu știi că tu ai dat toate indicațiile despre casa ta? Da, o găsești pe Google. Exact. Da, ce? Am BGS, am camera, am tot. Cine deci vine, e, nu iese deci bine. Deci este... Să bine veni, da, nu. Construită de un duplex inițial, acum casă mare, aici spălătoria, tu de fiecare dată ești ceva de groază. Spălăm cu două mașini de spălat, uscător, călcător, avem... Te imaginează-ți la ce garderobă de scenă, doar atât. Garderoba mea de scenă este foarte mare de la atâtea dansatoare. E, asta vreau și să te întreb. Ai loc spală. În dressing? Nu, am trei căsuțe în jurul casei. Deci pe lângă casa, una stânga, una dreapta și una pe terenul vecinului. Nu cred așa ceva. Eu nu știu exact al cui e terenul vecinului, dar eu am construit o căsuță mică de depozitare. Acum ați aflat și vecinul despre cine vorba. Ia. Dacă deschideți, e mult luciu acolo. Dar e ok, mi-o dărâm în momentul în care faci ceva. Acolo mi-o dărâm, e ok. Deci mi-am construit o căsuță și acolo îmi depozitez recuzita de scenă și am aripi foarte mari. Acum pentru sala palatului, vreau să zic că am comandat în China, în Rusia și în Thailanda niște aripi imense pe care și dansatoarele o să le avem și urmează să vină. Scuze, și mă, efectiv, tu ai zis trei locații de parcă din Rusia ai luat niște pene pentru dreapta, din China pene pentru stânga da. Și în altă țară ai luat da. Și sunt două mașini de spălat, na, e o spălătorie întreagă acolo pentru că ele se spală, că la concerte se schimbă toate hainele alea, se murdăresc, se trăfălesc și atunci se spală. Dar tu ești mai... Iartă-mă, în sensul pozitiv, la mine. Tu ești mai nebună decât prevede legea, pentru că tu le-ai zis așa, dragilor, după cum știți, am o adicție pentru haine, de aceea garderoba mea este plină de obiecte vestimentare pe care nu mai port. Și după aceea ai început să vinzi din haine. Nu, aia cu vândut e o reclamă. Deci reclama a luat bani. Lumea, toată presa a crezut că eu mi-am pus hainele pe internet ca să fac bani. Nu, eu am primit bani ca să fac reclamă la site-ul respectiv. Poți să-l zic? Că să mai fac așa cum reclamă ca să mai iau niște bani. Că vine aia și mă plătesc. Băi, i-am zis că-ți vinzi hainele acum, pe bune. Nu, e o reclamă. Fac reclamă la acel site, la pentru că eu pregăteam întrebarea. Și normal că a trebuit să-mi pun niște haine pe acolo. A trebuit să mi le pun, nu? Ca să fac reclamă la site. Doar că hainele astea s-au vândut. E ok, adică am făcut bani de două ori. Am făcut bani odată că s-au vândut hainele. Dar hainele pe care le-ai vândut erau tale sau? Da, ale mele, normal, mai vechi. Și am luat 1000 de euro ca să fac reclamă. Zi-mi, fii atent aici. Zi-mi o haină pe care nu o să o vinzi niciodată, oricât de mulți bani ți-ar da cineva ca să o vinzi. Zi-mi o haină care îți trezecea... Hainele, ba da, am niște haine pe care eu cu mâna mea le-am cusut și pe care am lipit pietricele și alea nu o să le vând niciodată pentru că am stat zile întregi să lipesc acele pietricele, am badiuri întregi pentru că acum le găsești, le comanzi pe diferite site-uri din țările astea, China, Thailanda, Rusia. Exact. Pe vremea aia, acum câțiva ani, nu erau și eu puneam Swarovski pe fiecare ținută și le lipeam eu singurii că să am ore în șir nopțile și le lipeam. Alea nu le-aș vinde niciodată, le păstrez pentru fetițele mele. Așa. Deci dacă să mă mai vedeți cu hainele pe internet, e reclamă în continuare la site-ul respectiv. Puneți-vă și voi hainele acolo pentru că site-ul e foarte tare. Deci în sfârșit am fost liniștit. Pentru că acum, dragii mei... Da. Iar mă pui să cânt ceva ce nu știu. Da, da, de data asta o să-ți placă ce vrei, ce să cânți și eu o să am o mare problemă. Da. Știi de ce? Pentru că nu este o melodie ușoară. Te rog. Ce drăguț. Da, da. Asta e doar refrenul. Faci tu rap-ul? Da. Ah, ok, hai. Da. Băi, nu mă lăsa așa. Dar zici tu rap-ul. Dar eu zic rap-ul. Eu zic doar refrenul ăsta. Dar nu mă ajuți. Da. Stai că trebuie să pun foile în ordine. Știu că doare, tot mai tare, dar mai am ceva să șer. Yeah. Doar o favoare, yeah. E cel mai mare. Uită-mă. Știu că-ți pasă și nu te las amintirile de ieri. Mai încercare, cea mai mare. Uită-mă, hai, uită-mă. Acum totul dat uitării, las în urmă ce-a fost. N-am mai vorbit de mult, știu că n-avea niciun rost. Numele tău e? Mi s-a zis că acum e altul. Eu l-am răspuns că nu sunt curios să-l aflu. Cu cine împarți patul? E treaba ta. La fel cine te crezi că oferă liniștea. Dar oricât ai încercat, tu nu mă poți uita, fiindcă mintea ta a rămas în mintea mea. Adu-ți aminte, ne îmbăcam și ne tătam. Iar țară de seară, zi de zi, același tipar. Tu mă scoteai din minți, mă făceai să țip iar. Eu te întrebam ce simt, tu mă simți să dispar. Am dispărut definitiv, nu mă mai întorc. Degeaba cauți motiv să mai vorbim. Nu mai știu nimic de tine acum, că pentru mine e doar una din mulțime. Come on! Come on!
mamă! Știu că doar tot mai dar mai am ceva să șer. Să șer, să șer. Doar o favoare, e cea mai mare. Uită-mă, uită-mă. Yeah. Știu că-ți pas și nu te las amintirile de ieri. Mai încercare, cea mai mare. Uită-mă, mai tare, dar mai am ceva să șer. Dar o favoare cea mai mare. Uită-mă, uită-mă. Știu că-ți pasă și nu te lasă amintirile de ieri. Mai încercare cea mai mare. Uită-mă, uită-mă. Da, bine. Piesa asta și eu și Cortez în acea perioadă ne despărțisem. Cortez, îmi cer mii de scuze, am distrus melodia, dar îmi cer scuze, asta vreau să... Cortez, scurșa mea. Ne despărțisem atunci de niște relații foarte lungi și a ieșit piesa asta demențială, adică a fost number one, a fost ceva pentru noi, a fost o vindecare prin muzică, știi? Și când de fiecare dată când o cânt și o așa, mi-aduc aminte de toată perioada aceea din care, uite, a ieșit ceva foarte frumos și că până la urmă toate lucrurile se întâmplă pentru tine. Cred că acum e o întrebare retorică. Spune-mi perioada nasoală din care n-a ieșit ceva frumos la tine. Ok, din toate cred că a ieșit ceva frumos. Pentru că tu niciodată, citez, niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa mențin silueta cu prăjituri, ciocolată și cu multă apă. Asta mult acum vreo 10 ani. Da, mă, dar o oră zilnic. Acum 10 ani. Acum nu mai mănânc prăjituri zilnic. Și nu se de 3 ori pe săptămână dans nu mai faci? Nu, fac sport în fiecare zi acasă câte 40 de minute seara. Și masaj? Fac și masaj, da. Fac cu săculeț, cu gantere, am acasă și după ce-l fac băiețe la fetițe, 40 de minute eu fac sport. Se știe. Seara? Seara fac, da. Păi n-am timp în timpul zilei și fac seara. Dar cel mai bine să faci seara sau dimineața? Dimineața, nu seara, dar eu fac seara. E ok. Dragii mei, vreau să vă spun că Andreea are o prezentare specială. Da. Știu să cos, da. Știu să fiu ordonată, da. Să fiu disciplinată, da. Sunt muncitoare, da. Fac sport, da. Mai știu să gătesc un pic așa, un pic, da, nu așa. Mor de foame, nu. Mă descurc în viață. Da. Dacă mă lași fără un bun oriunde, da. Eu știu să mă descurc. Da. Eu plătesc facturile, da. Dar acum e mai ușor, că le plătesc online. Dar și acasă sunt organizate, toate sunt foarte organizate, ordonate. Ești senzațional. Și toate astea vin din copilărie, de când trebuia să mă îngrijesc singură, că mergeam în concerte și mergeam singură fără mama și eu trebuia să-mi fac bagajul, să am grijă de bagaj, să fiu ordonată, că eram singură, nu avea nimeni grijă de mine. Tu n-aveai niciun asistent, nimic? Păi nu exista ce asistent atunci, pe vremea aia, eram eu cu tata. Și tata, săracul, făcea și el ce putea și eu trebuia să... De unde învăța să te machiezi? Păi la vremea respectivă, am colo, noi, da, și eu mă machiez de ani de zile singură la emisiunile alea astea mai spectaculoase, da. Am. Dar în 20 de minute eu sunt așa, ies din casă așa. Adică totul e pentru mine natural, înțelegi? Și Stella Popescu m-a invitat, m-a învățat, o chestie foarte bună și foarte interesantă pe care noua generație nu are. Și mi-a zis așa, Andreea, tu tot timpul trebuie să ieși scoasă din cutie din casă. Nu există ca tu să fii ciufulită și așa, pentru că așa îți respecti publicul. Publicul vrea să te vadă ca la televizor. Nu vor să te vadă ca cum ești tu dimineața, cum te trezești ciufulită. Doamna Stella m-a învățat și eu am băgat la cap și mereu am fost impecabilă când am încercat, pe cât posibil, când ies din casă, știi? Acum aveți la noua generație gândirea asta. Nu, trebuie să fii 100% natural. Păi, suntem natural, dar hai să ne aranjăm un pic, că e vorba de respect, știi, că oamenii... Uite, de exemplu, Cristi este 100% natural, în afară de păr, pe care l-am rugat astăzi să vină... Dar le-am fes? Le-am un fel de fes păr. Fes păr. Fes păr. Notează. Brand, îl facem la OSIM, Fesper. Andreea mi-a dat ideea. Așa. Mai ești ambasadoare SOS Satele? Da, Satele Copiilor. Este această organizație minunată care se ocupă de copii care nu au părinți sau au părinți, dar nu-i pot crește și pe cât posibil încerc să fac awareness și să-i ajut cu evenimentele pe care le fac. Da. Suntem pe ultima sută de metri. Da. Ultima sută de metri înseamnă ultimele întrebări. Da. Numai că acum vine... un test muzical foarte important. Aoleu, iar, așa, zi.
Nu te speria. Cum se spune în spaniolă? Nu te speria. Băi, da. Nu te preocupa, speriatos. Așa. Așa. Bun. Deci, tu, eu te-am văzut foarte bine ce ai făcut tu. Deci podcastul ăsta are 4 ore. Așa o să se difuzeze? Da. Ah. Bine. Așa. Da, m-am inspirat de la colegii mei de breaslă. Așa. Marc, Calfe și Zidari. Asta este... Deci, eu am luat ceva de la tine. Da. Da. Și am transformat în altceva. Da. Normal. Nu te speria. Nu. Stare mucică. Acest moment îl dedicăm... Da. Muzicii românești. Da. Și... Da. Unui prieten. Da. Prin intermedia căruia... A, da, știu! Ha! Like asta, da! Hai, știi! A, asta e momentul meu cu majorete în show. E foarte tare. Deci, dacă ai zis și majorete, numai femeie o să vin la sarbala. Așa. Ok. Și... Dar, atenție, eu sunt niște schimbări mici acolo. Care? O să vezi. Nu te speria. Așa. Doamnelor și domnilor, acesta este avem un moment... Ne avem Jive? Da. Da. Dar fii atent cum vine. Zi. Doamnelor și domnilor, să vină fetițele dulci, majoretele din București. Așa. Ce tare! Nu vă grăbiți! Nerăvașilor! Arbăsarilor! A, e mai lentă la tine! Să începem! Andreea? Da! Anz mai drive! Fetițe dulci! Aha! Cam București! În toată lumea nu găsești! Da, te ascult! Privește drept! Unde anume? În ochii lor! Și ce să se întâmplă? Și să citești povestea mor! Povestea lor nevinovată. El un băiat iubea o fată. Cum mai putea Să nu iubești fetițele din București. Într-o zi mi-ai dăruit o portocală, eram doi copii și aveam ce? O portocală, lumea toată ne părea ce? O portocală, soarele pe era și el. Ulalala! O portocală, la 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 la. Bine ați venit, domnule și domnilor! Sunteți la podcast, Patria Bălan! La 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 la. Tu, eu și-o umbrelă. Tu, eu ne plimbăm. Cerul ca o acuarelă. Nu ne vede sub umbrelă când ne îmbrățișăm. Andreea, tu, eu și-o umbrelă. Tu, eu ne plimbăm. Pe sub pânza de mătase tu ești parcă mai frumoasă când ne sărutăm. Ce mică-i vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea. La școală visam că o așteptam, dar ea când broia venea. Hei, hei! Ce mică-i vacanța mare, spuneam când eram școlar. Dar parcă oricând aș spune așteptând vacanța mare iar. Eram fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-a dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm firea ce-o purtăm, ce-i bun să le arătăm. Toată lumea! E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și-o lume inocenții păstrează orice-ar fi pentru copii. Ce
Mulțumesc frumos! Aceasta a fost Andreea și iată ce voce frumoasă are! Ce frumos! Și ce înclinație către muzica românească! Dar, ca să-i stricăm bună dispoziție, începem întrebările! Ta-ra-ra-ta-ta! Prima întrebare sună așa. Piesa Andrei, care ar fi fost în zilele noastre lejer în topuri, este? Păi toate 5 hiturile, toate 5, adică Liberă la mare, Moșule ce tânărești, Prima deci iubire, Lasă-mă pe la mare. Da. Da. Deci aș vrea să iau și eu piesa asta, dacă îmi permiți, Moșule ce tânărești. Știi că la vremea respectivă radiourile nu ne difuzau, piesele astea au devenit hit fără ca cineva să ne difuzeze, Radio Contact nu ne difuza și au devenit hituri din tarabă în tarabă, adică noi am fost un fenomen fără ajutorul cuiva. Înțelegi? Înțeles. Așa. Cel mai bun moment de la Te cunosc de undeva a fost? Eu când am fost Britney Spears. Nu, toți sunt buni, toți sunt buni. Nu, ai spus-o. Atenție, liniște. Așa, am fost cu șarpele pe mine. Nu mai știu melodia, nu contează melodia. Nu, ce? I'm a slave for you. Nu mai știu, nu contează melodia. Contează că eram cu șarpele pe mine de 3 kg și de asta zic. Nu contează. Am înțeles. Nu. Restul ăsta ăla cu șarpele de 3 kg. Da, așa, zic. Mai. Dar nu ți-e frică de șerpi? Nu mi-e frică de nimic. Asta e problema, că poate câteodată trebuie să-ți fie și frică ca să te conservi, să te păstrezi. Nu mi-e frică de nimic, mă duc atancul înainte. Fie de aici, Andreea zice, nu mi-e frică de nimic. Văd un elefant, nu mi-e frică, văd un șarpe, nu mi-e frică, văd un piton, nu mi-e frică. Și trece o musculiță. Da, asta e o glumă. Așa. Putea să intre. Îi plătești prea puțin. Nadal, Djokovic sau Federer? Djokovic. Pentru că interesant. Recorduri. Așa. Pantalon sau fustă? Fustă. Vacanțe în Dubai sau la Paris? La Dubai. Stăm acolo la piscină. Chiar acum plec în Dubai în iunie. Filmez și două clipuri, că eu nu plec. E un binutilu cu plăcut, adică nu poți să pleci doar așa și să stai, să nu faci nimic. Și atunci fac două clipuri, că și anul trecut am plecat și am filmat două clipuri și acum plec în iunie cu fetițele și cu mama, dar filmez și două clipuri, vine echipa de filmare și filmez două clipuri pe care le voi lansa, unul de ziua mea și unul în toamnă, pentru că mă pregătesc de Sala Palatului. Iștenem, cum zice franțuzul. Așa, gata, zi. Din Dubai, franțuzul din Dubai. Dans contemporan sau popular? Populară, că e mai pe ritm, mai pe energie. Să trăiești pe insulă pustie cu Ozana sau cu Temișana? Hai cu Nașu. Ce să zic? Așa. Fie într-o întrebare așa, în care stă practic acest podcast. Spontaneitate sau planificare? Ei. Eu de obicei planific, dar tu m-ai luat pe spontan tot. M-ai pus să cânt tot. Spontaneitate acum, ce să fac? Instagram sau TikTok? Instagram. Interesant. Wimbledon sau Roland Garros? Păi la Roland Garros nu am fost, deci nu știu cum e. Acum o să merg. Perfect, întrebarea ți-o pun peste câteva luni. Fii atent aici, o întrebare care m-a plăcut la nebunie. Uit, dar nu iert. Sau iert, dar nu uit. E bine să ierți și să nu uiți. Ca să fie bine. Așa. Care dintre echipele de mai jos ar avea mai mult succes în America Express? Temișan cu Ozana, da, sau Cristi Iacob cu Pepe? Nu, Temișan cu Ozana. Pe bune? Da. Pentru interesant. Că Ozana e foarte ambițioasă. Chiar, da, e foarte ambițioasă. Ba da, Temi cu Ozana, așa. Ultima întrebare, o chestie care cred că numai Te cunosc de undeva a realizat lucrul ăsta, da, la capitolul acesta. Da. Care a fost cea mai tare parodie la Andre? Au fost câțiva care au interpretat Andre, dar nu mai știu exact câți au fost. Nu mai știu. Să știi că a fost și Sore. Da, Sore a făcut bine, da, a făcut bine. Țin minte că și au fost și fetele Ana cu Raluca. Ana cu Raluca, foarte exact. Bine a făcut, da. Da. Dar nimeni nu te-a putut. Nu, de aia nici nu s-a dat de prea multe ori producătorilor. Nu s-a dat, înțelegi? Pentru că era prea greu de imitat. Too hard to copy, yes. Așa. Dragilor, astăzi a fost o emisie revigorantă. De 5 ore. De 5 ore. Sperăm să vă uitați la toată emisia. Da. Dacă nu puteți să dați skip așa, așa. Clara o să se uite, că e partenera. Se uită, da. Așa. La 5 ani se uită, dar are răbdare. Și vreau să-ți mulțumesc în numele tuturor. Și eu vă mulțumesc, m-am simțit foarte bine. Iartă-ne că te-am extenuat. Nu, m-am simțit bine, ok.
Ultima melodie pe care o cântăm e o melodie pe care... Nu știu, ca de obicei. Așa? Așa. Și spun tuturor celor care ne-au urmărit, noi n-am repetat niciun moment. Nimic, n-am repetat. Sper, Doamne ajută să iasă bine, să se audă bine, că n-am nici căști să mă aud. Deci m-a pus să cânt live, fără că... Păi de ce nu mi le-ai dat să mă aud? Deci înțelegi, eu nu m-am auzit, eu nu știu ce am cântat, înțelegi, nu m-am auzit. Adică dacă îmi scrieți în comentarii că am cântat prost... E, dragii mei, nu m-am auzit. Asta e. Așa. Deci eu am pus acolo căștile, zic, las cu să vedea. Și mintea ta a fost... Da, i-ai mâncat toate marocunțurile, da. Maromunțurile, da. Macaralele, așa, marunțurile, deci, lui Doamne Petrișor. Ajută să se audă bine, așa. Îi mulțumim lui Petrișor și îi mulțumim și lui Victor. Baftă oriunde s-ar afla pe acest continent bătrân și altele continente. Iar ție multă baftă. Mulțumesc. În octombrie la Sala Palatului. Să știi că viața e formată din lucruri, da, simple. Noi le complicăm. Nu știu ce e asta. Am ascultat-o, dar cântă tu. Hai că o să cânt eu debut. Așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Yeah. E inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta pentru mine. Pentru tine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe motive ca să iubesc. Și acum refrenul e foarte greu, da. Foarte, chiar nu vreau. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cerul albastru, eu și tu, e rochița ta. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra, voi păstra. Astăzi alături de noi au fost la pian și mandolină și dat din cap este Marius, la chitară și păr țepos este Cristi, la tobă și premier deosebit este Sergiu, la sunet a fost Sherban, la camera a fost Răzvan, Andreea ne-a servit cu ceva pe masă, iar Andreea Bălan a fost mai frumoasă și mai blondă și mai albastră ca niciodată. Liber la mare, stau cu fața la soare, ne iubim pe risipul fierbinte, jur că mai să stau toată cu minte. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cerci și când mă ieși, și speranța că nu te vei schimba. De aș avea lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu. Mulțumesc, Andreea, mulțumesc frumos. Mie de ajuns și muzica, muzica. Mie de ajuns privirea ta, privirea ta. Lucruri simple voi păstra, voi păstra. Toată lumea. Na 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 na, everybody. Na 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 na.
Scuze-mă, s-a tras ceva? Nu. Ok, o luăm de la capăt. Aha, olea. Eu să fac soarele așa. Da. The sun. Și ce să zic? Ce vrea mușchiul tău. Aici e toată partea asta. Da. Avem nori. Ok. Așa e în viață, știi? Bun. Avem nori. Bun. Doar că noi aici suntem fericiți, înțelegi? Uite. Zâmbim, uite. Înțelegi? Pac, pac. Și mai avem și copii. Ok, bravo. Asta e cel mai important. În fine, eu am doi. Așa. Și mai am acum la pe Victor, care e fericit. Așa. Și mai punem lângă Victor? Și mai punem și pe băiețelul Victor, care este mai mare. Așa. Și suntem fericiți. Și avem aici un curcubeu. Stai? Așa. Și acum semnează ca și cu afișat. Victor e renașentist? Ce vorbești, mă? Băi, vezi, mă, băi, ți-ai zis că e talentată? Chiar e. Băi, m-am spus? M-am spus? Te duci să-l pui la Prado. Nu la Prada. A jucat 20. Așa, asta e. Nu. Deci vreau să spun că ai spus niște lucruri formidabile. Fata asta să fie de vină? Nu te pripi! Nu te pripi! Te rog, nu te pripi! Don't pripi yourself! Cum au mers astăzi antrenamentele? Acum meci într-o oră jumătate a meci. Băi, ținem pumnii! Da! Victor, ținem pumnii, pe bune! Te frumos! Vezi că ți-a făcut o dedicație pe care n-a cântat-o de vreo 10 ani. De fapt, nimeni de aici n-a cântat-o. O să te descurci tu. Și când vin apoi... Auzi, bine, ok, o să vin la dublu. O să fiu, sper, știi cum se spune pentru... A, vezi că ați dat și un test. Aula, m-a întrebat o fel de întrebări de tenis. I-am zis, de câte ori ai voie dublă greșeală? Știi ce? De câte ori ai voie dublă greșeală? De două ori. Deci eu scupa, mă! Băi, n-ai cum să nu iubești! Hai, pa!